Doamne, ajută să facem lucrurile. Numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul adevărului care pentru tine ești și pe toate primești, istrie bunătăților și dătătură de viață, vină și să rășuiește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Întrumele Domnului, Părintele, binecuvântează. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și a Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine v-am găsit! Voi spune câteva cuvinte de introducere, mă rog la părintele Sava. Mulțumim bunul Dumnezeu că ne-am venit să ajungem în această zi, care nu este o zi ca oricare alta și pentru faptul că începând din această seară este pomenită Sfânta Mare Mucinsă Ecaterina, supranumită și purtătoarea de înțelepciune, cu ale cărei rugăciuni nădăjduim să gândim și să vorbim și să trăim în Duhul Sfinților Părinți. Conferința din seara aceasta, susținută de părintele de Gherosava la Vreotul, va avea două părți. Prima va fi o omilie pregătită dinainte, nu foarte lungă, și după aceea mai mult timp pentru întrebări. Întrebările vă rugăm să le trimiteți în scris. Cel care le va strânge și le va da spre citire, va fi părintele Nicodim. Este o seară deosebită și pentru faptul că și la un moment dat chiar îi vom pune părintele Sava această întrebare. În această seară Bucureștiul găzduiește atât ortodoxi cât și eretici de cea mai înaltă clasă. Ca să zic așa, în cazul ortodoxilor de cea mai înaltă clasă, prin atâția părinți care au viețuit în Sfântul Munte și care au fost trigoniți și zuniți de acolo pentru mărturisirea de credințe, cât și de cea mai joasă speță, mai bine mai exprim așa, prin prezența ereticului patriarh Ecumenicul Bartolomeu I, începând cu ziua de astăzi pentru sfințirea catedrale care da dar mâine. Dar vom ajunge și la subiectul acesta. Suntem întotdeauna bucuroși când ne aflăm în România. Pentru că ne aflăm alături de oameni și de părinți care îl iubesc pe Hristos. Le pasă de credința noastră ortodoxă și duc lupta cea bună într-o epocă în care toate se risipesc. Καταρχήν, να σας μεταφέρω τις ευχές και την αγάπη των Αγιωριτών Πατέρων. De la început vreau să transmit rugăciunile și binecuvântarea părinților adoniți. Που έχουν διακόψει το μνημόσυνο του Βαρθολομαίου, του Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Care au întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu. Ήταν να έχουν και με άλλους πατέρες, αλλά δεν μπόρεσαν αυτή τη φορά. Era vorba să vin împreună cu alți câțiva părinți, însă, până la urmă, lucrurile s-au schimbat. Pentru că avem multe îndatoriri și nu putem să fim cu toții în același loc, în aceeași zi. Να ξέρετε ότι προσεύχονται ιδιαίτερος για το ρουμανικό λαό. Εν όχι κάτι σχετικά, νοι κουτότσι να βγούμε τον μόντ διόσεβιτ με τον ποπόρ ρωμαν. Και πάντοτε είμαστε πολύ χαρούμενοι όταν βρισκόμαστε αυτούς τους συναγωνιστές πατέρες και εσάς. Συντούτα όνομα να βγούμε και να φλέμ εμπρεύνα που αυτές οι παρήντες εμπρεύνα ρωπτατόρ την ρωτάτα παιδίντσα και εμπρεύνα του νάς. Είχα ετοιμάσει μια ομιλία, αλλά επειδή ήταν μεγάλη, θα μιλήσουμε, να πούμε λίγα λόγια εκ καρδίας. Am pregătit o ομιλία mai lungă, însă, datorită lungimii ei, m-am hotărât să mai scurtez din ea pentru acest seară și voi spune câteva lucruri din inimă. Έτσι ώστε να έχουμε χρόνο για να κάνετε
tăți rotiți, spune pară poles. Și să avem astfel timp pentru întrebările pe care le să le puneți și care sunt foarte importante. Εδώ και πάνω από δύο χρόνια έχει ήδη συμβεί αυτή η ψευδοσύνδεση της Κρήτης. Ακόμη πέστε δύο χρόνια από το κακέστη συνότερο χωρίς την Κρέτα. Η οποία έχει αλλάξει τα δεδομένα στην Εκκλησία μας. Care a schimbat situația în Biserica noastră. Η αίρεση φυσικά του Οικουμενισμού είναι κηρύσσεται εδώ και 115 χρόνια περίπου, πάνω από 115 χρόνια. Panerizia Ecumenismului este predicată, propovăduită în biserică de peste 115 ani. Απλώς με αυτή την σύνοδο που έγινε, την ψευδοσύνοδο, însă prin acest sinod în care s-a avut loc, κατοχυρώθηκε συνοδικά η αίρεση. A fost stabilită sau legiferată în mod sinodal erezia. Αυτό που δυστυχώς βλέπουμε σήμερα, ceea ce, din păcate, vedem astăzi, είναι ότι υπάρχει χαλάρωση στους Ορθόδοξους Χριστιανούς. Este că există o slăbire din partea creștinilor ortodoxi, o slăbire în credință. Schiadon έχει ξεχαστεί αυτή η σύνοδος, ότι έχει συμβεί. Și nu numai atât, însă că am fost uitat deja acest sinod din Creta care a avut loc acum 2 ani. Και τα πράγματα που συμβαίνουν στην Εκκλησία μας μέσα, όλο και χειροτερεύουν. Iar lucrurile care se întâmplă în biserică sunt însă din ce în ce mai rele. Η αδιαφορία στους χριστιανούς είναι παρεμειώδης. Δεν ξανά έχει γίνει τέτοιο πράγμα στην ιστορία της Εκκλησίας. Η indiferența creștinilor de astăzi este una care să rămână unică. Niciodată nu s-a mai întâmplat în istoria aceea. Γι' αυτό και πολλοί μας λένε, καλά, ακόμα με την Σύνοδο της Κρήτης ασχολείστε. Și sunt unii care spun, bine, dar încă tot de Sinodul acesta din Creta vă ocupați. Πριν από 4-5 μήνες, în urmă cu 4-5 luni, ο πατήρ Σπυρίδων Ρώσου, Părintele Ιερομάνακλου Σπυρίδων Ρώσου, μου ζήτησε να γράψουμε ένα κείμενο το οποίο το είχαμε προσχεθεί και στο ρουμανικό λαό ότι θα το κάνουμε. Mi-a cerut să scriu un text pe care de altfel l-am promis poporul român că îl voi scrie. Το οποίο εξηγεί τις αιρέσεις που υπάρχουν στο πέμπτο κείμενο της Συνόδου περί Εκκλησιών. Și textul acesta explică anume care sunt ereziile cuprinse în documentul semnal asumat din Creta despre relațiile dintre biserici. Με τη βοήθεια του Θεού το ολοκληρώσαμε. Cu ajutorul Dumnezeu am terminat acest text. Το έχω ήδη στείλει στον Πάτερ Κυπριανό για να το μεταφράσει στα ρουμανικά. L-am trimis acum câteva zile Părintele Ciprian ca să-l traducă. Και εκεί φαίνεται ξεκάθαρα πόσο ερετική ήταν αυτή η σύνοδος. Și în acest text se vede foarte clar cât de eretic a fost acest sinod în Creta. Όλα τα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τα επικυρώνει ορθόδοξα. Toate textele Consiliului Mondial al Bisericilor, texte care au fost și hotărâri luate de-a lungul timpului, sunt legiferate, oficializate prin acest sinod în Creta. Αναγνωρίζει όντως τις αιρέσεις ότι έχουν χάρη και μυστήρια, την βαπτισματική θεολογία και η θεωρία των κλάδων. Recunosc faptul că ereticii ar avea har și taine, deci este recunoașterea asta la teologiei baptismale și a teologiei ramurilor, două teologii de altfel eretice. Καταδικάζει τους Ορθοδόξους Χριστιανούς που θέλουν να υπερασπιστούν την πίστη των πατέρων μας. Documentul acesta din Creta îi condamnă pe creștinii care vor să-și apere credința ortodoxă. Και εν τέλει, καταλύει τελείως το σύμβολο της πίστεως μας. Το πιστεύω εις ένα Θεό. Și în final, anulează întreg simbolul de credință, adică crezul ortodox. Πόσο χειρότερο μπορεί να έκανε μια σύνοδος στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ce ar fi putut să facă... Πόσο χειρότερο κακό. Ce ar fi putut să facă mai rău un sinod pentru Biserica Ortodoxă decât a făcut acesta. Αυτό λοιπόν που πρέπει ως Ορθόδοξοι σήμερα να κάνουμε, ceea ce noi trebuie să facem astăzi ca Ορθόδοξοι, είναι να απορρίψουμε την Σύνοδο της Κρήτης, este să refuzăm hotărârile Sinodului din Creta, ως ψευδοσύνοδο και ως ερετική, ca fiind un sinod ortodox și unul eretic. Εδώ λοιπόν δημιουργούνται όμως κάποια προβλήματα. Însă aici se creează câteva probleme.
Εμείς ανέκαθεν ως Αγιορείτες Πατέρες, είπαμε ότι θα ακολουθήσουμε την οδό των Αγίων Πατέρων, των Αποστόλων και όσα μας διδάσκουν οι σύνοδοι που ήταν Ορθόδοξες. Noi, ca și părinți aioriți, am spus că vom urma calea pe care o învățăm de la Sfinții Apostoli, de la Sfinții Mucenici și de la toți Sfinții Părinți ai Bisericii. Chiar tot cam. Și lucrul acesta pe care am spus că o să-l facem, îl și facem într-adevăr. Όμως, για αυτό το λόγο μας κατηγορούν ότι κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία. Însă, sunt unii care ne acuză că noi, făcând acest lucru, creăm schismă în biserică. Έχουμε λοιπόν, έχουν δημιουργηθεί κάποιες στάσεις μέσα στην Εκκλησία. S-au creat câteva poziții, atitudini în biserică. Που εμποδίζουν τη σωστή αντιμετώπιση της φανερέσεως του οικουμενισμού, το πώς θα αντιμετωπίσουμε την φανερέσεως του οικουμενισμού. Care împiedică abordarea sau înfruntarea corectă a φανερεσιέι οικουμενισμού. Απ' τη μία έχουμε τους οικουμενιστές, pe de o parte avem οικουμενιστές, οι οποίοι μας κατηγορούν ότι κάνουμε σχίσμα μες στην Εκκλησία, όταν δεν μνημονεύουμε τους επισκόπους. Care ne acuză că facem schismă în biserică atunci când nu-i mnemonim pe episcop. Και απ' την άλλη, iar pe de altă parte, έχουν δημιουργηθεί κάποιες στάσεις από αυτούς που είναι Ορθόδοξοι. S-au creat niște tendințe din partea celor care sunt Ορθόδοξοι. Και από αυτούς που έχουν διακόψει το μνημόσυνο. Și din partea celor care au întrerupt pomenirea. Οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα. Care spun că nu trebuie să ajungem la extrem. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε ούτε την μία οδό, ούτε την άλλη οδό. Noi nu vom urma nici o cale, nici alta, nici a ecumenismului, dar nici cealaltă care vorbește despre extrem. Ακολουθούμε την οδό των Αγίων Πατέρων που μας λένε να μην έχουμε επαφή καμία με αιρετικούς. Noi urmăm calea Sfinților Părinți care ne învață să nu avem nicio legătură cu ereticii. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης έλεγε χαρακτηριστικά Sfântul Teodor Stoitul spunea în acest sens ότι οποιαδήποτε κοινωνία με αιρετικούς, είτε είναι καταδικασμένη ή όχι, είναι θάνατος. Că orice comuniune cu eretici, indiferent dacă aceștia sunt condamnați sau nu pe eretici, deci orice comuniune cu aceștia este moarte. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ σήμερα. De aceea ne aflăm noi astăzi aici. Επειδή είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει πρόβλημα στην Εκκλησία. Pentru că fie vrem, fie nu vrem, există o problemă în biserică. Όλοι μας θέλουμε να σωθούν. Toți vrem să ne mântuim. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Și din acest motiv va trebui să fim atenți. Να εξηγούμε τους Αγίους Πατέρες όπως εξηγήσανε οι προηγούμενοι Αγίοι Πατέρες. Să interpretăm ceea ce spun Sfinții Părinți așa cum au interpretat și Sfinții Părinți dinaintea lor. Να μην κάνουμε δικά μας πράγματα. Să nu dăm noi interpretarea noastră. Για να μπορέσουμε να έχουμε καλή απολογία στο φοβερό βήμα του Χριστού μας. Ca să putem avea răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, din acest motiv, θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτόν τον αγώνα. Va trebui să fim uniți în această luptă. Εμείς ουδέποτε χτυπήσαμε ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αγώνα εναντίον του κομμουνισμού. Noi, ca părinți αγιορίτες, niciodată nu am lovit personal în persoane care luptă împotriva panereziei comunismului. Και θέλουμε να υπάρχει ενότητα, αλλά εν αληθεία, μέσα στην αληθεία των Αγίων Πατέρων, όχι έξω από αυτή. Și vrem să existe unire, însă în adevărul Sfinților Părinți, nu în afara acestui adevăr. Και γιατί το λέω αυτό. Și de ce spun aceasta? Δυστυχώς, σήμερα έχουμε αφήσει τον οικουμενισμό και τα προβλήματα που δημιουργούν ο οικουμενισμός. Din păcate, astăzi, unii au lăsat deoparte ecumenismul și problemele pe care el le provoacă. Και δόξα τω Θεώ, όχι εμείς οι αγιορείτες. Și slavă Lui Dumnezeu, nu noi, ca părinți αγιορείτες, facem aceasta. Αλλά κάποιοι άλλοι, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα σε αυτούς που έχουν κάνει διακοπή την ουσία. Însă sunt alții care creează probleme celor care au întrerupt pomenirea. Με αποτέλεσμα, iar ca rezultat, ο αγώνας να μεταφέρεται από αντικουμενιστή, από τον οικουμενισμό στους κόρπους των αποτυχισμένων. Și lupta se mută din cea dusă împotriva οικουμενισμού, în cea dusă între cei care au întrupomenire. Γι' αυτό εμείς τονίζουμε ότι πρέπει να έχουμε εν πρώτης την γραμμή πολέμου στον οικουμενισμό, στην αίρεση.
De aceea noi spunem că trebuie să fim uniți în lupta împotriva ecumenismului, a ereziei. Και σήμερα αυτό θα πούμε. Πώς αντιμετωπίζεται ο οικουμενισμός. Și astăzi, acest lucru vă spunem, cum se înfruntă ecumenismul. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί Marea problemă care s-a creat είναι με ποιους θα πρέπει να έχουμε κοινωνία. Este cu cine ar trebui să fim în comunare. Biserica să trebuie ce da. Αυτό λοιπόν που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες ceea ce ne spun Sfinții Părinți είναι ότι με αυτούς που διδάσκουν γυμνή την κεφαλή αίρεση πρέπει να διακόπτουμε την κοινωνία. Este că cu cei care învață cu capul descoperit, deci pe față, erezia, cu aceștia trebuie să nu avem nici o comunică. Σήμερα όμως συμβαίνει κάτι ακόμα χειρότερο. Însă astăzi se întâmplă ceva mai rău decât aceasta. Δεν κηρύσσεται απλώς η αίρεση. Nu numai că erezia este simplu propovăduită, αλλά έχει κατοχυρωθεί συνοδικά, με συνοδική στάμα. Însă ea a fost legiferată sinodal, prin συνοδική κράτα. Και το θέμα είναι ότι ποιοι είναι αυτοί που δέχονται πλέον τη σύνοδο της Κρήτης. Problema este cine sunt cei care, de fapt, acceptă sinodul Creta. Κάναμε μία διόρθωση στο κείμενο του Ποτοσάν που είχε βγει. Am făcut o corectură rezoluției de la Ποτοσάν pe care a semnat-o cu toții. Μάλλον μία επεξήγηση. Όχι μία διόρθωση, μία επεξήγηση. Mai degrabă o lămurire, nu o corectură. Ότι με αυτούς που αποδέχονται τη Σύνοδο της Κρήτης, εμείς δεν έχουμε σχέσεις, δεν κόβουμε κοινωνία. Că cu cei care acceptă Sinodul din Creta, cu aceștia noi putem să fim în comunare. Δημιουργήθηκε ένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λοιπόν. Una dintre problemele care s-au creat ήταν με τις τέσσερις εκκλησίες που δεν πήγαν στη Σύνοδο. A fost cu cele patru biserici ortodoxe locale care nu au participat la Sinodul din Creta. Στην αρχή είχαμε κοινωνία και με το Πατριαρχείο της Γεωργίας και με την Βουλγαρία. La început am fost în comunune atât cu Biserica Ortodoxă a Bulgariei cât și cea a Georgiei. Όμως όταν πήραν επίσημη θέση πλέον οι εκκλησίες, însă în momentul în care acestea au luat o atitudine, o poziție oficială față de Sinodul din Creta, και δέχονται να έχουν κοινωνία με τους ερετικούς οικουμενιστές, și ei acceptă să fie în comunune cu ερετικοί οικουμενιστές, τότε εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μαζί τους. Sau de atunci noi nu putem să mai avem comuniune cu aceștia. Γι' αυτό κατηγορηθήκαμε ότι κάνουμε σχίσμα στην Εκκλησία. De aceea am fost acuzați că creăm schismă în biserică. Κατηγορηθήκαμε ότι λέμε ότι δεν υπάρχουν ορθόδοξοι επίσκοποι. Am fost acuzați că am spune că nu există, nu mai există episcop ortodox. Ότι δηλαδή λέμε για άκυρα μυστήρια. Adică vorbim despre am fost acuzați că am vorbit despre taine invalide. Και γενικά ότι ακολουθούμε μια οδό την οποία δεν μας την διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες. Și, în general, că am învățat o cale, sau să se urmeze o cale care nu este, de fapt, a Sfinților Părinți. Ο Άγιος Μάρκος Ευγενικός, Sfântul Marcu Eugenicul, δεν επέτρεψε σε αυτούς που ήταν, που ακολουθούσαν τους ορθόδοξους, τους λατινόφωνες, που δεν είχαν καταδικαστεί, να πάνε ούτε στην κηδεία του. Sfântul Marcu Eugenicul nu a permis latino-cugetătorilor, adică celor care nu fuseseră condamnați ca eretici, dar care erau filo-latini, deci doreau unirea cu Roma, nu a permis ca aceștia să participe nici măcar la înmormântarea lui. Και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, iar Sfântul Teodor Studito, σε επιστολή του προς τον Ευστράτιο Ηγούμενο, în epistola lui către Ηγούμενο Ευστράτιε, του λέει ότι προδίδει την πίστη, îi spune acestuia că trădează credința, διότι ναι μεν με τα λόγια ομολογούσε την Ορθόδοξος, căci chiar dacă cu cuvintele el mărturisea credința ortodoxă, όμως επειδή δεν διωκόταν από τους ερετικούς και το μοναστήρι του, dar pentru că el nu era prigonit de către eretici și își păstrase
funcția de stare în mănăstire. Και noi άλλοι ηγούμενοι από τα γύρω μοναστήρια είχαν εκδιωχθεί από τα μοναστήρια. În vreme ce ceilalți stareți de la mănăstirile din jur fuseseră prigoniți și alungați către cretici. Αυτό ο Άγιος Θεόδωρος το θεωρούσε προδοσία. Acest lucru Sfântul Teodor îl considera a fi trădare. Και τον προέτρεπε να κάνει ομολογία πίστεως και να διωχθεί για την πίστη του. Și îi îl sfătuia ca să dea mărturisirea de credință și apoi să fie prigonit pentru aceasta. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν αρκεί στα λόγια μόνο να λέμε ότι είμαστε αντικουμενιστές, ότι είμαστε ορθόδοξοι. Vedem că nu este de ajuns ca să doar să spunem că suntem ortodoxi și anticumeniști. Δεν θα μακρύνω παραπάνω το λόγο. Nu voi lungi mai mult cuvântul. Απλώς θα πούμε ένα τελευταίο. Voi spune încă un lucru. Ότι βρισκόμαστε στην εποχή που πρέπει να ομολογήσουμε τον Χριστό. Ne aflăm în epoca în care trebuie să-L mărturisim pe Hristos. Είναι ευκαιρία για μας τους χριστιανούς. Este o șansă pentru noi creștini. Να δείξουμε ότι αγαπάμε τον Χριστό μας. Să arătăm că Îl iubim pe Hristos. Και να τον ομολογήσουμε με τη μη κοινωνία με τους αιρετικούς. Și să Îl mărturisim pe Hristos prin necomunirea noastră cu eretici. Χρειάζεται να έχουμε φυσικά σωστή ζωή, ορθόδοξη ζωή, αλλά πρέπει εν πρώτης να κοιτάξουμε το δόγμα, την πίστη μας. Este nevoie, desigur, să avem și o viață curată, o viață ortodoxă, morală, însă, mai înainte de toate, este nevoie să avem credința ortodoxă. Όπως σας είπα προηγουμένως, τα πάντα διαλύονται. Așa cum s-am spus înainte, toate se risipesc. Trebuie λοιπόν να κρατήσουμε την πίστη μας. Trebuie să ne păstrăm credința. Να μην φοβηθούμε αν μας λένε σχισματικούς ή αιρετικούς ή ότι βρισκόμαστε εκτός εκκλησίας. Σε μου είναι τέμει να σε μας πούνε στην νόη και σε τέμει σχισμάτους ή αιρετικούς sau că ne αφάρα να φάρα από τη Ρίτσι. Αλλά να ξέρετε ότι αυτοί που δεν κοινωνούν με τους οικουμενιστές, αυτοί είναι πραγματικά η Εκκλησία του Χριστού. Și trebuie să știți că cei care nu sunt în comune cu οικουμενιστοί, aceștia sunt de fapt adevărata Biserica lui Hristos. Αυτό ευχόμαστε σε όλους σας. Acest lucru îl dorim tuturor. Αυτό είναι ο αγώνας μας και για εμάς τους αγιορείτες, που διωκόμαστε και είμαστε διωκόμενοι από το Άγιον Όρος. Aceasta este lupta pe care o ducem și noi băriții αγιορείς și suntem prigoniți și alungați din Sfântul Munte Athos. Διότι δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μας κατηγορούν. Pentru că, din păcate, există unii care ne acuză. Χωρίς να διώκονται. Fără ca ei să fie prigoniți. Και μνημονεύουν και αιρετικούς επισκόπους. Și în plus aceștia pomenesc episcopi eretici. Και όμως νομίζουν πως είναι ορθόδοξοι. Și totuși ei cred că sunt ορθόδοξοι. Αυτό είναι ο αγώνας μας και με τη βοήθεια του Θεού θα τον πάμε μέχρι τέλους. Aceasta este lupta noastră și cu ajutorul lui Dumnezeu o vom duce până la capăt. Αυτή ήταν και η ευχή που δώσανε οι υπόλοιποι αγιορείτες πατέρες που είμαστε μαζί. Aceasta a fost orarea pe care vă transmit ceilalți părinți aghioriți cu care sunt împreună. Όπως είπανε όλοι οι Άγιοι Πατέρες, να κρατήσουμε την πίστη μας ζωντανή. Așa cum au spus toți Sfinții Părinți, să ne păstrăm credința noastră ortodoxă vie. Αυτό ευχόμαστε και εμείς με τη βοήθεια του Χριστού μας και τις ευχές της Παναγίας Θεοτόκου. Acest lucru îl dorim și noi cu ajutorul lui Hristos și cu rugăciunile preacurate Maicii Sale. Vă mulțumesc! Ceea ce, înainte de a trece la întrebări, atât studiul Părintelui Sala despre documentul referitor la biserici semnat în Creta, cât și omilia pe larg pregătită pentru astăzi, o să fie traduse și le veți putea citi după aceea. Acum, ca să fie o conferință cât mai vie și de interes pentru toți și să înțeleagă toată lumea, vom trece la partea de întrebări și până se pregătesc câteva întrebări, eu o să-i pun eu, dacă permiteți, dacă tot am venit ca mingea la fileu la început, o întrebare pe Părintele Sava. Prima dată o să spun în românește și apoi o să-i traduc Sfinții Sale în greacă. Care este sentimentul pe care îl are și atitudinea pe care o are în prezent față de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, având în vedere, cum am spus, că astăzi amândoi se găsesc în același oraș în București. Ierunda, piene istasisas, ignomisas, iată în
Πατριάρχη τον Βαρθολομαίο. Σας ρωτάμε σήμερα επειδή και οι δύο βρίσκεστε στην ίδια πόλη εδώ στο Βουκουρέστι. Έχουμε μετά. Εγώ αυτό το ca să vedeți din răspuns, cu siguranță vă răspunde ceea ce se cuvine, ca să vedeți că lupta împotriva ereziei nu are de a face cu lupta împotriva unei persoane. Da? Nu este o luptă împotriva cuiva, ci este lupta împotriva ereziei. Eu cum am avea legătură de taxi, spus fizic. Spre părintele Sava, părintele Sava spune că îl iubește foarte mult pe Patriarhul Bartolomeu și acesta îl iubește pe Petre Sava. Emi scopsăm tot mimosul lui. Noi am întrerupt pomenirea lui. Αλλά θα θέλαμε πολύ να ήταν ορθόδοξο και να τον μιμολεύουμε. Dar ne-am fi dorit foarte mult să fie ortodox și să-l pomenim. Αν αλλάξει και γίνει ορθόδοξο. Dacă se va schimba și va deveni ortodox. Πράγμα που δεν το πιστεύω. Lucru care, din păcate, nu prea cred. Διότι όλοι ξέρουν ότι είναι μασόνος. Pentru că toți știu că este mason. Και ότι παίρνει από εκεί, παίρνει εντολές από εκεί ο άνθρωπος, δεν έχει ίχνος ορθοδοξίας από άνθρωπο. Și el primește ordine de la mason și, din păcate, nu are nici urmă de ortodoxie în el. Αλλά αν ήταν ορθόδοξος, θα τον ονέβα. Dar dacă ar fi ορθόδοξος, θα τον ονέβα. Αυτό που μας στεναχωρεί, ceea ce ne mâhnește, είναι ότι μερικοί επίσκοποι, este că unii episcopi, όπως είναι ο Σεραφείμ Πειραιός, cum este Mitropolitul Serafim de Pireu, care spune că este ortodox. Όποτε έρχεται ο Βαρθολομαίος Πατριάρχη, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Αθήνα. De fiecare dată când Πατριάρχου Βαρθολομαίου vine în Αθήνα, πηγαίνει και του βάζει βαθιά μετάνοια, se duce și face o μετάνοια în fața lui, λειτουργεί μαζί του, slujește împreună cu acesta, και μετά λέει ότι είναι ορθόδοξος. Și apoi Mitropolitul Serafim spune despre sine că este ortodox. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους ορθοδοξία είναι. Nu pot să înțeleg ce fel de ορθοδοξία este aceasta. Αλλά πιο πολύ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που λένε ότι όντως είναι ο Σεραφείμ ορθοδοξός τη στιγμή που μόνο στα λόγια είναι. Dar cu atât mai mult nu pot să înțeleg pe cei care spun despre Mitropolitul Serafim că este ortodox, că de fapt el este ortodox doar prin vorbe. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. De aceea va trebui să fim foarte atenți. Όχι να κρίνουμε κάποιον από τα λόγια, αλλά από τις πράξεις. Să nu judecăm pe nimeni după cuvintele lui, ci după faptele lui. Και από τον ιερόθετο βλάβο απογοητευτήκαμε. Am fost dezamăgiți și de Mitropolitul Ierodeos Vlachos. Διότι, ενώ μιλούσε ορθόδοξα, pentru că cu toate că vorbea ortodox, υπέγραψε μαζί με τον Σεραφείμ de Πειραιός φυσικά, a semnat împreună cu Mitropolitul Σεραφείμ de Πειραιός și cu ceilalți. Το κείμενο προς το λαό της Ελλαδικής Εκκλησίας. Textul numit către popor al Sinodului Bisericii Ortodoxe Grecești. Το οποίο λέει ότι η Σύνοδος ήταν Ορθόδοξη. Care textul acela spune despre Sinodul din Creta că a fost Ορθόδοξ. Μπορούμε με αυτούς τους ανθρώπους να έχουμε κοινωνία. Putem cu oamenii aceștia să fim în comunare. Dacă sunt deja pregătite întrebări, eu. Da, părintele Efrem, să pun întrebări. Lați un pic microfonul. Dacă Părintele Sava are, vede vreo legătură între regulamentul de organizare și funcționare al Sinodului, schisma din Ucraina, am repede camia schisme, dar simplu, catastră de cultul, disiont, discritis, tropiu de iberă, stampina, băina, cum... Regulament de Ucraina. Και της τοποθετήσεως της Ουκρανίας. Ναι, πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Πολλοί θα πούνε ότι δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Και αυτό είναι το λογικό. Și aceasta este lucru logic. Όμως έχει πολύ μεγάλη σχέση. Însă are o legătură foarte mare. Τα αίτια του σχίσματος δεν είναι γεωπολιτικά μόνο. Cauzele schismei nu sunt doar geopolitice, αλλά είναι κυρίως θεολογικά. Și sunt în principal teologice. Και από πού μπορούμε να το πούμε αυτό. Și de unde putem spune lucrul acesta. Αν κάποιος διαβάσει τα κείμενα της Συνόδου της Κρητής, της Ψευδοσυνόδου. Dacă cineva citește documentele
Συνόδου Λειτουργρές Δεκρέτα. Και τώρα θα διαβάσετε για αυτή την ανάλυση που κάνουμε όταν θα τη μεταφράσω ο Πατακυριακός. Și va citi și această analiză pe care am făcut-o și o va traduce Părinte Ciprian. Θα δει μέσα ότι απηχούνται τα κείμενα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Πλησιών. Va vedea că acolo sunt folosite, sunt introduse textele Consiliului Mondial al Bisericii. Όμως υπάρχει και άλλη μια θεολογία μέσα που αντιπροσωπεύεται σε αυτά τα κείμενα. Însă aceste texte mai este reprezentată un tip de teologie. Είναι η θεολογία του Μητροπολίτου Περγάμου Ζιζιούλα. Este θεολογία Μητροπολίτului Ιωάννη Ζιζιούλα, Μητροπολίτου de Περγάμου. Η οποία είναι πέρα για πέρα ερετική. Care este cu totul eretică. Η οποία υποστηρίζει το πρωτίον. Care susține primatul. Προσπαθεί με τη θεολογία, βγάζει μια ψεύτικη θεολογία για να στηρίξει το πρωτίο του Πάπα. El creează o teologie eretică pentru a susține primatul Papei. Και αυτή υπάρχει μέσα στο κείμενο της, στα κείμενα της Συνόδου. Și acest lucru există în documentele Sinodului Greca. Σύμφωνα με αυτά τα κείμενα, λοιπόν, conform acestor texte, η πράξη του Βαρθολομαίου είναι ότι είναι ο πρώτος της Ορθοδοξίας, είναι ο Πάπας της Ορθοδοξίας. Este că locul Patriarhului Bartolomeu în Ortodoxie este acela de papă. Και σαν Πάπα της Ορθοδοξίας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Iar ca Πάπα al Ορθοδοξίας, el poate să facă ce vrea. Γι' αυτό αποφάσισε αυτερέτως να, για την αυτοκεφαλία των σχισματικών. De aceea el a hotărât în mod unilateral, fără să întrebe pe nimeni, referitor la autocefalia schismaticilor din Ucraina. Το ίδιο όμως έγινε και στην ίδια μέσα στη Σύνοδο της Κρήτης, το ίδιο πράγμα είναι. Însă același lucru, exact același lucru, s-a întâmplat și în cadrul Sinodului din Creta. Αντί για να αποφασίσουν όλοι οι επίσκοποι και όλοι οι επίσκοποι να έχουν ψήφο, λόγω στα οδεράστα τόσοι οι επίσκοποι, τόσοι σας άγουν τρέπει de vot, έτσι ώστε να αντιπροσωπεύεται όλος ο λαός και ο κλήρος, pentru ca să fie astfel reprezentat întreg poporul și clerul, ψηφίσανε μόνο 10 επίσκοποι. Au votat doar 10 επίσκοποι. Αυτό δεν είναι παπισμός. Acest lucru nu este un papism. Και τι ψηφίσανε? Și ce au votat? Ψηφίσανε αυτά που είχαν ήδη προψηφίσει, τα προψηφίσει. Προψηφι στέντα. Însă ei au votat, de fapt, ceea ce fusese votat și hotărât înainte de Sinod. Για τα οποία ο λαός δεν ήξερε τίποτα. Despre care poporul nu a știut nimic. Και μας λέει τώρα η Σύνοδος της Κρήτης, στο 22ο κεφάλαιο, το 5ο κειμένο. Și ne spune articolul 22 al documentului a 5-a al Sinodului Creta. Μας λέει ότι όποιος ορθόδοξος πιστός δεν τα δεχθεί, είναι ταλιμπάν. În cuvinte simple că acel creștin ortodox care nu va accepta aceste hotărâri este un talibat. Όταν τα συζητούσαμε με έναν άλλο πατέρ αυτά, γιατί τα είχαμε διαβάσει, μου είπε το εξής. Când am discutat acest lucru cu un părinte la un moment dat, mi-a spus următorul lucru teribil. Μου λέει, πατέρ, αν οι παπικοί κάνανε αυτή τη σύνοδο, dacă παπιστάσοι făceau acest sinod, θα ήτανε πιο ευγενική με τον λαό. Δεν θα ήτανε τόσο σκληρή με τον λαό. Ar fi fost mult mai respectuos cu poporul, ar fi fost așa de dur. Αυτοί ξεπεράσανε και τους παπικούς και τους προτεστάντες, τους πάντες. Cei care au hotărât în Creta i-au depășit și pe papista și pe protestanți, i-au depășit pe toți. Εκεί φτάσαμε. Acolo am ajuns. Και όμως, μετά από 2 χρόνια και κάτι, κοντεύουμε 2,5 χρόνια, și iată că după aproape 2 ani și jumătate, κοντεύει να ξεχαστεί αυτή η σύνοδο. Aproape că este uitat sinodul acesta din Creta. Και ξέρετε γιατί κοντεύει να ξεχαστεί. Și știți de ce e aproape că este uitat. Γιατί έτσι μας διδάξει. Pentru că așa ne-au învățat ei. Μας διδάξαν να κάνουμε ορθοδοξία μόνο στα λόγια. Ne-au învățat să fim ορθοδοξοί doar prin vorbe. Τόσα χρόνια έπρεπε να είχαμε διακόψει τον μνημόσυνο εδώ και δεκαετίες, όχι χρόνια, εδώ και δεκαετίες. Trebuia să întrerupem pomenirea ereticilor de 10 de ani. Αλλά τι κάναμε, μόνο διαμαρτυρίες στα λόγια. Însă, majoritatea ce au făcut, doar și-au exprimat dezacordul prin cuvinte. Ομολογίες πίστεως γραπτές. Μαρτυρίες de credință scrise. Αλλά είχαμε κανονικά κοινωνία με αυτούς που εμείς κατηγορούσαμε ότι ήταν στιλένες. Însă, erau în comuniune normală cu cei pe care îi acuzau că sunt eretici. Όταν μας ρωτήσανε αν βρισκόμασταν και εμείς πριν τη Σύνοδο μέσα στην αίρεση του Οικουμενισμού, απαντήσαμε πως ναι, και εμείς βρισκόμαστε μέσα στην αίρεση, γιατί μνημονεύαμε ερετικούς επισκόπους. Când am cam fost și noi întrebați dacă înainte de Sinodul Creta, noi, ca părinții Ghioriți, pentru că pomeneam un eretic, eram și noi eretici, am răspuns că da, și noi am fost eretici. Γιατί το κάναμε όμως αυτό? De ce am făcut acesta?
Αφενός με δεν είχε γίνει πρόταση, δεν είχε γίνει σύνοδος. Până la discuția respectivă, încă nu a fost să se loc sinod din Creta. Που είναι πράγμα φυσικά λάθος, γιατί οι κανόνες μιλάνε όταν ο επίσκοπος κηρύσσει αίρεση, όχι όταν τη κατοχυρώνει με συνοδική απόφαση. Am înțeles mai bine ce a vrut să spună. Părintele, deci nu s-a întrerupt pomenirea mai înainte, pentru că s-a înțeles greșit faptul că ar trebui să se întrerupă pomenirea nu în momentul în care o erezie este aprobată în mod sinodal, ci trebuie întrerupă pomenirea din momentul în care ea este propovăduită pe față. Ori canonis. Tot toate canonele spun acest lucru. Bun. Αλλά περιμέναμε και την αντίδραση των άλλων πατέρων που ήταν αντικουμενιστές. Însă am așteptat, n-am întrerupt pomenirea mai demult, pentru că am așteptat și reacția celorlalți părinți care, cu care duceam această luptă. Και θέλαμε αυτή η κίνηση να είναι μαζική, να λέμε όλοι μαζί. Și vreau ca această mișcare a pomenirii să fie una comună. Δυστυχώς όμως μετά τη σύνοδο δεν υπάρχουν περιθώρια να μην αντιδράσουμε και να αντιδρούσαμε αμέσως. Însă după sinodul din Creta nu mai există niciun motiv și niciun cadru pentru a mai amâna întâmpărea această pomenire. Și nu mai poate fi vorba de economii. Economii care au fost atâția ani. Pogorăminte sau economii au fost făcute atâția ani. Κάναμε economie σχέδια de sinodo, αρκετά. Chiar și după sinodul din Creta am făcut anumite economii pentru o perioadă. Και να σας πω κάτι, ακόμα κάνουμε κάποιες οικονομίες σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Și chiar acum facem economie cu oamenii care nu știu nimic despre ce s-a întâmplat. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε την οικονομία γραμμή που θα ακολουθήσουμε. Însă niciun caz nu vom face din economie o linie pe care să o urmăm. Οικονομίες μπορεί να γίνουν προσωπικά σε κάποιους ανθρώπους. Οικονομίες sau απογραμμούν σε poate face în mod personal cu anumiți oameni. Χωρίς όμως αυτό να μην τους εξηγούμε ότι βρίσκονται στην αίρεση και θα εξηγήσουν. Fără ca făcând această economie, noi să nu le spunem oamenilor că ei în momentul acela se află în αίρεση. Κάποιοι μας κατηγορήσαν, δεν τα πω όνομα, δεν χρειάζεται. Unii ne-au acuzat, nu o să spunem, nu e nevoie. Ότι σε προηγούμενες ομιλίες μας, că în ομιλίile anterioare, είχαμε πει ότι κάνουμε οικονομία σε κάποιους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι γίνεται. Că am spus că facem economie cu unii oameni care nu știu ce se întâmplă, και τους στέλνουμε și că-i trimitem σε ανθρώπους που μνημονεύουν. La oameni care pomenesc veretice. Εμείς αυτό δεν το κάναμε έτσι, αλλά αυτό που κάναμε είναι το εξής. Noi n-am făcut acest lucru, ci următorul. Καταρχήν ποτέ δεν είπαμε δεν αναγκάσαμε κάποιον να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του. Niciodată nu am obligat pe cineva să facă ceva împotriva voinței lui. Όταν λοιπόν ερχόταν κάποιοι άνθρωποι και μας συμβουλευόταν, când veneau unii oameni și ne cereau sfat, και τους λέγαμε ότι πρέπει να διακόψουν την κοινωνία με τους οικουμενιστές, și le spuneam că trebuie să întrerupă comuniunea cu οικουμενιστές, ήταν πολλοί αυτοί που μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Erau mulți care ne spuneau că nu pot să fac acest lucru. Για να τους βοηθήσουμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, ca să îi ajutăm puțin pe oamenii aceștia, τους λέγαμε, le spuneam, τουλάχιστον πηγαίνετε κάπου που δεν είναι τόσο πολλοί οικουμενιστές, που δεν υποστηρίζουν τους οικουμενιστές. Le spuneam să meargă măcar acolo unde cei care slujesc nu sunt niște susținători ai οικουμενισμού. Αλλά προσέξτε. Însă fiți atenți. Τους λέγαμε, le spuneam, ότι αυτό δεν πάει να πει ότι δεν θα έχετε κοινωνία με την αίρεση. Nu le spuneam că făcând acest lucru nu veți fi împομενε cu erezia. Δηλαδή δεν πάει να πει ότι επειδή ένας ιερέας ομολογεί στα λόγια ότι είναι ορθόδοξος, είναι και στην πράξη ορθόδοξος. Nu înseamnă că dacă un preot mărturisește ορθοδοξία prin cuvinte, nu este și ορθοδοξ prin fapte. Για να μην τους διώξουν αυτούς τους ανθρώπους. Însă ca să μην αλλουγκάμε, σε μην δεπαρτάμε oamenii αυτοί. Και για να έρθουν στην ακρίβεια των Αγίων Πατέρων, που είναι ο μόνος δρόμος. Și ca să ajungă la ακρίβεια Σύντσιμο Παρίντς, care este singura cale. Γι' αυτό τον λόγο κάναμε αυτή την οικονομία. Din acest motiv am făcut această economie. Όχι για να την ακολουθήσουμε τον δρόμο. Nu ca să o transforme într-o cale de oriunde. Δεν υπάρχουν πολλοί δρόμοι στην Ορθοδοξία. Ένας δρόμος υπάρχει. Nu există mai multe căi în Ορθοδοξία, ci doar una singură. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι της ακριβίας. Είναι ορθόδοξος. Și nu putem să spunem că această cale este cea a ακριβίας, ci este calea ορθόδοξη. Απλώς οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποίησαν την οικονομία. Însă Σύντσιοι Παρίντς foloseau οικονομία. Για κάποιο καιρό, άχρη καιρού δηλαδή. Până la un anumit moment. Για να μπορέσουν να προσελκύσουν
τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν ή δεν μπορούσαν να κάνουν το σωστό. Pentru a-i atrage, a-i convince pe oamenii care nu înțelegeau ce se întâmplă sau nu puteau să facă ceea ce trebuiau să facă. Και στο κάτω-κάτω, να πούμε ότι εμείς δεν είπαμε, δεν αναγκάσαμε κάποιον να κάνει αυτό που κάνουμε. Și la urma urmei, noi nu am obligat pe nimeni să facă ceea ce facem noi. Είπαμε, αυτό κάνουν οι Αγίοι Πατέρες, αυτό θα κάνουμε και εμείς. Am spus, acest lucru fac Sfinții Părinți, același lucru vom face și noi. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε ότι η οικονομία γίνεται στην Εκκλησία μέσα, αλλά... Să știți că η οικονομία se face în Biserică, αλλά μέχρι ένα διάστημα. Însă doar o perioadă. Από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσουμε την ακρίβεια των πατέρων, τον ορθόδοξο δρόμο, για να είμαστε κατοχυρωμένοι ότι έχουμε τη σωστή πίστη. Însă după o asemenea perioadă scurtă, trebuie să urmăm ακριβία, pentru a fi siguri în credința noastră ortodoxă. Pentru că să înțelegem uneori despărțirea de episcopul eretic, ca despărțire de biserică, este rugat părintele să-i explice ce este de fapt schisma, să definească schisma și să-i explice și acest fenomen. Επειδή μερικοί λένε ότι η διακοπή μνημοσύνου σημαίνει χωρισμός από την Εκκλησία, σας παρακολουθούμε να μας πείτε τι ακριβώς σημαίνει σχίσμα. Χωρισμός από την Εκκλησία, Despărțirea de biserică, γίνεται όταν διακόψουμε την κοινωνία μας με τους επισκόπους. Deci despărțirea de biserică are loc atunci când întrerupem comuniunea cu episcopul. Όταν δεν υπάρχει θέμα πίστεως. Însă nu din motiv de credință. Όταν υπάρχει θέμα πίστεως. Când o facem din motiv de credință. Τότε είμαστε υποχρεωμένοι. Suntem datori. Να διακόψουμε την κοινωνία, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι ιερέας, είτε είναι πατριάρχης. Φύγεσαι πατριάρχη, επίσκοπος, στον πρέον. Διότι η κοινωνία σημαίνει ταύτιση πίστεως. Pentru că comuniunea înseamnă identificare credință. Αν δηλαδή δω ένα παράδειγμα, ας πούμε, τον Μητροπολίτη Πειραιός να κοινωνάει με τον Βαρχολομαίο. Δεξέμπλο, να γνωρίζω με τον Μητροπολίτη Πειραιού. Că se împărτășește cu Patriarhul Bartolomeu. Ή τον Daniel, τον Patriarhi, να κοινωνάει όπως τώρα με τον Patriarhi Bartolomeu, πάνω απ' ότι αυτοί έχουν την ίδια πίστη. Sau cum se va întâmpla mâine pe rugătul Patriarhul Daniel că se împărtășește cu Patriarhul Bartolomeu, aceasta înseamnă că, deci faptul că se împărtășesc împreună, înseamnă că au aceeași credință. Tote dimiurgume schisma în Eclesia. Όταν μνημονεύουμε ερετικούς επισκόπους. Σχίσμα κρέμουν πισέρικα, ακούνεις και μου πομένει επίσκοπ ερετικοί. Τι λέει ο 15ος κανόνας του Αγίου Φωτίου, της Πρωτοδευτέρας. Τι σπρέ κανόνου 15ου Αρσόδου Αυτοί λέει που διακόπτουν την κοινωνία με τον επίσκοπο που κηρύσσει την ίδια κεφαλή αίρεση. Cei care, κανόνου σπρέ, με cei care εντρώπ κομμουνένα του επίσκοπου care μορτυπισέστε ερεσία με φάση. Όχι μόνο λέει δημιουργούν σχίσμα, αλλά και την Εκκλησία την προφυλάσσουν από τα σχίσματα. Nu numai că acești preoți nu creează schismă în biserică, spune canonul, ci ei chiar păzesc biserica de schismă. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό για να καταλάβετε. Să analizăm puțin acest lucru ca să înțelegeți. Αυτοί λοιπόν που διακόπτουν την κοινωνία, προφυλάσσουν την Εκκλησία από το σχίσμα. Cei care întrerupt comuniunea și pomenirea episcopului eretic, aceștia apără biserica de schismă. Ποιος κάνει το σχίσμα? Cine face schismă? Αυτός που εμείς του διακόπτουμε την κοινωνία. Cel a cărui pomenire noi întrerupt. Γιατί κάνει σχίσμα? De ce face el schisma? Γιατί εισάγει στην Εκκλησία μια καινούργια διδασκαλία η οποία είναι αίρεση. Pentru că el introduce în biserică o nouă învățătură care este αίρεση. Άρα ποιος δημιουργεί το σχίσμα? Deci cine creează schisma? Όχι εμείς. Nu noi. Γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα λέγαμε ότι όλοι οι Άγιοι που διακόψανε την κοινωνία. Pentru că am gândit așa, να σημαίνει că toți Sfinții care au întrerupt comuniunea ερετική. Δημιουργούσαν σχίσμα. Au creat schisma. Φυσικά, αυτό κατηγορούσαν τους Αγίους. Desigur, acest lucru îi acuzau pe Sfinți. Îi acuzau că ei creează schisma. Ένα παράδειγμα. Un exemplu. Τον Άγιο Μάξιμο τον ομολογητή. Sfântul Maxim al Chrisitorului. Τον κατηγορούσαν ότι είναι εκτός Εκκλησίας. L-au acuzat că este în afara Bisericii. Επειδή δεν μνημόνευε κανένα πατριαρχείο. Pentru că nu pomenea pe niciun πατριάρχη. Και μάλιστα αυτοί που είχαν πάει να του μιλήσουν. Iar cei care s-au dus să vorbească cu Sfântul Maxim.
Του είχαν πει ότι όταν είχαν κάνει θεολογική κουβέντα. Για όσου ήταν στον άλλο, ο Ισφούτσε του Ρότζου. Ήταν επίσκοπο, ήταν επίσκοπο. Ήταν ο επίσκοπο, και έκανε στον Ρότζου στον Γάσκα του Μονάχου. Συμφωνήσανε με τον Άγιο Μάξιμο. Αφού δεν ακούω τα τσίχη επίσκοπο που τσάχε με τσάχη του Μαξίμ. Και του είπαν ότι αυτό που λε είναι ορθόδοξο. Συμφωνούν. Και για όσου του Μαξίμ, τα τσάχη σα που είναι γέρο, είστε ορθόδοξο και καλή αυτοί. Τον ρωτήσανε λοιπόν. Δεν σε λάβω τρεβάτ. Τώρα κοινωνά μαζί μα που συμφωνούμε στην πίστη σου. L-am întrebat acum că suntem de acord cu ceea ce tu spui. Deci ești gata să te împărtășești cu noi? O Aghios Maximum simte ochi. De bără n-ai chinat niciun mazis. Sfântul Maxim mi-a spus, nu pot să te împărtășești cu voi. Tu-l rătisam, de bără, gătii. Dar de ce? Γιατί κοινωνείτε με αυτούς που δέχονται τον τόμο, τον ερετικό τόμο. Pentru că voi vă împărτășiți cu cei care acceptă ερεσία. Και είπαν ότι άμα δεν συμφωνήσουμε και άμα δεν κοινωνήσουμε με τον αυτοκράτορα θα μας σκοτώσει. Și episcopul a spus că dacă nu ne împărtășim cu împăratul, care dăduse la vremea respectivă un edict, atunci împăratul o să ne dai capăt. Fie cu Aghios Maximum, să fie în ecologie. Pe aceasta este mărturisirea de credința răspunsului Maxim. Schisma, lipon, dimiurgun, aftii, που εισάγουν καινούργια διδασκαλία στην Εκκλησία. De schisma creează cei care introduc o credință nouă în biserică. Και αυτοί που κοινωνούν με αυτούς. Și cei care se împărτășesc sau sunt în comuniune cu aceștia. Σχίσμα λοιπόν είναι να διαχωρίσουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία, όχι από τον Επίσκοπο. Όταν υπάρχει έτσι. Σχίσμα, αδευράτε, ενσιάμνα σε ne rupem de... Σχίσμα είναι όταν διαχωρίζουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία, τη διδασκαλία της Εκκλησίας, όχι από τον Επίσκοπο που κηρύσσει ερετικά. Σχίσμα ενσιάμνα μόνο καλή να εγκρατήμ de învățătura bisericii, nu de episcopul care învață o erezie. Deci cel care se îndepărtează de învățătura bisericii, acela face vrea să spună părintele Sama că întreruperea comuniunii, întreruperea convenirii episcopului nu are legătură cu persoana episcopului, ci cu învățătura lui. Deci problema este învățătura. Cel care introduce o învățătură nouă, eretică, acela face schism. Și ca să nu ne facem, să nu cădem și noi în schisma respectivă, de aceea trebuie în comune. Deci problema, centrul discuției este învățătura, nu persoana, nu fapt. Canonul întâi al Sfântului Vasile cel Mare, îl găsiți în Pitalion, acolo se spune foarte clar, se dă efectiv definiția, ce înseamnă erezie, ce înseamnă schism. Da. Lucru care l-a sintetizat, îl interesat în ceea ce a răspuns. Cum trebuie să aibă loc întreruperea convenirii numelui episcopului eretic? Numele. Poți prepina diacopsume din Tomimosino, postul de diacopsume Tomonoma. Ce lăsăm și ce scoatem din ecteniile care menționează pe episcop? Poate preotul să omită toate cererile referitoare de episcop? Tipremina Talvaria putis eretisis, che pui pina na fisi, ori o ereas Talvaria, ori din etisi, ori din etisis, e pise un schesi de toate episcop. Όταν κάνουμε διακοπή μνημοσύνη, ατούντσι και μεντρόπεμου πομενηρία, δεν κάνουμε αλλαγή λειτουργίας. Νου σκυμπόμ στούρβα στην λειτουργία. Στην η λειτουργία γίνεται κανονικά, δεν αλλάζουμε τίποτα τη λειτουργία. Σαν τα λειτουργία αρε λόγ μόνο ρηφή, μου σκυμπόμ μικρία. Εκεί που αναφέρουμε τον επίσκοπο, ακόλο în locul unde este pomenit numele episcopului. Cu numele arhiepiscopul Imon, tu episcopul Imon, de ne referim pe tot acolo unde se spune pentru episcopul nostru, nu spunem în continuare numele lui. Și asta de ce? Și aceasta de ce? Έχει δύο έννοιες. Are două sensuri. Πρώτον, για να δείξουμε ότι δεν μνημονεύουμε τον επισκοπό μας για λόγους αιρέσεως. Ca să arătăm că nu pomenim numele lui din motiv de αιρεσία. Και δεύτερον,
Și doi, να δείξουμε ότι δεν φεύγουμε εκτός εκκλησίας. Și pentru a arăta că noi, nepomenind numele Lui, nu ieșim în afara bisericii. Παραμένουμε στην επαρχία που ανήκουμε, στο πατριαρχείο που ανήκουμε, στην επισκοπή που ανήκουμε. Ραμούνεμε την επαρχία de care aparținem, în patriarhia din care facem parte. Δεν μνημονεύουμε άλλο επίσκοπο. Nu pomenim alt episcop. Αλλά για λόγους πίστεως, τη συγκεκριμένη στιγμή, το συγκεκριμένο επίσκοπο δεν τον μνημονεύουμε. Însă, din motive de credință, în momentul acela, pe episcopul acela, nu îl pomenim. Έτσι ασφαλίζουμε τον εαυτό μας ότι είμαστε εντός εκκλησίας. Astfel ne asigurăm pe noi înșine că ne aflăm în continuare în lăuntrul bisericii. Există situații. Mărturisim că începând cu data de mâine, eu, Părintele Andrei, voi trece la formula corectă de pomenire pe care a abordat-o Părintele Sala. Mulțumesc! De unde? Există... Părinte, explicit care este... Acum să vă explicăm un pic. A fost o... dacă permitem de sala două minute să... Întotdeauna în ceea ce facem, noi pornim de la izvoare. Da? Izvoarele le avem de la Sfinții Părinți și sunt scrise în limba greacă. Tot așa Sfânta Liturghie este scrisă în limba greacă. În practica grecească, nu vă pot spune că omul care am slujit 6 ani de zile acolo și am văzut cum se practică, am văzut și tot ce s-a făcut pomenirea, cum se face în Sfântul Munte. La etapele la care se pomenește episcopul, efectiv, ei scot doar numele. Da? Pentru episcopul nostru, fără nume, cinstită preoțime și pentru Hristos diaconime, etc. După cum vine să vă adevăra la Sfânta Liturghie, în momentul în care se pomenește iar episcopul, da? Acolo, în practica grecească, se pomenește eparhia respectivă, da? Da? Și eparhia respectivă și după aceea se spune a drept credincioșilor, arătând prin faptul, prin acest fapt, că cel care preotul care slujește, mărturisește prin aceasta că el, în continuare, face parte din eparhia aceea. Da? Exact ce a spus Părintele Sala înainte. Acum, la noi, când s-a întrebat pomenirea, dintr-un, zic așa, poate nu un zel prea mare, dar dintr-o dorință de a se clarifica lucrurile și a se distanța, s-a început cu formula aceasta pe toți arhierii ortodoxi. Acum, formula aceasta există în Sfânta Liturghie și o spune preotul în taină, exact cu câteva clipe înainte să spună întâi pomenește Doamne, da? Deci după cum vine să o adevărat, în timp ce se cântă acest axiomul la Sfânta Liturghie, da? Deci nici această formulă nu este, cum să spun eu, inexistentă sau greșită, da? Dar, practic, se face așa cum a spus între sala. La noi a existat, mai ales anul trecut, o discuție cu foarte multe așa îmbordurări, în care majoritatea părinților, când a făcut sinanță, au spus, noi nu putem să spunem pe episcopul nostru, să folosim expresia episcopul nostru, pentru că poporul nu o să înțeleagă faptul că n-am spus numele, ci o să înțeleagă că îl pomenim în continuare. Da? Și atunci, majoritatea părinților, mi-aduc aminte că chiar părintele Vasile, când am fost la Roma, a zis că eu pot să fac așa ceva, că nu s-ar credincio și cap. Da? Și alții au spus la fel. Eu personal am aplicat o perioadă, le spuneam când pe una, când pe alta. Da? Atâta vreme cât se explică faptul că cel mai bine este pe episcopul nostru fără nume, au fost părinți care au spus, păi eu chiar și dacă nu-i pomenesc numele, în gând tot îmi vine numele lui, că eu m-am obișnuit de atâția ani, da? Neînțelegând că nu contează ce îți vine în minte, da? Contează că nu-i spui numele. Deci este, aici se vede că nu este schismă. Schismă apare la cei care doresc să-și asume o nouă identitate. Dom'le, m-am rupt de ăștia, că ăștia sunt, cum zic cei care zic că nu mai este har, mai sunt taine. A-ți asuma o nouă identitate înseamnă, prin logică, că ai renunțat la identitatea care ai avut-o înainte. Dacă îți asumă o nouă identitate, că nu mai fac parte din Biserica Ortodoxă Română, că ăștia nu mai au har, că nu mai au taine și așa mai departe, înseamnă că îți cauți o nouă identitate. Dacă îți cauți o nouă identitate, înseamnă că vrei să fii, cum
cum au făcut unii frați de noștri, să fii botezat, repotezat, reîndrătonit și așa mai departe. Deci lucrurile se complică, da? Canonul 15 spune clar că se întrerupe pomenirea numelui, da? Acum, poate și aceste încorporări au fost de folos, că până la urmă ne-am dat seama că a folosit cea mai rea variantă aplicată de către unii părinți pentru perioadă, a fost aceasta de a scoate din slujba Sfintei Liturghii acea cerere pentru episcop cu totul. Asta este mare greșeală. Și aia este. Adică, dintr-o dată, la ectenie, unde este clar că trebuie să pomenești, să arăți în ce parhie faci parte, dintr-o dată aia zboară afară. Nu avem dreptul să facem așa. Așa era extrem. Și atunci, dacă așa s-a înțeles deja și acest lucru este bine, eu când am fost în Sfântul Munte și am slujit acolo, normal că pomeneam exact cum greci. Pe episcopul nostru, fără nume, și trecea mai departe. Da? Este formula cea mai corectă. Dar, repet, cei care am folosit așa formulă pentru toți arhierei ortodoxi, să nu credem că, vai de mine, am fost într-o situație foarte gravă, de vreme ce exact acea formulă o spune preotul la Sfânta Liturghie, exact în momentul de dinainte de a pomeni pe episcopul locului, da? A fost o neînțelegere, mi se pare normală, într-o țară cum e a noastră, care după atâția zeci de ani de comunism și fără resurse patristice și fără experiență și așa mai departe, ne-am mai și împletit, da? Dar, într-adevăr, această formulă este cea mai corectă, care ne ferește, în primul rând, de acuzațiile că ăștia își caută, eu știu, o nouă identitate. Dacă permiteți, vreau să completez. Dacă am rămâne la formula de toți episcopi ortodoxi, părerea mea, nu știu dacă zicea prin mă corectați, arată că ne-am despărțit de discordia de care facem parte. Da? Și asta nu e un fel de schism? Da. Nu. Am rămâne. Problema este următoarea. Atâta vreme cât se schimbă ceva în textul Sfintei Liturghii, interpretările pro și contra vor rezista. Înțelegeți? Unul va înțelege, altul va înțelege, altul înțelege greșit, altul spune că e prea mult, altul că e prea puțin, altul că de ce ai făcut-o acum, altul că de ce ai mai așteptat. Așa. Nu mai ajung aici când de ei după ce spune celălalt. Deci motivul principal al discuției de acum un an de zile era ce o să zic oare. Păi oamenilor, dacă le explici teologic cum stă treaba, da, nu o să mai spună nimeni că nu-i bine, da? Că nu suntem învățătorii poporului și noi suntem în statul de învățăcerii. Eu personal niciodată nu am considerat unul care să învețe patru ceva. Și întotdeauna ceea ce am spus, i-am rugat pe cei cărora le-am spus să verifice dacă ceea ce am spus e bine. Și dacă nu e bine, să vină să spună unde greșit. Da. Da? Deci da. E foarte important să nu schimbăm textul Sfintei Liturghii, pentru că o schimbare aduce cu sine după aceea o altă schimbare. O interpretare greșită aduce cu sine o altă interpretare greșită. Să nu schimbăm. Într-adevăr, la Asenația de la Roman, eu am insistat atunci să nu trecem la forma corectă, pe de parte că nici eu nu înțelesese bine. Asta este. În același timp, m-a propus ca, înainte de a trece la formula corectă, oamenii să fie catechizați, să fie învățați. E, nu s-a, tocmai că nu s-a vrut să facă treaba asta. Știți? Dacă rămânem mai departe ca la oameni să nu le spunem, oamenii nu știu. Deci consider că, oricum, dacă oamenii explici corect și frumos, nu înțeleg. Oamenii spun. Se pare mie că, Mirenii, doar trebuie să le explici, nu sunt greu, știți? Noi, pe rost, trebuie să vrem să le explicăm. Eu cred că principalul lucru care ne unește pe lângă credința ortodoxă e bunăstarea. Iar cei care cad în schismă și în erezie se vede și prin faptul că își pierd bun simț. Atât în exprimare, cât și în atitudine și în modul de a pune problema. Da? Se vede după... Eu personal o știu. Am un sac din jurii la adresa mea în ultimii 2 ani, numai pentru faptul că am încercat să păstrez bun simț. Da? Deci trebuie să avem grijă și la lucrul acesta și să nu ne lăsăm tulburați. Da? Nu înțelegem lucru. Mi se pare, aseară citeam pe site-ul Glasul Strămoșesc, care vreme de luni de zile a fost de partea părintelui fratea nostru, părinte Ioan, care s-a rebotezat de timp, așa, dintr-o adevăr de articol, că ceea ce a făcut părintele Ioan e greșit. Și cu argumente acolo, gârnă.
Înțelegeți? Cel care ține site-ul respectiv, așa, un om de altfel care e foarte interesat de a citi și de a afla. E, pentru faptul că chiar apucând o blocare greșită, la un moment dat, a început să-și mai pune și cu semn de întrebare, băi, e bine pe calea care merg, l-a spus Dumnezeu de acolo. Deci faptul că părintele Sava recunoaște numele părinților aghioriți că au fost în erezie înainte de a întrupe comunia, ne arată faptul că problema nu este cât stai în erezie. Problema este, rămâi în ea sau ieși din ea? Dumnezeu nu se raportează la noi ca cei care am ieșit din erezie la un moment dat, să zicem, dacă am fost în ea, ca la cei care am fi mai altfel educați. Au fost sfinți din istoria bisericii care au trecut și prin perioade de erezie. Și au ieșit după aceea și au ajuns în calendarul ortodox. Căderea există la fiecare de noi. Important este să ne ridicăm din ea. Că de aceea se face și această conferință, da? Mai departe. Sfinți care au fost în elegie, Gerasim de Iordan. Cine? Gerasim de Iordan, se spune. Să înțelegem un lucru. Sfinți au fost numiți de către biserică și recunoscuți de către biserică după ce au trecut la Domnul. Da? N-am zis, poate mai zis mai bine. În viața, chiar și în viețile sfinților, au unora dintre ei, au existat tot felul de căderi și ridicări. Da? Unele credințe, altele morale, altele că oameni care nu știu. Dacă citiți, de exemplu, viața Sfântului Antonie cel Mare, o să vedeți că, ca să ajungă Sfântul Antonie cel Mare, sunt foarte puțini sfinți în calendarul bisericii care au supranumele de cel Mare. A trecut totuși prin multe. Da? Deci important este, sfârșitul este cel care îngrunează. Vorbim despre dreapta credință, nu despre credință. Haideți să răspundă la ce care este așa. Eu cum e chiar la paradigma tot e chiar. Avem și alte exemple de asemenea, în ce sens. Ένα tradactó paradigma το βρίσκουμε μέσα στο Λευσαϊκό. Un exemplu foarte bun îl găsim în Λευσαϊκό. Ο οποίος αυτό έγινε στα Ιεροσόλυμα την εποχή των Μονοφυσιτών που είχαν πει αυτή η αίρεση. Acest lucru s-a întâmplat în Ierusalim, în epoca în care exista erezia monofizită. Ένας Άγιος Γέροντας. Un gheronda cu viață sfântă. Mănușe chemă tu ortodoxul și chemă tu monofizite. Se împărtășea atât cu ortodoxii, cât și cu monofiziții. Apoplotica. El din simplitate făcea. Emfanistică, după, se aftă un angel. I s-a arătat un înger. Că tu îi băti, se trebuie mele să încămă în apară de psichișul. Și a spus că peste trei zile voi veni să-ți au suflet. Vreau la mubis mea pius că imenaz. Vreau să-mi spun cu cine ești în comunune. Vlebete posul simatic. Vedeți cât e de importantă comunune? Analogos me pius kinonuse ta krinotan. Nu-i a de zoi tu. În funcție de cu cine se împărtășa, cu cine era în comunune, în funcție de acest lucru urma să fie judecat. Nu în funcție de viața personală, morală pe care o ducea. O gherodas, lipon, pige na simboliftie în alu agio gheroda. El, acest gheroda cu viața sfântă, s-a dus să se sătuiască cu un alt părinte cu viața sfântă. Και όταν του το είπε αυτό, ο άλλος γέροντας έφυξε. Și când i-a spus acest lucru, acela s-a înspăimântat. Και του είπε με ποιος κοινωνάς. Și l-a întrebat, păi, tu cu cine te împărτășești? Λέω, και είπε, με και με αυτούς και με τους άλλους. Și cu aceștia și cu ceilalți. Και του είπε, όχι, του λέει, θα πεις ότι κοινωνάω με την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία του Χριστού. Și i-a spus, nu, răspunde îngerului că te împărτășești doar cu cei care aparțin de biserica ortodoxă sobornicească. Όταν ήρθε λοιπόν ο Άγγελος και το ρώτησε με ποιους κοινωνάς. Și când a venit din nou îngerul și l-a întrebat cu cine ești din comunune. Του είπε με τους Ορθόδοξους Καθολικούς της Εκκλησίας, την Ορθόδοξη Καθολική Εκκλησία. Și a spus că cu biserica ortodoxă sobornicească. Του απάντησε καλώς. Și a răspuns îngerul bine. Και πήρε την ψυχή του. Și a ασκούς. Βλέπετε πόσο σημαντική είναι η κοινωνία που λένε μερικοί ότι δεν υπάρχει θέμα. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Είναι θέμα σωτηρίας. Un ισμόν că nu e un subiect important, trebuie să vedem că este nu numai un subiect important, ci este un subiect de mântuire. Και ο Άγιος Ιωαννίκιος. Sfântul Ioanichie, de exemplu, a fost în erezia Economachilor. Și s-a întors. Când s-a dus să pustincească în Olimp,
Τότε ένας ασκητής Άγιος του είπε ότι γιατί πιστεύεις εκεί και είσαι με αυτούς. Un alt ascet cu viața sfântă l-a întrebat, tu de ce ești în comună cu aceștia, cu icona? Και τον γύρισε και γύρισε με την δόξη. Și acel pusnic l-a întors din erezie, l-a dat pe credință. Έχουμε και άλλους Αγίους, δεν θυμάμαι το όνομα τους, ο Αγίος Γεράσιμος στο πάμε. Ένας, τώρα δεν θυμάμαι το όνομα τους, θα το ψάξω και θα κάνουμε ένα γράμμα στο πάντα. Θα να μονοτήσουμε και άλλα νούμε, θα βλέπουμε και άλλα νούμε de Sfinți, care au trebuit și ei prin anumite căderi, însă, în final, au rămas întreagă credință. O întrebare de altă, să schimbăm un pic. De ce s-au îngrădit de erezie, foarte mulți nu cunosc de ajuns ortodoxie. Unii cred în falsi sfinți, precum Arsenie Boca, Mildă Lobanțu, etc. Alții aleagă după false minuni și vedenii. Alții sunt formaliști sau clericaliști. Cum ne raportăm la ei? Sunt mulți care nu cunosc elemente simple de catehism, iar noi ne-am dorit să înțeleagă toate problemele legate din grădirea de erezie discutate la senație. Ce le recomandați? Recomandațiile tuturor începătorilor fiind ce ar trebui să citim ca să devenim niște buni ortodoxi. Ipar Merghi, iubii Ebu Merghis Tassis, Ebu Prostus Paterius, Suposit Anapatirea Sinus Boca, Patin din Turbanțu, Inea iubii Dexelun Catelogica, Criterium Hriazul de Catehisi, Ierodis Ine, Tima Sibulevete na Diabasum e Prota, iar na Perasum e Amta Prota, cu Prota, Mima Tatis Pistios, Prosta Mata. Καταρχήν, η πίστη μας είναι άιτα συνδεδεμένη με την πνευματική μας ζωή. De la început vreau să spun că credința noastră este legată în mod indisolubil de viața noastră. Nu putem să le despărțim. Deci de altă credință, de viața noastră personală. Și voi menționa aici ceva, pentru că mulți îi acuză pe părinții aghioriți că nu am făcut facultăți de teologie. Αλλά βλέπουμε και αυτούς που έχουν βγάλει τα θεολογικά πανεπιστήμια, τις αιρέσεις που κηρύσσουν. Ενσα βεδέμε, la cei care au făcut facultăți de teologie, ce fel de αιρέσεις προποκοδίσουν. Η θεολογία καταρχήν δεν μαθαίνεται στα πανεπιστήμια. În principiu, teologia nu se învață la facultate. Είναι μια, μαθαίνεται με την πνευματική ζωή, με την καθοδήγηση ενός πνευματικού πατέρα. Teologia se învață prin viața duhovnicească, sub călăuzirea unui părinte duhovnic. Και πρέπει να συμβαδίζει πάντοτε με τη σωστή ζωή του Ευαγγελίου. Și trebuie întotdeauna să se potrivească, să meargă pas la pas cu viața creștină, normală, propovăduită de către Sfânta Evanghelie. Οπότε, πρωτού αρχίσουν αυτά τα πράγματα, deci, înainte de a începe aceste lucruri, deci cele legate de teologie, θα πρέπει να έχουμε διαβάσει και το Γεροντικό και τον Ευεργετινό και τους Αγίους Πατέρες, τις διδασκαλίες των Αγίων. Ar trebui să citim înainte Patericul, Ευεργετινόσul, Vieții Sfinților și învățăturile lor. Να κάνουμε ένα πνευματικό αγώνα. Să ducem o viață și o luptă duhovnicească. Για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και την πίστη μας. Pentru ca să putem apoi să ne și apărăm credință. Αυτά είναι πολύ βασικά πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν τα μαθαίνουν σήμερα χριστιανοί. Acestea sunt lucruri fundamentale pe care, din păcate, astăzi creștinii nu le învață. Και γι' αυτό τον λόγο οι κατηχήσεις που γινόταν ήταν από τρία χρόνια και πάνω. Și de aceea catehizele care se făceau în trecut pentru cei care doreau să devină creștini, țineau cel puțin trei ani. Deci cei catehumenii, înainte de a fi botezați, există această perioadă în care, efectiv, li se predau elementele de credință. Da? 2, 3, 5 ani de zile. Și după aceea erau botezați. Da? Ei știau ce se spune. Δεν τους ενδιαφέρει να τους κάνουν χριστιανοί, θα γίνουν σωστοί χριστιανοί. Nu interesa pe membrii bisericii să facă din acești catehumeni, să facă neapărat creștini, ci să facă din ei buni creștini. Da, deci o întrebare. Deci, de ce în epistola 49 către fiul Grat, el numește ortodox, în ghilimele, pe episcopul care nu a participat la sinod, chiar dacă acesta îl pomenește pe mitropolitul său,
care afară a sigur și este eretic, toate se trebuie să înaintea unui condamnare să nu dame cu medici. Δυστυχώς, αυτή την επιστολή, σε αυτή την επιστολή του Αγίου Θεοδόρου Χριστοβίτου, της Αρδένια. Din păcate, referitor la această epistolă 49 a Sfântului Teodor Studitu, έχουν ξεχωρίσει ένα κομματάκι. Au ales o parte din această epistolă. Το οποίο το χρησιμοποιούν αυτοί που είναι υπέρ της οικονομίας. Pe care o folosesc cei care sunt pentru economie. Sunt κυρίως γραμμή που ακολουθούν, όχι σαν την προσωρινή γραμμή. Ca linie principală și permanentă pe care urmează, nu ca una de moment, temporar. Για να στηρίξουν τη θέση τους. Pentru a-și sprijini poziția lor. Λοιπόν, θα πάρουν την απάντηση της τώρα. Vor primi răspuns acum. Διότι αυτό κάνουν και οι αιρετικοί. Ξεχωρίζουν ένα σημείο και το ερμηνεύουν όπως θέλουν. Pentru că așa fac și αιρετικοί. Ei iau doar un anumit element din total și îl interpretează cum vor. Λέει λοιπόν στην ίδια επιστολή ο Άγιος Θεόδωρος, θα πούμε και γι' αυτό, αλλά θα πούμε λίγο πιο πριν τι λέει ο Άγιος Θεόδωρος στην ίδια επιστολή. Ce spune Sfântul Teodor în aceeași epistolă despre care este vorba. Λοιπόν, λίγο πιο πάνω λέει, γιατί έκαναν, έτσι έκαναν οι Άγιοι με τις οικονομίες. Puțin mai sus, față de citatul acesta, din întrebare, îmi spune că așa au făcut și Sfinții cu economia lor. Πιο πάνω λέει για ποιο λόγο γίνεται η οικονομία, αυτό που έχουμε εξηγήσει εμείς δηλαδή. Și spune acolo din ce motive se face η οικονομία, lucru pe care l-am spus deja înainte. Έτσι έκανε και ο μεγάλος Κύριος στο θέμα αυτό, της οικονομίας. Același λόγο θα πει και Σύντουλ Κυρίλ, referitor la tema οικονομία. Γιατί οπωσδήποτε περίμενε για λίγο χρονικό διάστημα. Pentru că neapărat trebuie să se aștepte pentru o anumită perioadă, pentru o scurtă perioadă, λόγω της δυσκολίας των ανατολικών, των ερετικών, δηλαδή για να σκεφτούν και να κρίνουν. Din cauza greutății în care se află orientali, adică cei care făceau parte din Imperiul Bizantin, ca să se gândească și să se hotărască. Mi theorondas ereticon, αυτό που πραγματικά ήταν ερετικός. Și neputând încă să înțeleagă și să-l considere pe eretic, pe cel care, de fapt, deja era eretic. Γιατί, τι άλλο ήταν αυτό που νοσολαβούσε, αφού κήρυταν την πίστη τους Ορθόδοξα και συγχρόνως αναθεμάτιζαν αυτόν που μνημόνευαν. Γιατί τι άλλο ήταν αυτό που ενώ κήρυταν την πίστη τους Ορθόδοξα. Ce altceva ar fi însemnat acest lucru, pentru că ei propovodiau credința Ορθόδοξα και συγχρόνως și în același timp αναθεμάτιζαν αυτόν που μνημόνευαν. Îi αναθεματιζάω pe cei care îi pomeneau pe ερετικοί. Γιατί κάθε ένας που είναι ορθόδοξος σε όλα. Φίεκαρε, δείτε εσείς κάθε είναι ορθόδοξος σε όλα. Αναθεματίζει κάθε ερετικό. Αναθεματίζει σε όποιον ερετικό. Έστω και αν δεν το λέγει με λόγια. Και άρα, αν δεν το λέγει με λόγια. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Παρακάτω λέγει. Μα εσύ, 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 iar noi nu se vede că facem același lucru. Merikes forez, capii cu sefonul mazimas. Uneori, unii care sunt de acord cu noi. Diaferul se cati. Sunt diferite în ceva, deci spun ceva poate puțin diferit. Topio de mascar în alibum este poli, ide xefevia te nacrivi piste. Lucrul acesta nu ne face să ne mâncânim mult și nu se abate mult de la credința exactă.
Και όμως δεχόμαστε την κοινωνία μαζί τους. Însă noi acceptăm să fim împreună cu aceștia. Για να μην χάσουμε το παν για κάτι ασήμαντο. Ca să nu pierdem totul pentru ceva neînsemnat. Και ύστερα από λίγο μπορεί να διορθωθεί. Care peste puțin timp această mică diferență poate să se corecteze. Τέτοιο είναι να εφαρμόζουμε προσωρινά οικονομία στα λόγια και στους τρόπους. Acesta este modul în care se face economie în cuvinte și în mod de abordare. Αλλά όχι με παρονομία και ψέμα γενικά. Însă nu prin minciuni care sunt spuse în mod continuat. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται σε αντίθεση με αυτά που λέει ο Άγιος Θεόδωρος σε αυτόν, σε αυτό που ρωτάει τώρα στην ερώτηση. Ceea ce am citit acum vine în antiteză cu ceea ce a întrebat cel care a folosit acest citat din Epistola Sfântului Nafrat. Τι λέει λοιπόν σε αυτό το επίμαχο σημείο. Deci în acest punct crucial ce spune Sfântul Teodor. Εάν ο επίσκοπος δεν έλαβε μέρος στη σύνοδο των μοιχών, του κάνει ερώτηση ο Ναυκράτιος και απαντάει ο Άγιος Θεόδωρος. Deci, λοιπόν, întrebare Ναυκράτιος και Sfântul Teodor răspunde. Dacă acest επίσκοπος, care nu a participat la σύνοδul Μιχαίαν, και την ονομάζει ψευδοσύνοδο, și acest επίσκοπος νομέσαι, acest σύνοδο, καθήνουμε τελκαρέσκε, ρετικ, αλλά μνημονεύει το Μητροπολίτη του που έλαβε μέρος στη σύνοδο, însă pomenește. Deci numește este Sinodul Eretic, însă pomenește pe mitropolitului care a luat parte la Sinod. Apandisa. Am răspuns. Και με άλλα γράμματα και είπα ναι. Și am răspuns acest lucru și prin alte scrisori și am spus da. Χάρη οικονομίας. De dragul economiei. Προσέξτε τι λέει όμως. Μόνο αν εκείνος δεν λειτουργεί μαζί με ερετικούς. Doar dacă acela, adică mitropolitul, nu slujește cu eretici. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που το αποκρύβουν. Acest lucru este foarte important pe care unii îl ascund. Λέει παρακάτω. Mai jos, γιατί δεν υπάρχει κανένα κόλλημα να μνημονεύεται ο επίσκοπος που είναι ορθόδοξος. Pentru că nu există nicio piedică să fie pomenit un episcop care este ortodox. Έστω και αν εκείνος από φόβο μνημονεύει τον Μητροπολίτη του, που είναι αιρετικός. Chiar dacă el din frică îl pomenește τον Μητροπολίτη του, care este αιρετικός. Ο πρεσβύτερος αυτός και όταν καλείται σε ολονύκτια. Preotul acesta atunci când este chemat la slujba de priveghere, trebuie să pigeni și să pene από αυτόν την εκκλησία που του δίνει. Trebuie să meargă. Trebuie să meargă și să ia biserica care se dă. Και λέει παρακάτω, εάν όμως μνημονεύει ερετικών που είναι επίσκοπος, însă dacă pomenește un eretic care este episcop, έστω και αν μακαρίζει, έστω και αν ορθοδοξεί, chiar dacă el μορφωθεί ορθοδοξ, την κοινωνία βέβαια μαζί του πρέπει να την αποφεύγει. Trebuie să se ferească de comuna cu el. Στην κοινή τράπεζα όμως, αν χρειαστεί να τον μνημονεύει, κατ' οικονομία. Însă la masa comună, dacă din economie poate să-l pomenească. Αυτά όλα τι μας λένε. Toate acestea ce ne spun de fapt. Και πότε γράφτηκε αυτό. Și când s-a scris acest lucru, această scrisoare? Ήταν η ίδια κατάσταση με τον κομμουνισμό πριν 115 χρόνια. A fost aceeași situație cu ecumenismul în care există vreo 115 ani. Πότε γράφτηκε αυτή η επιστολή. Când a fost scrisă această επιστολή. Αυτή η επιστολή γράφτηκε στην αρχή της αίρεσης. Această επιστολή a fost scrisă la începutul ερεσίου οικονομάχη. Και ποια αίρεση. Μία αίρεση η οποία είχε πει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. La începutul unei ερεσίου despre care Sfântul Teodor Studitul a spus. Ότι το πρόβλημα είναι ένα πρόσωπο. Ένας άνθρωπος. Că problema este un singur om. Το λέει μέσα σε επιστολή. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η επιστολή. Όπως πούνε εντρώ επιστολή. Βγάλτε αυτόν τον άνθρωπο από τη μέση και το πρόβλημα έχει λυθεί. Κάτσε να οπάρτε το όμορφο αγγεστά, για να οπάρτε εσύ μηχέα, να σου οπάρτε το όμορφο αγγεστά και το πρόβλημα θα ρετώβατε. Και τώρα έρχονται αυτοί να συγκρίνουν τον οικουμενισμό. Και ακόμα μην μου είσαι κομπάρα οικουμενισμό. Τα 115 χρόνια οικονομίας που έχουμε κάνει. 115 ani de economie pe care am făcut-o. Meti mihianică ere sipotea ne ena sandros problema. Cu erezia mihiană care se referea la un sindrom. Cu mori sihetis din epifania. Care de data ce a ieșit la suprafață. Che vulei la Ios Andros Studitis Mesa. Și despre care Sfântul Teodor Studitul spune. Oti afto to kanume για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα όσο πιο ανώδυνα να μπορούμε. Că vrem să rezolvăm această problemă la cât mai ușor cu putință. Αυτοί λοιπόν που επικαλούνται αυτή την επιστολή, cei care invocă această επιστολή, διαστρέφουν την αλήθεια. Strâmbă sau denaturează adevărul.
για να στηρίξουν την οικονομία που κάνουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν το σωστό πράγμα. Pentru a-și susține economia, pentru că, de fapt, nu pot să facă lucrul corect. Υπάρχουν άλλες επιστολές του Αγίου Θεοδόρου του Στοδίτη. Există alte epistole ale Sfântului Teodor Stoditu. Που είναι τόσο πολύ αυστηρές. În care el este atât de aspru, de exigent. Που λέει ούτε σε εκκλησίες να μπαίνετε να προσκυνήσετε μέσα σε αυτούς που είναι αιρετικούς, που δεν έχουν καταδικαστεί. Ca nici să nu intrați în bisericile care le aparțin ereticilor, care pe vremea aceea încă nu puteau să se răcondamnați. Λοιπόν, μην διαστρέφουμε την αλήθεια και παίρνουμε τώρα μια επιστολή, ένα κείμενο, μια γραμμή μιας επιστολής για να στηρίξουμε την οικονομία που δεν πρέπει να γίνεται πλέον. Deci să nu luăm un text, un rând dintr-o epistolă a unui sfânt și să susținem doar pe baza lui o linie de mărturisire care nu este cea potrivită. Sfinții părinți ne-au învățat să primim orice că am fi. Furi, hoți, curvari, bețivi, dar să nu primim a fi numiți eretici. Vă rog, nu primiți că ați fost eretici. A fi numiți eretici. A fi numiți eretici. Să nu primiți. Să nu primiți a fi numiți eretici. Voi singuri să nu vă numiți că ați fost vreodată eretici. Niciodată. A, lei ieți utilite că mi poți deni ne calo na pume diamas otipalia i capote diamasta eretici. Γιατί οι Άγιοι Πατέρες ποτέ δεν λεγόταν να προκαλούνται αιρετικοί. Να μην πούμε την αλήθεια. Σε μου σπούνε μαντεγόρου. Να μην πούμε ότι γεννηθήκαμε μέσα στην αίρεση του οικουμενισμού. Σε μου σπούνε και να μην σπούνε την αιρεσία οικουμενισμού. Να μην πούμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Σε μου σπούνε να είστε κοκατός. Να μην ραμπτάρε. Δούχος Σφύντ με παρομινά. Nu să spunem noi. Noi ipomonie, ipomonie, o ai prema ta măsătis. Nu e discuție. A spus întrebare, acum să le spun zic noi. Nu primim să fim numiți eretici. De porume, la primume din aliție. Nu putem să ascundem adevărul. Γιατί αν κρύψουμε την αλήθεια για τον εαυτό μας, θα την κρύψουμε και για την πίστη μας. Dacă vom ascunde adevărul referitor la noi înșine, atunci vom ascunde și pentru a veni. Όπως είναι. Noi vom spune. Μήπως ο Άγιος Ιωαννίκιος δεν ήταν μέσα στην αίρεση. Ο Άγιος Ιωαννίκιος να φωσε το λόγο μετά την αιρεσία. Μήπως ο Άγιος Γεράσιμος δεν ήταν στην αίρεση και τον ξύπνησε ο Άγιος Ευθύμιος. Ο Άγιος Γεράσιμος να φωσε την αιρεσία και λάβουν να θρησίσουν το Ευθύμιο. Μήπως μέσα στα γεροντικά δεν βλέπουμε Αγίους που πόρνεψαν. Nu vedem în pateric exemple de sfinți care au căzut în desfânare? Să ascundem și acestea? Nu, nu le ascundem. Să pune din aliția, pentru că asta este agape. Vom spune adevărul pentru că aceasta este adevărata iubire. Când iubești pe cineva, îi spui adevărul Hristos. Acest lucru ne eliberează, aceasta-s Hristos. Adevărul vă va face liber. Și care adevărul? O Hristos este aliția. Adevărul este Hristos. Όποιος δεν είναι λοιπόν με την αλήθεια, δεν είναι με τον Χριστό. Cel care nu este cu adevărul, nu este cu Hristos. Βλέπετε τι κάνουν αυτοί που θέλουν την οικονομία. Vedeți ce fac aceștia care vor numai οικονομία. Για να στηρίξουν το ψέμα τους, σκρίζουν μινσούνα, παίρνουν μια επιστολή, iau o epistolă, ενός Αγίου, unui Sfânt, ο οποίος ήταν κατά πάντα και είναι υπόδειγμα Ορθοδόξου πίστεως, care a fost întru totul exigent și este un exemplu de mărturisire ortodoxă και είχε ορίσει ποια είναι η ακρίβεια και ποια είναι η οικονομία. Și care a stabilit, a definit ce înseamnă ακρίβεια și ce înseamnă οικονομία. Και δεν τρέπονται να χρησιμοποιούν și nu se ρουσινιάζει să folosească τα λόγια του για να στηρίξουν cuvintele lui ca să își susțină ideile lor. Εγώ αυτό, συγγνώμη, eu mă iertați, dar eu lucrul acesta nu s-o fac. Mă apuc eu lucrări. Eu aș vrea să răspund cu un cuvânt al Sfântului Pavel, care spune la un moment dat într-o epistolă că pentru frații mei prefer sau aș dori să fiu și anatema. Știți? Că zice că chiar și anatema să fiu pentru frații mei, dar să se mântuiască poporul. Pe a fi anatema însemna să cad în vezi. Deci Sfântul Apostol Pavel atâta dragoste avea încât ar fi vrut să ajungă și în ea țăracul, da? Numai să se mântuiască poporul. Vedeți? El de profesie, ca să zic așa, era fariseu. Era un teolog al poporului, da? Și când a venit la Hristos și când a luminat Hristos, toată teologia aceasta a Vechiului Testament pe care el o știa
Și toată ura pe care a avut-o la început împotriva bisericii, cum o întoarce el, în dragostea față de, de întregul popor din care el provenea și pe care el ar fi vrut cu orice mijloc, așa, să îl aducă la Hristos. Deci, repet, sunt unii, vedeți, aici este și problema cu Har. A văzut în ereție, gata, nu mai are Har, nu are preoție, nu mai are nimic. Nu cred că există în istoria bisericii cineva care să spună de la un cap la altul că eu am fost slujitor la bisericii, vrednic, sfânt, curat, de la Z. Că doar oameni suntem. Atunci, ce ne spune? Că n-avem păcat? Deci căderea există, nu că în fața lui Hristos, nu căderea contează. Și am să-mi permit, când mi-am luat să am aminte, acum două zile a fost comunist într-o filohie de icone. Și există acea istorisire pe care o a relatat-o el despre un păcătos care vreme de mai bine de 10 ani, în fiecare zi, cădea în desfânare și după ce cădea în desfânare, se ducea la biserică și se punea în genunchi în fața icoanei lui Hristos și cerea iertare și Doamne miluiește-mă și ajută-mă să trec peste și iar cădea în păcat și oameni, dar se arată drag în biserică, așa, acestui om și îi spune lui Hristos din icoană, cum poți să mai rapsi pe acesta care acum păcătuiește, acum își cere iertare, mai leagă păcătuiește, nu vezi cât își bate joc de tine. Și îi răspunde atunci Hristos și spune, tu vorbești? Deci zice Satana, eu pentru un păcat mic, pentru o mândrie mică, așa se exprimă. Așa am fost alungat din rai. Și acesta care în fiecare zi, de peste 10 ani, zice că o să-și schimbe viața și că o să nu o să mai facă păcatul respectiv și iar îl face și iar încă îl primești, da? Încă îl miluiești și răspunde Hristos, tu vorbești, îi spune Satana, da? Eu pentru că sunt bun și milostiv, primesc întotdeauna păcătuiește. Și în final, ia sufletul ăla, cum stătea acolo îngenunchiat și cerea iertare, ia sufletul cu Hristos și a pus mai. Ce-a făcut ăla pentru mântuirea lui? Tâlharul ce-a făcut? Există o icoană la Meteora, am văzut-o eu. Toți sfinții, e Hristos, Maica Domnului, sfinți, îngeri și așa mai departe. Și în centrul icoanei e tâlharul cu cruce. Ce-a făcut ăla bun în viața lui ca să merite, să ajungă primul în rai? Deci noi gândim omenește. Ai făcut, ai plătit. Încă suntem la legea talionului. Ai problema cu asta. Da? A căzut în erezie, la revedere. Cel care dorim să se bucure cel mai mult pe lumea aceasta este însuși Patriarhul Daniel. Nu de Sfințirea Catedralei Naționale. Din păcate, Mântuirea Neamului a rămas în umbră. Vedeți? S-a schimbat numele, se mai schimbă multe. Da? Nu pentru asta, ci pentru întoarcerea la dreapta credinței. Nu-l urâm, nu-l bagiocorim. Am mai spus-o și cu altă ocazie. Nu folosiți referitor la ierarhi sau la preoți nume care le bagiocoresc, numele pe care le-au. Că ne facem păcat. Și cel care face așa va cădea mai rău decât. Și cea mai grea cădere e când nu-ți dai seama că ai crezut. Tu ai impresia că ești singur ortodox și singur mărturisitor și cel mai tare și cel mai mare și ajunge în mai rău ca ce face. Mergeți. Da. Înainte de a ști întrebarea, vă pun o întrebare. Că e foarte delicat, e foarte frumoasă întrebarea. Dar întâi vă întreb pe dumneavoastră. Aveți în casă ce au aproape toți români? Icoana, Irelea, au luat Seri Boca, o aveți în casă? Nu aveți? Nu mai aveți? Nu mai aveți. Nu toți au aveți, nu icoană. Este icoană, în primul rând. Ce se arată? Două dimineci, în orice casă din interior, și am văzut și la foarte mulți îngrădiți de erezii. Tabloul ăsta de Boca e lângă Hristos. Iată întrebarea. Știi? Întrebarea, apoi va. Cum îi afectează pe cei care s-au îngrădit de erezii faptul că au evlavie la un înșelat precum Arsenie Boca? Fostul Sibiriazi a fătus Iopii Ecu de Agostul Mosino. Mie Evlavia, prosenos prosopul, poslani patirul, prosopul, plane meu, opositanul, patirul Aserius. Η διδασκαλία τους. Αυτό τους επηρεάζει. Îi influențează pe creștini
învățătura unor astfel de părinți. Όταν ένας άνθρωπος λέει ότι οι παπικοί έχουν μυστήρια, când un om spune că papistașii au taine, όταν λέει ότι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης ήταν Άγιος και τον αγιογραφεί, când spune că Francis de Asisi a fost sfânt și îl încățișează de icoană ca sfânt, και κάνει και άλλους, δεν θυμάμαι τώρα. Και όταν λέει αντιορθόδοξα πράγματα, ερετικά πράγματα, αντιορθόδοξα και ερετικά, τότε αυτός που τον έχει για Άγιο, atunci cel care îl are la evlavie ca sfânt, θα πει ότι αφού το λέει και είναι Άγιος, ακολουθά αυτά που λέει. Va spune, din moment ce este sfânt, voi urma ceea ce spune el. Εδώ θα ήθελα λίγο να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Θα μπορέσουμε να πράγματα που είναι πολύ σημαντικά, αλλά είναι λεπτά. Voi spune câteva lucruri, să fim atenți că sunt lucruri importante, dar sunt fine. Καταρχήν, δεν κατηγορούμε ούτε βρίσαμε κανέναν άνθρωπο. De la început vreau să spun că nu acuzăm și nu aducem injurii la adresa niciunui om. Ειδικά αυτούς που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή. În mod special, mă refer la cei care au plecat din această viață. Δεν λέμε ότι οι Άγιοι ήταν αλάχτοι. Nu spunem că Sfinții au fost infailibili. Μόνο ο Πάπας είναι αλάχτος. Numai Papa zice că e infailibil. Και οι Άγιοι ήταν αλάχτοι γιατί ήταν άνθρωποι. Și Sfinții au făcut greșeli pentru că au fost oameni. Αλλά τέτοια λάθη δεν τα κάνουν οι Άγιοι. Însă astfel de greșeli Sfinții nu fac. Δεν μπορείς να πεις ότι οι Παπικοί έχουν μυστήρια. Nu poți să spui că Παπιστάσιο είναι αλάχτοι și celălalt. Δεν θα βρίσουμε τον άνθρωπο. Nu-l vom, noi vom aduce injurii și nu vom ajutori pe acest om. Θα πούμε τη γνώμη μας όπως πρέπει σε έναν ορθόδοξο, σεμνά και με αγάπη. Îi vom spune unui ortodox părerea noastră cu respect și cu cinste. Και από εκεί και πέρα το αν έχει σωθεί, αν είναι Άγιος, αυτό είναι στα χέρια του Θεού. Și mai mult decât atât, aceasta, dacă omul respectiv s-a întuit sau a ajuns sfânt, este judecata lui Dumnezeu. Însă noi știm από τον Σιμεών, τον νέο θεολόγο, de la Sfântul Simeon, nou teolog, ότι δύο πράγματα είναι αυτά που κατοχυρώνουν τον Άγιο. Că sunt două lucruri care aduc Sfințenia unui om. Το πρώτο και το πιο σημαντικό αυτό μας ενδιαφέρει είναι η ορθόδοξη διδασκαλία του και η ζωή του. Primul lucru care este cel mai important este ortodoxia lui și viața lui. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν το δεχόμαστε στη γέννη. Dacă nu, deci prima este ortodoxia lui și a doua este viața lui Sfântă. Dacă acestea nu există, nu îl primim ca să vedem. În perspectiva mântuirii, ce trebuie să știe românii care vor participa mâine la Sfințirea Catedralei? Alături de toți acei clerici ecumeniști. Le va dăuna, le va face rău participarea. Είναι δυνατόν να μην τους βλάπτει. E posibil să nu ne facă rău? Όταν πάνε και σε προσεύχονται, de vreme ce se vor duce acolo și se vor ruga împreună, δηλώνουν στο Θεό, declarând în fața Dumnezeu, ότι εγώ και ο Δανιήλ και ο Μαρθολομέος έχουμε την ίδια πίστη. Că eu și Patriarhul Δανιήλ și Patriarhul Μαρθολομέο avem aceeași credință. Δεν τους βλάπτει αυτό. Noi nu le va dăuna acest lucru. Când a avut loc despărțirea bisericilor de Pidalion? 1. Și de ce nu este folosită astăzi în seminarii și în mănăstiri? Εκκλησίες απομακρύνθηκαν από το πηδάλιο όταν οι επίσκοποι είπαν στον κόσμο να μην διαβάζουν το πηδάλιο και οι ιερείς. Bisericile s-au îndepărtat de Pidalion atunci când επίσκοποι și preoții le-au spus oamenilor, au spus poporului să nu citească Pidalion. Γιατί? De ce? Για να μην ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Ca să nu știe poporul ce trebuie să facă. Για να πούνε ότι το πηδάλιο είναι επίσκοποι, επίσκοποι και επίσκοποι. Ci să spună că Pidalionul sunt episcopi, că biserica ar fi episcopocentrică. Και δεν χρειάζομαστε πλέον πηδάλιο, έχουμε
cu episcopul mă. Și că nu avem nevoie de pidalion, de regele bisericii, de canoane, și de canoane, ci noi avem episcop. Και αυτό που λέει το πιδάλιο ότι όταν ο επίσκοπος δεν πάει καλά τον κόβουμε, δεν χρειάζεται να το για το faptul că în pidalion se spune că atunci când episcopul propovăduiește erezie trebuie să ducă în pomenirea, lucrul acesta nu mai trebuie să rește. Să completez ceva. De curând, Patriarhia Română a reeditat pidalion în trei volume. Se dau așa la set. Update. Vreo 200 de lei, nu și-a tot și acum. Și inclusiv canonul 15 l-au schimbat. Au mai adăugat un cuvințel pe aici pe acolo, au mai scos de ceva, pentru că încetul cu încetul, cei care se raportează la izvoare, da? Izvoarele vechi dispărând, era la un moment dat o știre frumoasă, aș dă prea Andrei a pus-o, despre cei de la Patriarhie care mergeau prin piețe și le luau cărțile vechi. Așa? Asta este o a doua etapă după ceea ce s-a întâmplat când au venit comuniștii la putere, când majoritatea cărților vechi de prin arhivele mănăstirilor, de biblioteci, au fost puse pe foc. Și în momentul în care acum se reeditează viețile sfinților și învățătura lor și pidalionul, schimbându-se pe aici, pe acolo, în punctele importante, așa, peste câțiva ani se va spune, ne pare rău, dar noi ceea ce facem, facem conform sfinților părinți. Nu este folosit în seminarii și în mănăstiri. Tu ești, tu ești, tu ești. A doua întrebare era de ce nu se folosește pidalionul prin mănăstiri și seminarii? Eu mă trebuiesc să până să am la facultate, nu am auzit că există pidalion. Și am terminat cu Dumnezeu și de promoție. Da? Sta mănăstiri, υπάρχουν κάποια μοναστήρια που λένε να διαβάζουν μόνο την κλίμακα, οι μοναχοί. Sunt multe mănăstiri în care le se spune monahilor să citească doar sca, să nu scra. Sto monastir de Pontis Lavras. Chiar și în altul se face lucru la Marea Lavră, de exemplu. Όταν σε μια συνεδρία με τους άλλους προϊστάμενους. La o συνάντηση pe care am avut-o cu ceilalți părinți. Τους είπα ότι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Le-am spus că Sfântul Teodor Studito. Λέει ότι έργο των μοναχών είναι να κρατούν την πίστη καθαρή. El spune că lucrarea monahilor este să păstreze credința curată. Mi-au răspuns. Au trecut astea, nu mai sunt la atât. Acum alte lucruri ne interesează. Doar veți face ascultare. Και όταν τους είπα ότι μα οι Άγιοι Πατέρες δεν υπακοεί, δεν κάνουμε σε θέματα πίστεως. Αλλά όταν ο Πατέρας Σάβα ρασπούς, ήταν ο Αντωνάνη με τους άλλους προϊστάμενους από άλλα μυστήρα, και μας είπε ότι οι Σφίντσοι Πατέρες ne învață să nu facem ascultare, în sensul de ascultare oamă, da? În problemele de credință. Τι μου απαντήσανε? Au răspuns. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Nu există așa ceva, nu spun Sfinții Părinți așa. Δηλαδή αλλάζουν ακόμα και στα μοναστήρια, αλλάζουν την πατερική παράδοση. Deci chiar și în mănăstiri se schimbă tradiția patristică. Πού στο Άγιον Όρος, σκεφτείτε έξω στα άλλα μοναστήρια. Acest lucru se întâmplă în Sfântul Munte, gândiți-vă cu cât mai mult se întâmplă el în afară. Povestiți-ne din experiența dumneavoastră cu ce temeri se confruntă un preot sau un monah sau o monahie atunci când ia în calcul varianta îngrădirii. Από την εμπειρία σας, ποιοι είναι οι φόβοι, οι σκέψεις, τις οποίες τις έχει ένας μοναχός ή ένας ιερέας ή μια μοναχή όταν θέλει να διακόψει τον νόσο. Ωραία ερώτηση. Πού να τρεμάει. Υπάρχουν κάποιοι... Πριν θέλω να παρασπώ την καλλιτάτη δε μοναχή, όσο να σπώ την καλλιτάτη δε πρέπει. Κατάλαβα. Έτσι πες εσχύρουμε στην καλλιτάτη. Θα μιλήσω λοιπόν για τους μοναχούς. Όσο σας πω να κάνετε βάλουμε τις μοναχές. Αλλά θα μιλήσω και μετά και για τους ιερείς, μετά τον κατερτητή Άννα. Και λοιπόν, όσο σας πω να πρέπει να τσιπέ αν τσιπέ, όσο σας πω να τσιπέ, όσο σας πω να τσιπέ. Οι μοναχοί υπάρχουν, δεν είναι όλοι στο ίδιο τσουβάλι. Να το πούμε έτσι. Δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία. Νου τότε οι μοναχοί σε άλλον ατσιάς κατηγορία. Κόμμα δεις και νόη είναι ατσιάς γουά. Υπάρχουν μοναχοί. Εξίστα μοναχοί. Που δεν διακόπτουν το μνημόσυνο επειδή φοβούνται μην φύγουν έξω από την Εκκλησία. Δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν. Sunt μονάχοι care se tem să întrerupă pomenirea episcopului eretic, pentru că cred că făcând așa vor ieși ei înșiși în afara bisericii. Τέτοιος ήμουν και εγώ. Așa am fost și eu. Δεν ξέραμε ακριβώς πώς είναι τα πράγματα. Nu știam
exact cum stau lucrurile, însă am învățat. Gătii, gătii de mai din genese, mathemenos, ana mathenis te pomeria. Pentru că nu te naști învățat, ci înveți pe parcurs. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί, αυτό το είδος μοναχοί. Υπάρχει ένα άλλο είδος μοναχών που δεν κάνει το βήμα διότι φοβάται. Există o altă categorie de monahi care nu face acest pas doar pentru că se teme. Θα μου πείτε τι φοβάται. De ce se teme? Αφού τα έχει αφήσει όλα. De moment ce a părăsit toate cele lumești. Οι Άγιοι Πατέρες στο γεροντικό μέσα. În Pateric, Sfinții Părinți, se spun. Λένε ότι μπορεί ο μοναχός να τα έχει παραιτήσει όλα. Că se poate ca μοναχός să fie renunțat la toate. Και να είναι δεμένος με ένα κομποσχήνι, με μια βελόνα. Și să fie legat sau să țină de o metanie sau de un ac. Πάλι δεμένος είναι. Tot legat e. De ceva lumez. Γνωρίζω μοναχούς στο Άγιο Δώρος, οι οποίοι δεν θέλουν να χάσουν το κελί τους. Cunosc călugări în Sfântul Munte, de exemplu, care se tem să nu-și piardă chiria. Και το ίδιο μας είπε και ο αγαπητός μου, κατά τα άλλα, πατήρ Αθανάσιος, στη Ρουμανική Σκήτη. La fel, mi-a spus și părintele Stareț Atanasie de la Schitul Prodrotu. Care i-a aruncat pe părinți. Și a spus că nu trebuie să ne pierdem mănăstirea. Adică să ne pierdem credința, dar să ne pierdem mănăstirea. Sfântul Anatolie de la Optina spune acest lucru într-un text de-a lui. Που λέει ότι οι μοναχοί τότε δεν θα νοιάζονται για την πίστη, αλλά θα νοιάζονται να κρατήσουν τα κτίρια. Spune că, într-o profeție de-a lui, că μοναχοί vor ajunge să nu le mai iubesc de credință, ci să nu piardă clădirile, mănăstirile. Αλλά λέει ο Άγιος Ανατόλιος, συνεχίζει και λέει. Și el continuă să spună. Αλλά δεν ξέρουν, λέει, δεν καταλαβαίνουν, λέει, δυστυχής, ότι το μοναστήρι χωρίς την πίστη. Sărmanii nu înțeleg că mănăstirea fără credință είναι τέσσερις στίχοι χωρίς χάρη. Sunt doar patru zicuri fără har. Λοιπόν, και υπάρχει και μια άλλη κατηγορία. Și există și o altă categorie de preoți, de oameni. Οι οποίοι περνάει καλά, δεν ενδιαφέρεται. Care cărora le merge bine, nu sunt interesat de cele ale credințe. Και δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία αγώνα. Și nu doresc să intre în acest proces al luptei. Despre preoți, nu pot să vorbesc la modul general. Eu, după ce am întrupt pomenirea, cam în fiecare zi, între 2000 și 3000 de momente de îndoială. Și cu timpul au mai scăzut, când mă vedeam mai rar, mai creșteau. Au mai fost și ispite care le-au accentuat și tot așa. Asta în afară de prigoană și judecăți și așa mai departe. Însă, din experiență, pot să spun că atâta vreme cât cineva consideră că ține orice altceva, caracterul, inteligența, pregătirea, dar nu Sfânta Liturghie, se înșeală. Pe mine personal nu m-a ținut altceva decât Sfânta Liturghie. Fără Sfânta Liturghie, ajungea mai rău ca Liga. Și acum vă interesa, v-a zis că ne mai spune ceva despre Iisus. Ieris, επειδή μιλάμε με πολλούς ιερείς. Pentru că vorbim cu mulți preoți. Και μάλιστα είναι και ένας Ρουμάνος ιερέας, ο οποίος δεν έχει αποτυχιστεί, αλλά υποτίθεται πως κάνει αγώνα νέο του χριστιανισμού. Și chiar am discutat cu un preot care nu a întrupt pomenirea, însă el susține că luptă împotriva ecumenismului. Και μας κατηγορεί εμάς ότι κάνουμε σχίσμα. Și ne acuză pe noi că facem schismă. Οι οποίοι είπαν ότι θα χάσουν το μισθό τους. Și acesta, împreună cu alții, ne-au spus că dacă întrerupe pomenirea, o să ne pierdem salariul. Αυτό είναι το κυρίως, στους ιερείς. Acesta este principal lucru pentru preoți. Vedeți că acum, în Grecia, când s-a pus problema separării puterilor în stat, toată problema s-a centrat pe faptul că preoții să nu-și pierdă salariul. Și în Grecia, într-adevăr, ca unul care și eu a fost acolo salariat mai mulți ani, este o viață, ca să zic așa, decentă, nu-i ca la noi. Acolo salariul este integrat în stat, există niște bonusuri, ca să zic așa, acum a luat lucrurița s-a mai tăiat, dar preotul putea liniștit să ducă o viață
dacă avea o familie și să aibă tot ce trebuie, și avea susținerea aceasta a statului. Însă, de vreme ce odată cu Sfântul din Creta lucrurile s-au îmbălmășit, acum preoția s-a redus strict la salariu. Și episcopii au făcut scandal. Ce o să facem noi? O să ne sară preoții în cap. Acum au pierdut și preoții, și credința, și salariul. S-a întâmplat exact ca și la noi, când a fost vorba de referendum. Și mă folosesc acum, de momentul ăsta, ca într-o jumătate de minut, să vă spun că după mărturia cuiva din Arad, care a fost la început în conducerea acestei coaliții naționale pentru familie și au fost chemați la Valea Probului și li s-a spus că această inițiativă a referendumului va avea sprijinul Patriarhiei Române, asta era acum 2 ani și ceva, cu condiția ca orice discuție se va isca despre sinodul din Creta și împotriva comunismului, această coaliție să o curme din fașă. Cu alte cuvinte, s-a pornit la această luptă bună, da, fără Hristos. Și de aceea, spre rușinea noastră, a ortodoxilor sau a celor care nu mai sunt ortodoxi, dar și că sunt în erezie comunistă, o mare parte din cei care au votat, da, la acest referendum, au fost sectari. Ar fi putut biserica să facă, nu neapărat un referendum, știți ce putea să facă? Ca și în istorie. Să zică patriarhul, că așa e și atât. Iubiți credincioși, săptămâna viitoare, de exemplu, da? Cine dorește să țină sau ajuneze, să zice, până la ora cutare. Cine dorește să citească psaltină. Și să facem acest lucru tot neam. O făcea tot neam. Dar o spune vlădica în istorie, a fost modul în care s-a schimbat istoria. Dumnezeu a intervenit și a schimbat acolo unde nimeni nu se aștepta ca lumea să se schimbe bine. Dar în momentul în care masoneria e la putere, ierarhia tace. Am găsit o rugăminte a cuiva, și o citesc, zice: sunt ucenic al părintelui Andrei. Vă rog, părinte Andrei, să mai anunțați încă o dată public când, începând de azi, treceți la formula corectă de pomenire. Începând de astăzi, vom trece la formula corectă de pomenire. Și întreabă. Formula corectă este aceea, întreruperea pomenirii numelui episcopului la Sfânta Liturghie. Asta nu face trimitere la episcopul locului. Cred că s-a înțeles lucrul ăsta. Deci, în istoria Bisericii, când cineva a căzut în erezie, a urmat ștergerea lui din diptice. Adică ștergerea numelui. Noi suntem preoți hirotoniți într-o jurisdicție anume, rânduiți de Dumnezeu într-o jurisdicție anume. Eu sunt în Episcopia Alexandriei și Telermanului. Când pomenim acolo, pomenește Doamne Episcopia Alexandriei și Telermanului, a trei măritorilor creștini, nu ne referim la episcopie ca instituție, da? Ci eparhia din care fac parte trei măritorii creștini. Da? Și prima formulă de pomenire, pomenește Doamne pe episcopul nostru, nu face trimitere la episcopul locului. Noi am întrerupt pomenirea cu episcopul locului. Ar fi, nu știu, am avea ceva la cap să reluăm pomenirea. Deci trebuie să înțelegem că aceasta este formula corectă, rânduită de Sfinții Părinți în tradiția Sfântului Munte și începând de mâine eu o voi folosi. La ceea ce a spus Părintele Andrei și aș vrea să adaug că lupta împotriva ereziei nu se reduce doar la întreruperea pomenirii numelui. Ispite sunt multe, lupta este grea și să încercăm. Eu am rămas, vă spun, uimit ca om care atâția ani am făcut teologie și am crezut că știu câte ceva, că mi-am dat seama că n-am învățat aproape nimic la școală. Când citim lucrarea care va apare în curând despre sinodele ecumenice, care este foarte grea și nădăjduiesc să o duc la bun sfârșit cu rugăciunile noastre, când am auzit acolo, când am citit, și am mai spus-o cu altă ocazie, dar o repet acum, la sinodul 3 ecumenic, deci în cadrul lucrării lor sinodului,
cei care s-au confruntat, ca să zic așa, ereticul și cu ortodoxul, da? Era Nestorie, patriarhul Constantinopolului și Sfântul Chiril al Alexandrei. În scrisorile și în actele sinodului, până să fie Nestorie condamnat, amândoi, cu toate că propovăduiau două lucruri diametral opuse, la un moment dat sunt numiți stâmpii bisericii. Nu pot să fie stâmpii bisericii dacă unul învață una și altul învață alta. Amândoi cu toate titulaturile, preasâția voastră și cu toată cinstea și așa mai departe, da? Adică până la condamnare s-a făcut tot posibilul recuperării ereticului. Că aia înseamnă lucrarea sinodului. A avut dreptate un politică român acum mulți ani, când era vorba de împărtășirea mitropolitului Banatului cu greco-catolicii, așa că a spus, cuvântul respectiv îl folosesc, că sinodul nu taie capete. Într-adevăr, lucrarea sinodului nu este aceea de a distruge pe cineva. Mass media o face, poate, și alții, da? Ei, când Nestorie n-a vrut sub nicio formă să accepte argumentele aduse de Sfântul Chiril și de părinții sinodali, a fost anatematizat, caterisit și din momentul acela despre s-a vorbit ca despre Nestorie. Punct. Și cu alte apelative care n-au avut legătură cu Sfântul. Au avut legătură cu Doamna și cu ea și cu Trădare. Deci trebuie să înțelegem un lucru, că e mult de muncă și mult de învățat. Și există această ispită a radicalizării. Bă, eu asta am înțeles, asta e părerea mea, amin. E foarte, foarte periculoasă pentru oricine. Când noi, Doamne ferește, preoții, vom ajunge să considerăm că avem o luptă personală cu episcopul locului, suntem cu totul plecați din locul. N-avem absolut nimic. Noi suntem preoți ortodoxi în eparhia din care face parte, eparhie care este condusă momentan de către un eretic și ne rugăm lui Dumnezeu ca să-l întoarcă pe ereticul respectiv, da? Dacă nu vrea să întoarcă un sinod prin mila lui Dumnezeu să-l condamne și să ne dea Dumnezeu un alt episcop ortodox pe care să-l pune. Asta e tot. Tot ceea ce se complică drept discuție începând de aici, sunt strict păreri personale. Ori părerile personale nu fac parte din ortodoxie, ci fac parte din neoprotestantism, adică sectarism. Vreau să fac eu o concluzie la această fără Ciprian, dacă e concluzie, pentru că am întrebat multe persoane, mulți mireni, așa dintre dumneavoastră, un lucru foarte simplu. Întrebarea era și este: cine face parte din Biserica Lui Hristos? Cei îngrădiți, cei neîngrădiți, sau face parte cu toți? Facem parte cu toții, până când un sinod va tăia de trup zece cei care se pocăiesc. Tot în această lucrare, argumentată pe baza altor sinoade ecumenice, se spune că ceea ce am învățat noi la școală, că biserica este doar triumfătoare și biruitoare, nu e chiar așa. Biserica triumfătoare, cea din cer, așa este, sfinții și cei mântuiți, cea luptătoare are doi membri. Așa cum un corp poate să aibă mădulare, părți sănătoase și poate la un moment dat să aibă și părți bolnave. Una sau mai mult. Ei, aceste mădulare bolnave, fiecare dintre noi, dacă avem o problemă în organismul nostru, nu ne pucăm. Mergem prima dată la chirurg. Chirurgul e ultima instanță. Da? Ne străduim să vindecăm partea bolnavă. Asta este lucrarea sinodalității bisericii. Și dacă lucrarea, partea aceea bolnavă, devine cancer, ca zic așa, și, sau moare, da? Se necrozează, ei, ca să nu moară Dumnezeu, el este tăiată din trupul bisericii. Și doar când este tăiată din trupul bisericii, ea nu mai face parte din trup, ci este ceva mort. Da, mulțumim pentru procesa, foarte bun, așa este. Credincioșii care au evenimente în familie, botez, cununie, înmormântare, așa mai departe. Cum ar trebui să procedeze, mai ales dacă nu au un preot îngrădit de aproape? Iubie, un baptisis, hidies, chelegramus, sismogenistus, chedene cum mena în ortodoxă erea condamnă, tipe pitana.
Αυτοί που έχουν διακόψει το μνημόσυνο, και κάνουν τρόπο με ηρεία, θα βρουν τρόπο να βρουν ιερέα που δεν μνημονεύει να τους παπλέψει και να τους βαπτίσει τα παιδιά. Vor găsi un mod ca un preot ortodox care întreruptă pomenirea să îi ajute cu botezul, cu numii și așa. Να πω κάτι όμως τώρα και το πνευματικό θέμα. Însă să spun acum care ține de partea duhovnicească a problemei. Αυτή η ερώτηση δεν θα πρέπει να γίνεται από κάποιον ο οποίος έχει διακόψει το μνημόσυνο. Această întrebare nu ar trebui să fie pusă de cineva care deja a întrerupt pomenirea. Γιατί? De ce? Η διακοπή μνημοσύνου είναι σταυρός. Întrerupta pomenirii este o cruce. Δεν είναι κάτι απλό. Nu este ceva simplu. Ούτε πρέπει να γίνεται de mi, και από εδώ λίγο και από εκεί. Deci nu trebuie să fie făcută nici semi. Η διακοπή μνημοσύνου είναι μαρτύριο. Întrerupta pomenirii este mucenicie. Γι' αυτό και μας κατηγορούν σχισματικούς. De aceea ne numesc schismatici. Μας κατηγορούν ερετικούς. Ne spun eretici. Ότι είμαστε ακραίοι. Că suntem extremiști. Ότι βγαίνουμε εκτός εκκλησίας. Că ieșim în afara bisericii. Ότι δεν θα σωθούμε. Că nu să ne mântuim. Και είναι όλοι εναντίον μας. Și toți sunt împotriva. Για αυτούς είμαστε σεκταριστές πλέον. Pentru ei noi suntem deja niște sectari. Όποιος αποφασίζει να διακόψει την κοινωνία με τους ερετικούς να γνωρίζει ότι θα σηκώσει σταυρό. Cel care hotărăște să rupă comuniunea cu ereticii să știe că va purta o cruce. Και αυτό είναι που επιθυμούμε κι εμείς, να πάθουμε για τον Χριστό. Aceasta este de fapt ceea ce noi ne dorim să pătimim, să suferim pentru Hristos. Γι' αυτό και θα υπάρχει περίπτωση να κάνουμε 200, 300, 600 χιλιόμετρα να βρούμε ιερέα. De aceea există posibilitatea să trebuiască să călătorim 200, 300, 600 km ca să găsim un preot. Πώς θα πολεμήσουμε την αίρεση? Cum vom lupta împotriva ερεσίας? Με το να κάνουμε υποχωρήσεις και να λέμε δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Făcând concesii și spunând nu contează asta, nu contează cealaltă. Φαντάζεστε τους Αγίους μας να κάνουν υποχωρήσεις στο θέμα της πίστεως. Vă închipuiți că Sfinții ar fi făcut concesii în problemele de credință? Δεν θα είχαμε ορθόδοξη πίστη σήμερα. N-am mai fi avut astăzi credință ορθόδοξη, dacă ei făceau așa. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ρεύκος, Sfântul Maxim Ρεύκος, 20 χρόνια είχε να κοινωνήσει. 20 de ani nu s-a împărτășit. Γιατί δεν είχε ιερέα ορθόδοξο. Pentru că nu aveam un preot ορθόδοξο. Και πόσα άλλα τέτοια παραδείγματα έχουμε τους Άγιους που ήταν στη φυλακή μέσα. Și câte alte exemple de sfinți care au fost închisori nu avem mare. Θα προσαρμόσουμε τη ζωή μας με τη διακοπή μνημοσύνου. Ne vom potrivi întreaga noastră viață cu întreruperea aceasta a pomenirii. Και αυτός είναι ο σταυρός μας και αυτή είναι και η χαρά μας. Aceasta este crucea noastră, dar aceasta este și bucuria noastră. Τι λέει ο Χριστός, ώστις νομολογήσει λέει, ce και εγώ θα νομολογήσω στον Θεό. Că cel care mă va mărturisi pe mine și eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui meu. Αφού λοιπόν ομολογούμε Χριστό, din moment ce noi îl mărturisim pe Hristos, θα πάμε στη Σιβηρία να βρούμε ιερέα να χρειαστεί να κάνουμε βάπτιση και γάμο. Dacă va fi nevoie, vom merge până în Siberia să găsim un preot să ne facă un botez sau un unt. Και δόξα τω Θεώ και στη Ρουμανία υπάρχουν και στην Ελλάδα υπάρχουν. Ελπίζω να σταθώ στον Δημεζέο και στην Ρουμανία και στην Γκρέτσια există preoți care au întrerupt pomenirea. Am și eu la întrebarea aceasta. Mă refer doar la mormântare, că restul este evident și clar, s-a înțeles, la mormântarea de problemă. Nu de botez și de înmormântare. Κυρία, αν αυτός που έχει κάνει διακοπή μνημοσύνου κοιμηθεί, γιατί μιλάμε για ανθρώπους που έχουν κάνει διακοπή μνημοσύνου τώρα. Δεν σου κορδίνε με όλα, κάνουν τρόπο κομμουνιά και ρεζιά. Δεν σου κάνω ο βάθο δεν περσόνα. Ωραία. Τρέχει να το δω. Επειδή είναι δύσκολο. Την εξώδια ακολουθία μπορεί να τη διαβάσει ο ιερέας από μακριά. Deci, în momentul în care o astfel de persoană trece la Domnul, slujba de mormântare, dacă nu există o altă posibilitate, un preot ortodox îl poate citi și de la distanță. Dar de împărtășanie e vorba înainte de moarte. Nu, doar dacă îl surprinde moartea și mai e preot pe care. Mai potrivit de aceea, după ce a fost în chinonia, dar mai e chinonia, dar mai e la tot și în echipă e chinonia. Deci se presupune că din moment ce nu are un preot care să-l înmormânteze, înseamnă că nu are nici preot care să-l împărtășească. Că altfel n-am pune problema, da. Că n-are cine să-l mormânteze, da? Tenus, tata,
Κοιτάξτε, στο θέμα της, του νεκρού, în ceea ce privește problema mortului, όπου για να ταφθεί έχει σημασία πώς πέθανε, όχι πού θάφθηκε. Oriunde ar fi mormântat, ceea ce este important nu este locul mormântării, ci cum a murit. Αλλά το θέμα ποιο είναι. Adică în ce credință. Ο Άγιος Φώτιος, Sfântul Φώτιε cel Mare, είπε ότι ούτε στην κηδεία μου θέλω να έρθω νεαιωτική. A spus că nici la înmormântarea mea să nu vină eretici. Ούτε τότε θέλω κοινωνία να σε πούς. Nici atunci nu vreau să fiu un comunevoit. Για ποιο λόγο. De ce motiv. Είχε μίσος ο Άγιος. Avea ură împotriva lor. Ίσα ίσα που είχε αγάπη γι' αυτό. El nu iubea, de fapt, nu iubea. Και πώς έδινε την αγάπη του. Și cum își arăta iubirea? Ήταν ο μοναδικός τρόπος να το σταραγωνίσει τόσο πολύ. Era singurul mod de a-i mâhni, a-i tulbura așa de mult. Να τους ξυπνήσει από τον ύπνο της αίρεσης. Ca să-i trezească din somnul ερεζίου. Που να τους πει δεν θα σας στέλνω ούτε στην κηδεία. Și să le spună, dacă sunteți eretici, nu vă vreau nici la mormântarea mea. Όταν λοιπόν κάποιος δεν μνημονεύει. Atunci cineva nu pomenește un eretic. Θα δώσει εντολή στους δικούς του ανθρώπους όταν είναι να πεθάνει. Va lăsa voia lui către cei din familie, ca atunci când va muri. Να μην τον θάψουν οικουμενιστές, αλλά να διαβάσει ιερέας από μακριά την ακολουθία. Să nu îl înmormânteze οικουμενιστοί, ci un preot, dacă nu se poate altfel, să citească de departe slujba de mormântare. Deci să înțeleg. Deci dacă moare un părinte, să zic, și nu am preot, sun pe cineva, un preot, îi citește și noi îl înmormântăm cum? Adică fără noi slujba. Îl ducem la groapă și îl punem și fără slujbă? Adică concret. Am să vă dau un exemplu care s-a întâmplat de... Ca să știm cum să facem. S-a întâmplat acest lucru de sute de mii de ori, acum câțiva zeci de ani. Obiceiul în închisorile comuniste era, bine, nu la început, așa s-a format cu timpul. Știți, mai murea câte unul în închisoare, eu știu, poate boală, poate bătaie și mai departe. După ce îi ucideau, înainte de a fi aruncați într-o groapă, așa, li se străpungea un țăruș inima și de obicei cu o sapă sau ceva, li se zdrobea și fața. Cam asta era procedura, da? Ca să nu poată fi nici recunoscuți și de asemenea să se asigure de faptul că murise. Iar obiceiul pe care și l-au făcut în închisorile comuniste, transmis prin diferite căi, ce au învățat toți, era ca în fiecare zi, preoți care erau închiși în diverse închisori din țară, citeau, sau mai degrabă spus, ziceau din memorie, așa, slujba mormântării pentru cei care mureau în ziua respectivă. Fără să-i cunoască, fără să-i vadă, fără să fie alături de ei, da? Și nimeni nu a spus vreodată după ce a trecut comunismul că ceea ce au făcut acești preoți n-ar fi fost o slujbă ortodoxă. Nimeni n-a spus despre liturghia făcută pe piept de camarad de către părinte Justin Pârvu că n-a fost o liturghie validă. Dar nu se lasă cimitir. Să intri în cimitir, nu te lasă cu el. Important este că va exista un moment pentru toți, toți. Se numește a doua venire a Domnului. Când oricum vom ieși din cimitir, când se unesc sufletele cu trupul. Așa că oriunde am fi și în orice stare am fi murit și așa mai departe, ceea ce este important este credința. Nimeni nu se duce nici cu coroanele de la mormântare, nici cu costumul, nici cu trupul, nu se duce la judecată, ci se duce cu sufletul. Și dă răspuns în fața lui Hristos de credința pe care a avut-o. Sfântul Valeriu de Africă a murit în străpuns în inimă și probabil cu fața zdrobită. Cu toate acestea, cu toate că încă nu l-am găsit poporul român, îl avem probabil mai mulți dintre noi, dacă nu majoritatea, la Evlavie, ca unul care a lăsat lumină și nu a început. Revin și noi muritorii ce facem, dacă nu vă? Noi muritorii, la un moment dat, murim, o să fim judecați și sperăm să ne mântuim. Το θέμα δεν είναι που θα θαυτεί ο άνθρωπος. Το θέμα είναι με σε τι κατάσταση θα κοιμηθεί. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε στα ούτε θα φύγει μόνο το άτομο, αλλά και σε σπάρε θα φύγει και θα μωρεί. Από τη στιγμή που έχει κοιμηθεί, που έχει πεθάνει, έχει κρυθεί κιόλα. Din moment ce a murit, el deja a fost judecat. Este tot că tot ce a putut face pentru el, l-a făcut mult. Uite, tot pe taxul este talasă. Uite, sunt la gremot, a cazalat tipote. Ori va fi aruncat în mare, ori într-o prăpastie, Domnul, mă iertați,
Eu întreb unde pun mortul fizicul, că asta mă înțeles duhovnicește. Unde pune mortul? Eu nu mă înțeleg în jurul cu și mortul îi dăspune. Doamna, și vreți să vă spun să dea monahii soluții? Vreți să primiți soluții de la monahii? Păi nu, teorie. A trebuit ca dumneavoastră să vă problematizați, pentru că există regiuni în țară în care morții sunt înmormântați, vă spun exact, în Caraș-Severin, sunt înmormântați în grădină. În curte. Căutați prin avocați. Aia, de ce suport juridic fac asta? Pentru că păi, la ei este soluția. În cimitere particulare, unde căutăm să căutăm aceste cimitere particulare, da? Și luăm în calcul soluția Sfinților, Sfântul Visarion Sarai, spunea, înmormântați-vă morții fără prohod și fără preot, da? Un preot ortodox să facă slujba de la distanță mortului, da? Și luăm cu asta cimitere particulare. Asta este una dintre soluții. Da. Același lucru spune și patriarhul întregii Rusii, Tihon, în scrisoarea, da? Dacă nu veți găsi preot, se înmormântați morții fără preot. Da? Asta se găsesc asemenea cimitere particulare unde nu te întreabă nimeni absolut nimic. Da? Bineînțeles, bineînțeles. Cine caută, găsește. Dumnezeu îi va deschide porți. Aș vrea să mai spun ceva. Există și posibilitatea, chiar pentru unii dintre noi, la un moment dat, să li se piardă urma și să nu știe familia nici că suntem vii, nici că suntem morți. Soția mea a avut pe cineva în familie care în al doilea război mondial soțul a dispărut undeva prin Siberia și l-a pomenit viața lui nevastă, an de zile l-a adormit și făcea parastat și făcea pomană și așa mai departe. Și a venit acasă, da? Și era viu și nevătămat și a spus la un moment dat un lucru fantastic. Că atunci, el fiind acolo în lac, în Siberia, foame și frig și așa mai departe, când ea făcea parastas în România, da? El în ziua respectivă nu trebuia să mănânce, că era sătul și avea în gură gustul mâncării ce dădea ea de pomană la mii de kilometri. Și alte taine au Dumnezeu. Există un caz al Sfântului Grigorie Teologu, cine n-a auzit el, care a murit singur în pustie și după câteva zile l-au găsit doi oameni și abia l-au îngropat. Alți sfinți cereau în mod expres ca după ce mor, cineva să le ia leșul, așa spunea, și să-l arunce undeva în pădure să îl mănânce fiare sălbatice. Asta nu înseamnă că avem noi ceva împotriva mortului, da? Însă, ținând cont de faptul că trupul se dezintegrează, cu excepția sfinților, da? Iar trupul respectiv, la a doua înviere, se va reuni cu sufletul și va avea caracteristicile trupului înviat, problema nu este locul unde se mormântează cineva. Încă vorbim și facem conferințe. În curând, s-ar putea ceea ce am citit pe la Ioan Ianulide și alții, să mai trăim și noi, dacă ne vom reuși. Schimbăm o dată. O întrebare așa, ca să mai zice, este greșit să fii membru al grupării One Step Dog? E cineva? Dostaș? Nu știu dacă părintele sau aș știe ce înseamnă asta Domnului ca să poată să răspundă. Cel mai simplu ca să ne dăm seama este să intrăm pe net și să vedem ce înseamnă o adunare a Domnului. Și după ceea ce vedeți acolo, faceți o comparație după aceea cu o adunare baptistă și cu o slujbă ortodoxă. Și vă dați seama pe bine. Nu e nevoie de alte explicații. De ce sunt importante sinaxele clericilor, monahilor și laicilor? În ce fel îi ajută în lupta panereziei ecumenice? Iar tine, vine, sinaxis, un monahon, un clericon,
Poți să tu să vă uitai să tu într-o anumă în adiuntul iconismului. Το χειρότερο πράγμα στην πνευματική ζωή είναι να επαναπαυόμαστε. Cel mai rău lucru în viața duhovnicească este să ne odihnim, adică să ne relaxăm. Αυτό δεν υπάρχει στην πνευματική ζωή. Nu există așa ceva într-o adevărată viață duhovnicească. Έτσι παραπάνω δεν υπάρχει στον αγώνα εναντίον της αρέσεως. Mai mult decât atâta, nu există relaxare în lupta împotriva panereziei iconismului. Αν λίγο, αν βρισκόμαστε, να το πάρουμε λίγο σε, σε κοσμικό επίπεδο για να καταλάβουμε. Ως που εξηγήσει ο Περίντερ Σάβα, așa un pic mai lumește, ας înțελεγε. Αν υπήρχε πόλεμος μεταξύ δύο χωρών. Dacă ar fi fost un război între două țări. Οι δύο στρατοί θα ήταν συνέχεια σε επιφυλακή. Cele două armate ar fi tot timpul într-o stare de alertă. Μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος, până să se termine războiul, θα ήταν με τα όπλα στα χέρια. Ar fi cu armele în mâini. Γιατί αν αφήσουμε τα όπλα, pentru că dacă ar lăsa armele deoparte, ο εχθρός θα μας νικήσει. Βρασμάσχουλ ne-ar μη. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Και πολύ περισσότερο στην Εκκλησία. Același lucru se întâmplă aici și cu atât mai mult aici în Biserică. Οι Άγιοι δεν άφησαν ούτε στιγμή να μην πολεμάνε την αίρεση στη ζωή τους. Σφίντσι νου σ'au permis nicio clipă să nu lupte în timpul vieții lor împotriva αίρεση. Γιατί? De ce? Γιατί αν την άφηναν θα κυριαρχούσε. Că dacă nu lupta împotriva αίρεση, aceasta ar fi domnit, ar fi stăpânit peste tot. Και μετά από λίγα χρόνια δεν θα υπήρχε εκκλησία. Și după câțiva ani n-ar mai exista deloc biserică. Θέλει λοιπόν το δικό μας αγώνα. Este nevoie de lupta fiecăruia dintre noi. Γι' αυτό πρέπει συνέχεια να κάνουμε συνάξεις. De aceea este nevoie să facem cât mai des συνάξεις. Να πολεμάμε την αίρεση. Să luptăm împotriva αίρεσης. Να ξυπνήσει ο κόσμος. Să se trezească lumea. Και να καταλάβει ότι είναι θέμα σωτηρίας. Și să înțeleagă că este o problemă de mântuire. Δεν το κάνουμε επειδή μας αρέσει να κάνουμε πόλεμο. Είναι θέμα της ψυχικής μας σωτηρίας. Nu facem συνάξεις pentru că ne place să ne războim, ci pentru că este o problemă care ține de mântuire. Și mai este un motiv, mai uitați, mai este un motiv. Idol, primit de alții. Mie cel puțin. Cum ar trebui să ne manifestăm în public atunci când întâlnim un episcop ecumenist? Ce ar trebui să-i spune? Poți trebui la să fii pe Pina Carme, odan în asilei pe tume Mosia, odan sinagă zume, înan iconistii episcopo, tip pe Pina Dupume. Πρέπει να του πούμε ότι δεν βαδίζει καλά. Trebuie să-i spunem că nu merge bine. Και ότι εμείς τον θέλουμε να είναι ορθόδοξος και να μην μνημονεύει οικουμενιστές. Να μην έχει σχέση με τους οικουμενιστές. Και καλό πρέπει να φύγει ορθόδοξος και να μην πομενάσκα να μην φύγει που ερήθηκε. Πρέπει να είναι πραγματικός επίσκοπος, όχι ψευδεπίσκοπος. Πρέπει να φύγει αντιβράτη επίσκοπο, νου φάλες επίσκοπο. Και αυτό θα το κάνουμε με ηρεμία και με αγάπη. Σε αυτό το λόγο θα κάνουμε με λύνηση, με πάτσε και με δράφωση. Există situații în care compromisul cu erezie este mai greu de identificat? Υπάρχουν περιπτώσεις όταν ο συμβιβασμός με την αίρεση μπορεί να μην υλοποιηθεί πολύ εύκολα. Ναι, για κάποιους που δεν γνωρίζουν μπορεί να υπάρχει. Pentru unii care nu înțeleg ce se întâmplă, există acest pericol. Γιατί κάποιοι νομίζουν ότι μόνο όταν στα λόγια ομολογούμε, κάνουμε το καθήκον μας. Pentru unii cred că atunci când doar mărturisim prin cuvinte, ne facem datoria. Αλλά σημασία δεν έχει τι λέμε στα λόγια. Însă important nu este ceea ce spunem. Τι είπε ο Κύριος, δεν θα σωθούν όσοι με φωνάζουν, λέει. Ce a spus Domnul Hristos? Nu se vor mântui cei care strigă Doamne, Doamne, ala afti cu care tot fel mamă, ci cei care fac cu aia. O poate da da sunt un afti cu len că îmi e ortodox, sau afti cu ne pragmatic ortodox. Deci nu se vor mântui cei care spun că sunt ortodoxi, ci cei care sunt adevărat ortodoxi. Και ποιοι είναι ορθόδοξοι? Și cine sunt ortodoxi? Αυτοί που δεν έχουν κοινωνία με τους αιρετικούς. Cei care nu au comunie cu ereticii.
vreau să dau un lucru, s-ar putea ceva să se întrebe, bă, dar chiar așa mare importanță are comuniunea asta sau lipsa asta de comuniuni etice? Răspunsul e foarte simplu. Dacă citim istoria bisericii, vedem că așa credeau creștinii vreme de captură pe la Revoluția franceză. De atunci au început să se strige lucrurile. De ce credeți că au existat atât de multe erezii bisericii? Pentru faptul că oamenii nu discutau cum discută astăzi despre subiecte de pe la televizor. Principalul subiect de discuție al oamenilor, de orice categorie socială și din orice loc, era cum să mă mântuiesc. În vremea Sfântului Grigore Palama, vorbim de secolul XIV, aproape jumătate din populația Tesalonicului, unde a fost el arhiepiscop, erau călugări. Păi erau călugări nu pentru că veniseră toți acolo că le plăcea Tesalonicul, ci pentru că dorința de desăvârșire era atât de mare, încât oamenii aceia se făcuseră călugări, da? Și oamenii discutau și câteodată mai ieșea câte unul care era mai cu păreri proprii și scotea câte o reție și convingea și pe alții și așa mai departe. Deci oamenii erau interesați de mântuire și atunci când apărea o idee, o învățătură care era alături sau mai contrară o ortodoxie, se lua atitudine. Câteodată mai devreme, altădată după sub 100-150 de ani. Și asta a fost lupta bisericii. Nu este viața biserică, nu este doar mă spovedesc, mă împărtășesc, mă rog și gata. Există, dacă vă rog de sala într-un minut, am să vă spun, în Filocalia II, Sfântul Maxim Mărturisitorul vorbește de teoria unificării. Teoria unificării spune așa, există niște nivele ale existenței. În Hristos, zice, s-a unit, s-a unificat omenescul cu îngerescul, văzutul cu nevăzutul, creatul cu necreatul, bărbătescul cu femeiescul și cerescul cu pământescul. Această unire nu înseamnă și contopie, da? Ce înseamnă asta? Că orice face, zice și gândește fiecare dintre noi are reverberații și importanță asupra întregului univers. Asta înseamnă că fiecare dintre noi suntem responsabili de situația generală. Și când simți această responsabilitate, conștiința spune că trebuie să faci ceva. Ori poți să faci două lucruri. Ori să-ți pese, ori să nu-ți pese. Un cuvânt care mie mi-a plăcut de la Părintele Arsenie, Boca, era acesta. Oamenii se împart în două categorii. Oameni cărora le pasă și oameni cărora nu le pasă. El, sărman, a fost un om care, în prima parte a vieții, a făcut foarte mult bine. Dar, din păcate, pentru că sfârșitul îl coronează opera, da, a murit într-o stare de înșelare și a avut aceste greșeli. El însuși spunea, când veneau oamenii la el și aveau așa la evlavie, că spunea, eu sunt doar sluga stăpânii doar Hristos. Însă greșeala pe care el a făcut-o, de unde i s-au tras toate, știți care a fost? Că atunci când comuniștii l-au oprit de la slujire, da? El așa a făcut. Și ascultând de ceea ce i s-a poruncit și neslujind el fiind preot, automat, dacă nu slujești ca preot, trebuie de 3 cunici, intri sub incidența Sfântului Tămane. Înțelegeți? Neslujind și nemai trăgându-și puterea din Sfânta Liturghie, ca oricare altul care ar fi fost în aceeași situație, și mai ales el care avea atâtea harisme de la Dumnezeu, a căzut, cum zice Scriptura, cu suflet mare. Înțelegeți? Eu sunt totdeauna adeptul nealucării la gunoi, tot așa, știți? Sfântul Vasile cel Mare spunea că trebuie să iei ca albina, tot ce-i bun de la fiecare. A avut o activitate foarte bună și foarte rodnică. Dar, din păcate, la ora actuală, în Occident și în bisericile românești, mai ales, este, și asta va fi piatra care va trage mult în jos, este promovat ca liantul dintre ortodoxie și catolicism. Prin el ne vom uni. Așa se spune. Și au fost statui în fața bisericii și este pictat între sfinți în biserică și așa mai departe. Și pentru faptul, numai pentru faptul că ecumeniștii l-au transformat în așa ceva, este clar că acolo e un semnare de întrebare. Chiar dacă n-ai ști nimic. Ori când e vorba de sfințenie, un om care a trecut la cele veșnice, nu poate să rămână lumină. Noi avem în teologia bisericii anumite persoane se numesc scriitori bisericești. Scriitorii bisericești sunt acei teologi bisericii care nu au ajuns la sfințenie.
Sunt aproape ca și Sfinții Părinți, dar nu sunt Sfinți. Înțelegeți? Și îi încadrăm în această categorie a scriitorului bisericești. Asta nu înseamnă că au avut erezii, asta nu înseamnă, dacă s-a fost Sfânt, credință ortodoxă, viață curată, morală și sfântă, operă într-un tot ortodoxă, ăstea sunt condiții. Păi, Disciplinian, mai puțin iertați-mă, vă rog. Pot să spun și eu 10 secunde ceva despre Pătească Epoca. Asta, ceva cum zis, asta nu înseamnă că am făcut o problemă cu Islamă, dar eu cred că a fost soară. Da, vreau să spun și o evaluare. Părintea Serii Papa Cioc și chiar și părintele lui Leca vorbește că dintr-un început a fost înșelat pe Serii Boca. El era minean, frate de mănăstire la Sâmbătă de Sus și făcea chiromanție. Exact. Și mitropolitul Nicolae Bălan i-a spus, zice, hai să facem preot, că îl caută multă lume. Deci, este posibil sau, ca să spun mai mult, este adevărat. Eu ceea ce am vrut să accentuez este faptul că influența asupra oamenilor, ca să zic așa, pe mine omul ăsta mă interesează. Eu nu sunt niciodată adeptul nici cu minuni, nici cu nu știu ce. Dar din punct de vedere al credinței, au fost oameni pe care el i-a adus la credință. Da? I-a adus în biserică să se spovedească și așa. Dar astea sunt judecate după aceea în întregimea vieții și activității și a oferei persoanei respective. Eu însumi am avut în casa mea, am avut un tablou de apărerea Serii. În momentul în care lucrurile au fost clare referitor la influența și la învățătura lui, la revedere. La noi există această ispită, când ni se par lucrurile teologice, să nu spun așa, crucea ni se pare că totuși e cruce, încercăm cumva să divagăm la niște subiecte mai abordabile, mai accesibile. Și atunci, dintr-o dată, sunt două categorii. Cei care sunt părinții Serii, cei care sunt portima. Indoată s-au uitat tot sensul lui. Da? Când după aceea, astea două categorii se mai împac. Cei care sunt părinții Nil, cei care sunt părinții Albădenil. După aceea, cei care sunt părinții Nil, cei care sunt părinții Albădenil. Așa că, așa? Mai sigur să rămân cu Sfinții, părinții. Da, așa. Ei, și ca să fii cu Sfinții, bine spus, ca să fii cu Sfinții, ceea ce este foarte important, este să citești după izvoare. Da? Și ca să poți citi după izvoare, trebuie muncă. Da? Părinții Atoniți, înainte să spună ceva, da? Au stat frumos 6 luni, 9 luni de zile păsiuni în Creta și au citit și încă citesc. Părintele Sala mi-a spus înainte să-mi trimită documentul acela cu analiza documentului din Creta, așa, mi-a spus încă aștept să-mi trimită cineva câteva citate de la Sfântul Vasile cel Mare, le-a găsit în o operă de la lui, ca să le putem băga și ce. Și în această comuniune și comunicare între cei care se interesează de alta credință, lucrează Dumnezeu și iluminează de oameni și ajunge la o lăbuire totală, da? Mulțumim. Mai e posibil ca cei care au venit la Ortodoxie prin credință, printr-un astfel de om care nu au o credință corectă, să rămână la credința acelui al final. Da. Să se limiteze la doar atât. Exemplu origine. Păi de-aia se face Sfânta. Auziți, părintele Visariu Neogulescu, care are foarte mulți ucenici în Sud, se laudă cu, păi mine, părinte Visariu, m-ați luat credință. Exact. Și-am zis, nu, te-am la erezia ta, la erezia lui, la înșelarea lui, nu la credință te-am luat. Revenim. Da, o scrisoare să facem, e cam bine. Zice, unii sunt preocupați mai mult de retragerea în munți și de refuzarea cincurilor, decât de probleme de credință. Mulțumindu-se să se bisericească la un preot care spune despre sine că a întrerupt pomenirea ecumenicilor, fără a cerceta dacă acel preot este cu adevărat un credin de erezie. Este corect cu procedeare. Din păcate, există și preoți care seamănă confuzie și în realitate nu s-au grăbit eretici, cum ar fi părintele Claudiu Buză și părintele Matei Vulcănescu, care păstrează comuniunea cu unii dintre ecumenici. Microfonul mai aproape. Da. Întrebarea era dacă este corect. Cum procedează la ce? Nu e corect? Rebina, e mastă și ola, nu se taxi. Trebuie să fim în regulă în toate. Αυτή όπω είπε ο Πάτερ Εφρέμ τώρα. Ας άκουμε ας πούμε τον Εφρέμ από. Έχουν διακόψει την επικοινωνία. Γίνει τώρα με τον τρόπο του κομμουνισμού. Όχι με τους ερετικούς. Νούμερο έτσι.
Πρέπει και με τους ερετικούς να διαδώσουμε την κοινωνία που είναι τώρα. Πρέπει να εντρεύουμε με κομμένα από ερετικοί και το μάτσο από ακού. Και όταν θα έρθει αυτή η ώρα για το τσίπ, να μην το πάρω. Για να μην βαβαίνει το μόμεντο που τσιπάρα και που πετσετουήρα, σε πού που μην μάτσο. Le spunea cineva foarte frumos, fericirea cu prigoana e ultima. Deci cine nu se antrenează duhovnicește cu sărat, cu Duhul milostiv, curat cu inima, iubitor de dreptate, n-ajunge la mărturisire de credință. Pentru că se spune că teoria vaselor comunicante în erezie nu are o bază canonică de către unii. Vă rugăm să dezvoltați ideea. Όλοι οι Άγιοι μιλάνε για τα συγκοινωνία δοχεία. Toți Sfinții vorbesc despre acest principiu al vaselor comunicante. Τώρα άνοιξα τον Άγιο Θεόδωρο στο Δίτη. Acum am deschis în acest volum din opera Sfântului Teodor στο Δίτη. Και τι διαβάζω τώρα. Și ce citesc acum aici. Λέει, γιατί ο Χρυσόστομος είπε με μεγάλη φωνή, ο Άγιος Χρυσόστομος. De ce Sfântul Ioan Gură de Aur a spus cu un mare glas? Εχθρούς του Θεού χαρακτήρισε όχι μόνο τους ερετικούς. Că i-a caracterizat, i-a numit vrășmașa lui Dumnezeu nu numai pe eretici. Αλλά και εκείνους που κοινωνούν μαζί με αυτούς. Dar și pe cei care sunt în comunure cu aceștia. Λοιπόν, είναι τα συγκοινωνία δοχεία, το λένε οι Άγιοι Πατέρες, δεν το λένε εμείς. Nu noi, ci Sfinții Părinți vorbesc despre acest principiu al vaselor comunicante. Αυτός που επικοινωνεί με τους ερετικούς, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί του. Cel care este în comune cu ereticii, noi nu putem să avem comunie cu acesta. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Vă voi da un exemplu. Για την Εκκλησία της Βουλγαρίας. Despre Biserica Bulgariei. Που μερικοί λένε ότι είναι Ορθόδοξη και μπορούμε να πάμε να κοινωνούμε εκεί. Despre care unii spun că este Ορθόδοξη και που putem să μπαίνουμε σε ένα πρωτοσύμα από. Είπα λοιπόν σε μια κουβέντα που είχαμε με κάποιον που το υποστήριζε αυτό. La un moment dat am avut o discuție cu cineva care susținea că nu putem merge să ne împărtășim la Bulgaria. Tu îi spui, deci, ați dreptul ότι είναι Ορθόδοξη. I-am spus, bine, să acceptăm că aceștia sunt Ορθόδοξοι. Και εγώ πάω αυτή την Κυριακή στον Πατριάρχη της Βουλγαρίας, σε εκείνη την εκκλησία που είναι, για να πλησιαστώ. Și să zicem că eu mă duc duminica aceasta să particip la slujbă, acolo te slujește Patriarhul Bulgariei. Και εκείνη την Κυριακή πηγαίνει και ο Βαρθολομαίος σε εκείνη την εκκλησία. Și în acea biserică s-a dus și Patriarhul Βαρθολομαίος. Μπορώ εγώ να εκκλησιαστώ. Pot eu să particip acolo la slujbă. Αφού είναι Ορθόδοξος ο Πατριάρχης της Βουλγαρίας, μπορεί να εκκλησιαστώ. Dacă ο Πατριάρχος της Βουλγαρίας είναι Ορθόδοξος, πώ θα participω από τη σλούσμα. Ο Πατριάρχης της Βουλγαρίας συγκοινωνεί και συλλειτουργεί με τον ερετικό. Ο Πατριάρχος της Βουλγαρίας είναι κομμουνιούνε και σλουζέστε εμπρέπον από ερετικό. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν ξέρετε. Τι δεν καταλαβαίνουν, τι μας λένε οι άνθρωποι ότι είναι Ορθόδοξος. De ce ne spun oamenii că este Ορθόδοξος? Αφού μνημονεύει τον Βαρθολομαίο και έχει την ίδια πίστη μαζί του και λέει ότι είναι Ορθόδοξος ο Βαρθολομαίος. Din moment ce ομενέστε τον Βαρθολομαίο και σλουζέστε πριν από ελ και αμετσιάστε την τσεπέ. Κοροϊδεύουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Își bat joc și de oameni și de Dumnezeu. Και αυτοί που τα λένε αυτά κοροϊδεύουν και τους ανθρώπους και τον Θεό. Iar cei care spun acestea și ei la rândul lor își bat joc și de oameni și de Dumnezeu. Cum își justifică Serafin de Pireu și Longin părtășia la erezie? Care este răspunsul lor oficial? Postul Longin a vorbit Serafin Pireos și Longinu din simetrohistic de eresie, postul de Chirurg. De adică din Mimonet în Pireos. Δεν το δικαιολογούν. Ei nu justifică. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Nu există justificare. Ο πατήρ Ματθαίος υποστηρίζει ότι ο Λογίνος είναι Ορθόδοξος. Πατήρ Ματθαίος που υπονέσει πως ο Σύνεκτο, Μητροπολίτου Σεραφείν την Πυρό, είναι Ορθόδοξος. Και για τον Λογίνο και για τον... Ακελάς λόγος που έχει δεσπρε Μητροπολίτου Αρχιεπίσκο Κολόμι. Προσέξτε λοιπόν να δείτε πώς οι ίδιοι αναιρούν τους εαυτούς τους. Ενσα, γιατί κομ γίνησε κομπάτη ύψης. Ο επίσκοπος Λογίνος Αρχιεπίσκο Κολόμι θεωρεί
τα μυστήρια των οικουμενιστών άκυρα. Consideră că tainele ecumeniștilor sunt invalide. Η Ρωμανική Εκκλησία δεν έχει πλέον ιεραρχία. Και spune că Biserica Rusă Română nu mai are ιεραρχία. Η Εκκλησία της Ρωσίας δεν έχει μυστήρια. Că Rusia nu mai are, Biserica Rusă nu mai are taine. Και ο Νούβριος, ο επίσκοπος του Λοκίνου, πηγαίνει και συλλειτουργεί με τον, Πατριάρχη Ρωσίας που δεν έχει μυστήρια. Iar Mitropolitul lui Νούβριε, όπου σε δούτσε και σπουδέστε του Πατριάρχου Κυρίου, despre care Κρατήκα Λόγγιε, spune că nu are taine. Άρα και ο Νούβριος, αφού συλλειτουργεί και είναι το ένα με την Ρωσική Εκκλησία, δεν έχει ούτε αυτός μυστήρια. Deci înseamnă că Mitropolitul Νούβριε, care σε δούτσε και σπουδέστε του Πατριάρχου Κυρίου, nici el nu are taine mari. Και ο Λοκίνος με ποιο λειτουργεί, με τον Νούβριο. Και ο Στουζέστε, ο Αρχιεπίσκοπος Λόγγιε, με τον Μητροπολίτη Νούφριο. Και όταν λειτουργεί με τον, Νούφριο, ποιον μνημονεύουνε. Για να τον Στουζέστε, ο Νούφριο, με ποιον μνημονεύουνε. Ο Λογκίνος μνημονεύει τον, Κύριο. Ο Αρχιεπίσκοπος Λόγγιε μνημονεύεται τον Πατριάρχο Κύριο. Οπότε ούτε ο Λογκίνος έχει μυστήρια. Δεν ξέρω αν τη μομέντ που μνημονεύεται με αυτήν την καρδιά, δεν ξέρω αν ο Αρχιεπίσκοπος Λόγγιε είναι ο Βρίσκεται καμία. Αυτό υποστηρίζει ο Λοκίνος. Αξίστε λίγο να σωστούν ένα αρχιεπίσκοπο Ρώμη. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και δυστυχώς, όταν είχαμε πάει μαζί με τον, πατέρα Ματθαίο στο Λοκίνο, când am fost împreună cu părintele Matei Bucănescu la Rădica Lunghie, tu te-ai capit tu, Lochini, mine este tine, retica asta cu I-am spus, nu spune, nu afirma aceste lucruri despre taine invalide, pentru că sunt afirmații... Și să aștept, simbolume pe totul Matei Matthieu. Și la, în acest mod suntem de acord cu părintele Matei. Όταν όμω πήγανε με τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση στο Λοκίνο, δεν του πάνε τίποτα για αυτά. Ενσε κανσάου του, στον πατέρα Θεόδωρο Ζήση στο Ρωδικά Λόγγια, δεν έχω σκοτεινή κάτι σε αυτά. Οπότε, εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω, έτσι έχει το πρόβλημα. Και ο Σεραφείμ Πυραιός επικοινωνεί, έχει κοινωνία κανονική με του οικουμενιστέ. Τι είναι το πρόβλημα, ο Σεραφείμ Πυραιός, άρα το κομμουνιούν νορμάλ κου. Και έχει δεχτεί τη Σύνοδο της Κρήτης. Και αρκετά Σύνοδο Κρέτα. Οπότε και ο Πάτερ Ματθαίος μνημονεύει αυτή τη στιγμή. Και αρκετά με τον Παρίντελε Ματέι πομενέστε ούν εκουμενίστα. Και δεν μπορεί, δεν πρέπει να μιλάει για αυτούς που δεν μνημονεύουν. Δεν πρέπει να βγάζει μιλιά για αυτούς που δεν μνημονεύουν. Και πρέπει να αρεβόη σε βοργάζει με τις πετσέοι καρε ανθρώπου μενήρια. Αλλά και ο Λογκίνος, που κατά αυτά που λέει είναι ορθόδοξα. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει, εκτός για τα μυστήρια. În sfârșit, eu cum și arhiepiscopul Longhin, care în toate celelalte puncte, ceea ce afirmă este ortodox, în afară de ceea ce spune despre tainele invalide, omos, chinoni, metochiri. Însă el este în comune cu Patriarhul Kirill. Pe care însă în același timp deci este în comune cu el și în același timp o acuză. Poți gine pe asta? Cum se poate așa ceva? Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι, το λέω ξεκάθαρα, εμπέζουν το Θεό και τους ανθρώπους. Acești oameni îmi spun foarte clar, iau un râs pe Dumnezeu și pe oameni. Știți cum e? Se accentuează foarte mult pe... există cei care se pricep știu mai bine treaba asta. A spus-o și la istorie, dacă spun un adevăr, nu o minciună, de foarte multe ori, la un moment dat el va fi luată ca adevăr. Deci contează cine vorbește mai mult, cine e mai vocal. Da? Pe mine m-au acuzat acum câteva luni, sau până acum câteva luni, că tot zic. Bun, n-am mai zis. După aceea m-au acuzat că nu mai zic. După aceea m-au acuzat, păi de ce nu zic? Dar de ce am zis? Nu așa. Deci, există persoane care sunt axate doar pe această tendință să fie tot timpul subiectul, că vedeți că așa zi, asta e o dată mass media. Da? Titlu mare, scandalos, sau eu știu, extraordinar. Pentru care știe știrea, e atât de banală și de lipsită de sens, de zici că... Da? Deci se merge foarte mult pe această manipulare a limbajului. Da? Ori ecumeniștii sunt maestri, că ei au schimbat limbajul ortodox și l-au înlocuit încetul cu încetul cu un nou tip de limbaj. În care tu ai dreptate. Tu n-ai dreptate, iar eu care am a treia părere față de, voi doi, și eu am dreptate. Și dacă mai sunt 1000 de păreri, toată lumea are dreptate. Important este un singur lucru. Nu ne certăm, trebuie să mergem la restaurant la masă.
și să putem să stăm toți la asta. Asta este. Părinte Teodor zis, stai la vorba. Ecumenismul se reduce la o singură întrebare. La ce restaurant mâncăm astea? Dar sunt multe întrebări și noi le mai se repetă întrebări. Știți și unde și ar trebui să stăm până mâine aici? Cineva întreabă, zice, ce procent, nu știu dacă chiar interesează pe noi, dar dacă e pus să o citim. Ce procent din rândul părinților din Muntele Atos s-a întrerupt cu pomenirea Patriarhului care e la noi? Posi, Patriarhul, Posi, Patriarhul, Posi, Patriarhul, un copsi din Cilonia, un patriarhul Patriarhul. E Maselii. Suntem puțini. Când am început această luptă împotriva comunismului în 2014, când am editat prima noastră carte, am fost peste 500 de părinți aiuriți. În acest moment, cei care au păstrat această rupere a mazi me tus monahus tu patir Rafael Berestov. Împreună cu părintele, cu monahii părintele Rafael Berestov. Imaste girus tus sarata pe sarata pete. Suntem în jur de 40-45. Dacă citiți viața Sfântului Maximă Crucitorul, nu cred că o să găsiți nicăieri că l-a apucat disperarea că era sigur. Câți monahi sunt acum în Sfântul Mântuie? Deci 45 de câți? Din 45. 2500. Repet, nu faceți calcule, că nu aia contează. Sfântul Maxim, când a murit, era el și cu lângă câțiva. Au trecut 19 ani și la sinodul 6 ecumenic, după ce au murit o parte din cei care l-au primit pe masă, s-a discutat cu opera Sfântului Maxim ca și învățătura rusă. Nimica nu pierde. Pe noi trebuie să ne intereseze. Pie mie părintele Haridon mi-a zis din 2016. Zice, nici să nu te gândești că o să vezi victoria rusă. Asta nu înseamnă că nu o să fie. În curând, da, Dumnezeu știe. Adică, important să nu te gândești la viruință și că o să... Hai de mine, o să îi dăm gata pe nu știu ce, da? Trebuie să-ți faci datoria, să n-ai comune cu erezia, să te rupi pomenirea lui Iisus Peretti, să te rogi Dumnezeu să aducă pace în biserică, să te pocăiești pentru păcatele tale și să aștepți moartea. Όταν ο Γιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης, του είχαν πει αιρετικοί ότι έχετε μείνει λίγοι. Când Sfântul Teodor Studitului i-au spus ereticii că ați rămas puțin. Ξέρετε τι απάντησε. Știți ce a răspuns? Απάντησε ότι και ο Νόε ήτανε 8 άτομα. A spus că și în vremea lui Noe au fost doar 8 oameni. Θα προτιμήσω να πάω με τους 8. Prefer să merg cu cei 8. Μέσα στην Κύβωτο. În arcă. Παρά να χαθώ με τα εκατομμύρια του κόσμου στην πλημμύρα στον κατακλυσμό. Decât să pierd împreună cu milioane sau miliarde de oameni în potul. Despre asta e vorba. Mai este o treabă. La judecată trece fiecare. Nu răspunde față de... Nu le treabă nimeni din ce categorie cu parte. Zice Hristos, unde sunt doi sau trei, adunați numele meu, acolo sunt și eu. Și bucură-te de o mică. Știți care e problema la urmă mei? Noi ne teamă de cruce. Și ne teamă de cruce pentru că nu iubim. Pentru că în adâncul conștiinței noastre, pentru noi crucea încă este obiectul de lucru. Crucea... Nu, nu. Păi și faptul că eu vorbesc de cele nu cruce. Dar vorbim mult. În crucea lui Hristos este bucuria învierii lui Hristos. Și ortodoxia nu e altceva decât bucuria învierii lui Hristos. Ce puteți spune despre mărturisirea făcută de Damianos din Sinai? Împotriva ereziei. Iar din omologia de arhiepiscopul Damianotul Sinai, în aliu de ecumenismul, opios metanul pe patru în anumătii. Uite, am putut mărătirea din omologia epistos. Iar din probele, în probele, poate mă care? Tine, apometahume vii toate școlezi.
Am mai spus de multe ori. Θα σας πω κάτι το οποίο να το κρατήσετε καλά στο μυαλό σας. Θα σας πω ceva care să păstrați adânc în mintea noastră. Η αίρεση δεν είναι απρόσωπη. Αιρεσία nu este impersonal. Η αίρεση εκπροσωπείται από κάποιον άνθρωπο. Αιρεσία este reprezentată de un anume om. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν χτύπησαν την αίρεση, την αποκάλυψαν θεολογικά. De aceea Sfinții Părinți ereția o descopereau, o dădeau în bileac din punct de vedere teologic. Και πολέμησαν τους αιρετικούς. Și luptau împotriva ereticilor. Όχι για να τους καταδικάσουν, αλλά για να τους επαναφέρουν. Ci ca să îi readucă la dreapta credință. Γιατί αυτό είναι η πραγματική αγάπη. Pentru că adevărata iubire aceasta este. Όταν λοιπόν θα πήγαινε ο Βαρθολομαίος για να συναντιόταν με τον Σιμαίο, Atunci când Patriarhul Bartolomeu s-a dus și s-a întâlnit cu Arhiepiscopul Damian, atunci trebuia să dea mărturisirea de credință Arhiepiscopului. Și să-i spună că dacă vei continua așa, eu voi întrerupe pomenirea ta. Αυτό κάναμε και εμείς στο μοναστήρι. Acest lucru l-am făcut și noi la mănăstire. Θα μπορούσα να βγάλω μια ομολογία πίστεως, το δόξα τω Θεώ, ξέρουμε να γράφουμε. Puteam să scriu o mărturisire credință, dar slavă Dumnezeu știu să scriu. Πολύ καλύτερη από τον Damiano. Mult mai bună decât cea scrisă de către Arhiepiscopul Damian. Και να μνημονεύεται ο Βαρθολομαίος και να είμαι και ομολογητής και να είμαι και ορθόδοξος. Dar în același timp să și pomenesc pe Patriarhul Bartolomeu, să fiu și ορθόδοξ și μαρτυρισμό. Πώς θα με έκρινε όμως ο Θεός. Însă cum ar fi judecat Dumnezeu. Με την ίδια πίστη που έχει ο Βαρθολομαίος. Cu aceeași credință pe care o are Patriarhul Bartolomeu. Και δεν είναι αυτό. Însă nu numai atât. Αυτοί είναι οι χειρότεροι από τους οικουμενιστές. Aceștia care zic că dau mărturisirea de credință sunt mai răi decât οικουμενιστές. Αυτό μας το είπε και ο Πάτερ Ευστράτιος. Acest lucru mi l-a spus și Părintele Ευστράτιε, Duhovnicul meu. Το λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. O spune și Sfântul Teodor Studito. Ότι αυτοί που προσποιούνται την ορθόδοξη πίστη. Că cei care se prefac că practicez dreapta credință. Και έχουν κοινωνία με τους αιρετικούς. Și au comuniune cu αιρετικοί. Είναι χειρότεροι από τους αιρετικούς. Γιατί παρασύρουν τον κόσμο στην κοινωνία με τους αιρετικούς. Λοιπόν, να σταματήσουν αυτοί που λένε αυτά τα πράγματα. Să înceteze cei care spun aceste lucruri. Γιατί δεν κάνουν ζημιά μόνο στον εαυτό τους. Pentru că nu își fac rău numai lor înșiși. Αλλά παρασύρουν και τους απλούς ανθρώπους που δεν ξέρουν. Ci îi atrag și pe oamenii care nu știu ce se întâmplă. De ce? Ne apropiem începutul de final. De ce cei care au întrerupt comuniunea nu țin cont de anatema rocori dată ecumenismului în 1983? De ce cei care au întrerupt pomenirea nu țin cont de anatema rocori dată ecumenismului în 1983? Restul nu mai e. De ecumenismul de anatema rocori. Το ανάθεμα του ροκόρ δεν έχει κάποια προβλήματα. Ανάθεμα δάτα δε ροκόρ, άρα είναι τελά προβλήματα. Ποια είναι αυτά. Κάνεσαι να ξέρεις. Καταρχήν, ένα τέτοιο πρόβλημα που υπάρχει στην Εκκλησία μέσα. De la început vreau să spun că o astfel de problemă care există în biserică μπορεί να λυθεί μόνο από οικουμενική σύνοδο. Poate fi rezolvată numai de un sinod ecumenic. Γιατί είναι οικουμενικό το πρόβλημα. Pentru că problema este ecumenică, general. Και το δεύτερο είναι ότι το ανάθεμα δεν έγινε σε πρόσωπο, αλλά έγινε στην αίρεση. Și a doua problemă este că ανάθεμα a fost dată asupra ereziei, nu asupra unei persoane. Πρέπει να γίνει στο πρόσωπο του ανάθεμα. Ανάθεμα σε δρά supra persoana. Μετά, υπάρχουν άλλα προβλήματα στην σύνοδο του Ροκόρ. Μα existe și alte probleme. Το οποίο λέει ότι είναι αναθεματισμένοι αυτοί που έχουν αναθεματίσει τους ιερείς, οι οποίοι είναι σε συνέστηση, έχουν γνώση ότι είναι σε κοινωνία με την αίρεση. Όχι σε αυτούς που δεν έχουν γνώση. Deci, sinodul acesta îi anatematizează pe preoții care, în conștiință de cauză, sunt în comune cu ereticii.
pe cei care sunt în necunoștință de cauză. Chepariu, anatematismus apus, dar nu onomasticos. Și din nou repet că această anatematizare asupra preoților, dintre respectiv, nu este una personală, cu nume. Endomos din Iurghite în aproape. Aici am să afară o problemă. Poți vorbim la xerume, cine sunt ridicați din erezie și cine nu sunt ridicați. Cum putem să știm cine este în mod conștient în erezie și cine este în mod inconștient în erezie? Chiar știi cu pethanat. Iar preoții, de exemplu, care au murit deja. Πώς μπορούμε να τους ελέγξουμε αν οι βαπτίσεις που έκαναν είναι έγκυρες. Cum putem să controlăm, să verificăm dacă bapteziile, de exemplu, care le-au făcut, au fost valide sau nu? Θα πρέπει να πούμε στο μυαλό τους να δούμε αν ήταν αιρετικοί. Ar trebui să intrăm în mintea lor să vedem dacă ei sunt eretici. Αυτό το ανάθεμα που αναφωνήθηκε, που εκφωνήθηκε από το ροκόρ. Această anatemă formulată și rostită de către sinodul ροκόρ. Δεν ισχύει. Nu e valabil. Γιατί πρέπει να είναι ονομαστικό. Pentru că trebuia să fie nominală. Και πρέπει να είναι συγκεκριμένα από επισκόπους από όλη την εκκλησία. Și ar fi trebuit să fie exprimată de către biserică, de către episcop din întreaga biserică. Αυτό μου θυμίζει το ανάθεμα που είπε ο αγαπητός μου, ο πατήρ Ματθαίος Βουλκανέσκου. Acest lucru mi-a adus aminte de anatema pe care a rostit-o dragul meu părinte Matei Bucănescu. Στην Κυριακή της Ορθοδοξίας. În Duminica Ορθοδοξία din anul acesta. Ο οποίος στην ουσία αναθεμάτισε τον εαυτό του. Care, din păcate, în esență s-a αναθεματιζat pe el însuși. Διότι έλεγε για τους οικουμενιστές και για αυτούς που κοινωνούν μαζί τους ανάθεμα. Pentru că a spus οικουμενιστήρων și celor care sunt în comuniune cu aceștia ανάθεμα. Δηλαδή αναθεμάτισε και τον ίδιο του τον επίσκοπο. Deci l-a αναθεματιζat pe propriul episcop. Εκτός αυτού, του είχα πει σε προσωπική μας κουβέντα. Într-o discuție personală pe care am avut-o cu el. Ότι δεν πρέπει να πει ανάθεμα στον οικουμενισμό. I-am spus că nu trebuie să spună ανάθεμα împotriva οικουμενισμού. Όχι γιατί δεν είναι αναθεματισμένος ο οικουμενισμός. Nu pentru că nu este de αναθεματιζat οικουμενισμού. Αλλά αυτό είναι δουλειά συνόδου. Însă aceasta este treaba συνόδου. Πρέπει να συγκληθεί σύνοδος επισκόπων. Trebuie să se adune un sinod de episcop. Να αναθεματίσει τους οικουμενιστές. Să îi αναθεματίζει pe οικουμενίστ. Ονομαστικά. Nominal. Βαρθολομαίο, Δανίλ και όλους αυτούς. Βαρθολομαίο, Δανίλ και ceilalți. Και να αναθεματιστεί ο οικουμενισμός σαν αίρεση. Și apoi să fie αναθεματιζάτε ο οικουμενισμός σαν αίρεση. Ο Ματθαίος και ο Σάββας, ποιοι είναι να βγαίνουν και να λένε ανάθεμα στον οικουμενισμό. Părintele Matei sau Părintele Sava sau alții și să iasă înainte să spună anatema împotriva ecumenismului. Αν θέλουμε να αναθεματίσουμε τον οικουμενισμό στην πράξη, διακόπτουμε τον μνημόσυνο του οικουμενισμού. Dacă vrem în practică să anatematizăm ecumenismul, atunci singurul lucru pe care putem face este să întrerupem comuniunea cu ecumenismul. Mă uitați că vă întreb. Știm că Mitropolitul Filaret a fost sfânt. Așa știm. Nu știu, poate știu greșit. Și în condițiile astea s-a pus problema că ar fi valabilă anatema. Deci, poate să fie, poate să nu fie valabil. Filaretul Sitanei, bine aici. Episcopul Mitropolitul Filaret este sfânt. Είναι το και το Άγιο Επισάνοτο είναι αυτό. Και ο Μιτζής είναι το πολύ σεμάστε. Ο Άγιος είναι ο Μαξίμοβιτς. Σαν του Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Είναι Άγιοι. Σαν σφίντς. Όπως και ο Παΐσιος που μας κατηγορούν ότι δεν δέχομαστε την αγιότητά του. Ας ακούμε και σαν το Παΐσιος είναι σφίντς και μόνο ας ακούμε la pus pe Părintele Sava același Părinte Matei că ar fi spus despre Sfântul Paisie că nu e Sfânt. Αυτοί καλά έκαναν και αναθεμάτισαν τον οικουμενισμό. Acești Sfinți bine au făcut că au αναθεματιζάτε οικουμενισμό. Και δεν είχαν και κοινωνία με τον οικουμενισμό. Și nu au avut comuniune cu οικουμενισμό. Όμως, αυτοί δεν αναθεμάτισαν πρόσωπα. Însă ei nu au αναθεματιζάτε persoane. Για να καταγίνει καθαίρεση. Pentru ca să aibă loc prin αναθεματιζάτε, are loc καθαίρεση. Αυτό πρέπει να γίνει από μια οικουμενική σύνοδο. Acest lucru se face printr-un sinod ecumenic. Adică, să înțelegem că anatematizarea asta nu e așa, arunci ceva ca un fel de bombă și gata. Cine pierde, pierde, cine scapă, scapă. Anatematizării îi urmează catenisirea. Catenisirea înseamnă că acea persoană nu mai este cleric, nu mai se dășește sinte taine și biserica se raportează din acel moment la acea persoană ca la un om lipsit de har. Dar cum a fost cu anatematizarea papismului? Πώς έγινε μετά το σχίσμα που έγινε
καταρχήν το 1909 διακόπτουμε την κοινωνία. În anul 1009 s-a întrerupt comuniunea. Και το 1054 πέφτουνε τα αναθέματα. Și în 1054 au căzut anatemele. Από το 1009 δεν είχαν κοινωνία η Κωνσταντινούπολη με τη Ρώμη. Din anul 1009 până în 1054 Roma și Constantinopolul nu au fost în comună bisericească. Δεν είχαν όμως μέχρι τότε αναθεματίσει μία την άλλη. Însă până în 1054 nu s-au αναθεματίζat unii pe ceilalți. Το 54. În 1054. Με τη σύνοδο του... του κύριου Λάριου. În 1054 prin sinodul Patriarhului Cefalaie. Και ονομαστικά και αναθέματα κανονικά. Acest sinod a aruncat anatemele și nominal asupra papei, cât și asupra papismului. Αλλά οι αιρέσεις του παπισμού είχαν αναθεματιστεί και πιο πριν. Însă ερεσία παπισμού a fost αναθεματιζάτα și înainte. Și după. Un sinod. Ce se va întâmpla? Dacă nu va fi niciun sinod. Asta este o întrebare care vădește lipsa de credință în Hristos. Da, eu nu am, decât puțin. Întrebați-l să spune că nu s-a dat. În prezența noastră a tuturor, în fratele din care sunt cu care puțină credință. Tifaghini, Tifaghini, Dumnezeu să mă țină și cu data aceasta. Tifaghini a terminat de clinica mea, sinodul să fie la antena mea, la antena mea, la antena mea. Există această posibilitate. Να είμαστε στον Αντίχριστο και να μην γίνει καμία σύνοδος. Să vin Αντίχριστο și să nu ai un loc până atunci niciun sinod. Poate faci el un sinod, Αντίχριστο. Να είμαστε ζωλάρι. Μα știamă, Αντίχριστο. Δέμα, εμείς γνωρίζουμε ότι για να καταδικαστεί μια αίρεση χρειάζεται σύνοδο. Noi știm că pentru a fi condamnat o ερεσία, este nevoie de un sinod. Και η ερετική. Αυτό δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αυτό το λάθος κάνανε οι ζήλωτες, οι πανημερολογίτες. Această greșeală au făcut-o ziliștii. Που αντί για να περιμένουν σύνοδο, κάνανε δικές τους συνόδους. Care loc să aștepte un sinod, au făcut ei înșiși. Και έγινε το σχίσμα στην Εκκλησία. Și au avut loc σχίσμα biserică. Γιατί κατά τα άλλα δεν έχουμε καμία διαφορά στο δόγμα. Pentru că în toate celelalte nu avem nicio diferență în dogmă cu aceștia. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει σύνοδος και αυτό που κάνουμε τώρα pe noi ne interesează să aibă loc un sinod, iar ceea ce facem noi acum είναι να προκαλέσουμε σύνοδο. Este să provocăm πώς, un sinod. Πώς. Cum? Ξυπνώντας τον λαό trezind poporul έτσι ώστε ο λαός να παρασύρει ιερείς και επισκόπους astfel încât poporul και να γίνει σύνοδος. Să atragă, să împingă preoți și episcopi și să aibă loc episcop. Αυτό τώρα, αυτή τη στιγμή, φαίνεται αδύνατο. În acest moment, acest lucru pare imposibil. Και για την ώρα είναι αδύνατο. Iar în acest moment este imposibil. Αλλά από την άλλη πλευρά, însă pe de altă parte, δεν μας ενδιαφέρει αν θα γίνει σύνοδος. Pe noi nu ne interesează dacă se va întâlni un sinod. Με ποια έννοια. În ce sens nu ne interesează. Εμείς είμαστε ασφαλισμένοι διότι δεν κοινωνούμε. Noi suntem asigurați pentru faptul că nu suntem în comuniune cu erezie. Και κάνουμε και αγώνα εναντίον του κομμουνισμού. Și ducem și lupta împotriva acestei erezii. Εν την πράξη, όχι στα λόγια. Prin fapt, prin cuvinte. Οπότε είμαστε εντάξει με το Θεό. Deci suntem bine în fața Lui. Και να μην γίνει σύνοδος, είμαστε καλυμμένοι, να το πω έτσι λίγο. Suntem acoperiți chiar dacă n-are loc, nu va avea loc un sinod. Αλλά θέλουμε σύνοδο. Însă vrem să se întâlnească un sinod. Για να επέλθει ειρήνη στην Εκκλησία. Pentru ca să revină pacea în Biserică. Αν θα γίνει, ο Θεός ξέρει. Însă dacă și când va avea loc, asta. Εμείς δεν μπορούμε να προκαλέσουμε σύνοδο, επειδή δεν είμαστε επίσκοποι, αλλά μπορούμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Διακοπή μνημοσύνη. Nu putem să provocăm convocarea unui sinod în mod direct, pentru că nu suntem episcopi. Însă putem să întrebăm cum aveți Grecia, aceasta este treaba noastră. Αυτό είχαμε πει από την αρχή ως Αγιορείτες. De la început, ca părinții Αγιορείτες am spus acest lucru. Δεν θα κάνουμε σχίσμα. Nu vom face σχίσμα. Δεν θα κάνουμε δικιά μας εκκλησία. Nu ne vom face propria noastră εκκλησία. Δεν θα είμαστε με τους αιρετικούς μαζί. Nu vom fi με τους αιρετικούς. Μόνο διακόπτουμε την κοινωνία. Αυτό που λένε οι Άγιοι. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Nu vom fi în comune cu ereticii și vom întrerupe pomenirea lor, nici mai mult, nici mai puțin, ci exact acest lucru. Agonizomaste ca să singlithim ia sinod. Și ducem lupta ca să se combate un sinod. Mulțumim.
cum este corect. Pentru că și aici se pomenesc chiar și la adormiți, îi pomenim pe cei care au murit în erezie. E vorba de patriarhi. Dacă patriarhii adormiți, pot fi pomeniți la patriarhi. Și noi aici. E cu mine. Όταν γνωρίζουμε ότι ένας πατριάρχης, ειδικά να γνωρίζουμε ότι είναι μασόν, τότε δεν γνωρίζουμε. Dacă știm că un patriarh a fost mason, atunci nu-l pomenim. Έχουμε περιπτώσεις στην εκκλησιαστική ιστορία. Avem exemple în istoria bisericească. Που καταδικάστηκαν επίσκοποι μετά το θάνατο. Când au fost condamnați επίσκοποι αρέτης, după moartea lui. Αυτούς λοιπόν που δεν θεωρούμε ότι είναι ορθόδοξοι και δεν είναι ορθόδοξοι, είτε ήταν μασόνοι, αυτούς δεν τους υπομονεύουμε. Cei pe care noi considerăm ortodoxi și nu au fost ortodoxi pentru că au fost masoni, nu îi pomenim. O întrebare mai ușoară. Zice, când a apărut în biserica ortodoxă, ideea ascultării oarbe față de episcopi? Tot evanistică este în Eclesia, e tiflii ipacuei, nu sunt episcopi, e unichii. Από τότε που ο Πάπας ήθελε να πάρει τα πρωτεία. De atunci, de când Papa a vrut să ia prima. Από τότε εμφανίζεται. De atunci am avut această ascultare. Και γι' αυτό βλέπετε ότι ο παπισμός είναι ο κύριος εκφραστής της επισκοποκεντρικότητας, είναι ο παπισμός. De aceea, principalul, sau cel care exprimă cel mai mult ideea episcopocentrismului, este papismul. Ο επισκοποκεντρισμός έχει δικιά του θεολογία. Επισκοποκεντρισμός άρε πρόπρια με θεολογία. Δεν θα την αναλύσουμε τώρα γιατί είναι δύσκολη κατά κάποιο τρόπο. Δεν θα αναλύσουμε γιατί είναι δύσκολη κατά κάποιο τρόπο. Επειδή ξεκινάει από απλά πράγματα και καταλήγει εκεί που πρέπει να καταλήξει. Pentru că pornește de la niște lucruri simple și ajunge la niște lucruri mai complicate. Αλλά ο παπισμός είναι ο κύριος εκφραστής. Însă principalul lui instrument și mod estimare este papis. Iisus Hristos este Mântuitorul oamenilor, fiind Fiul lui Dumnezeu. Nu este erezie să spunem Maica Domnului mântuiește-ne pe noi, în loc de Maica Domnului miluiește-ne pe noi? Numai Creatorul poate să ne mântuiesc. De ερέσει να πούμε υπεραγία φωτογία στο σομιλάς, αν να πούμε υπεραγία φωτογία ερέσει στο σομιλάς, επειδή ο μοναδικός σωτήρ είναι ο Θεός. Ο Άγιος Νικό, όχι, δεν είναι ερέσει. Νου ερέσει. Όχι μόνο δεν είναι ερέσει, αλλά έτσι πρέπει να λέει. Νου νομάει και νου ερέσει, είναι ταραχά πρέπει σε σας πω. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι κανένας δεν θα σωθεί χωρίς την αισθητία της Παναγίας. Σπούνε και νήμεν μες θα μοντουεί φορή μισλοτσίρια μέτσι. Στους χαιρετισμούς λένε με χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Εν αυτοκριστίσε, σπούνε τη σπηρεά, πούκορατε ούσα μοντουεί. Και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι η Παναγία μας είναι Θεός με τα Θεών, τα δευτερία της Τριάδος κατέχοντα. Este Dumnezeu, Dumic, după Dumnezeu, având al doilea loc, primul loc, ca zic așa, după Sfânta Treime. Εμείς αποδίδουμε την τιμή που πρέπει στην Παναγία. Noi acordăm Maicii Domnului cinstea care este cuvinte. Οι παπικοί, παπιστάσιοι, την έχουν θεοποιήσει. Au divinizat-o. Δηλαδή έχουν Αγία Τετράδα. În loc de Sfânta Treime, au Sfânta Patrie. Έχουνε πάει στο ένα άκρο. Au ajuns într-un extrem. Οι Protestantes την έχουνε σαν μια απλή Αγία. Iar Protestanții se referă la ea ca o simplă femeie sfântă. Εμείς πιστεύουμε ορθόδοξο στην Παναγία. Noi credem ορθόδοξ despre Maica Domnului. Η Παναγία είναι κάτι απίστευτο. Maica Domnului este ceva incredibil. Είναι πραγματικά η μητέρα μας. Este cu adevărat Maica noastră. Είναι η παρηγορία όλων των χριστιανών. Este mângâierea tuturor creștinilor. Χωρίς την Παναγία δεν θα ερχόταν ο Χριστός. Fără Maica Domnului nu ar veni Fiul lui Hristos. Δεν θα υπήρχε σωτηρία. Nu ar fi existat mântuire. Λοιπόν, δεν μπορούμε να... και μόνο που λέμε Παναγία πρέπει να πλύνουμε το στόμα μας. Și numai că spunem Maica Domnului, că vrem să spunem Maica Domnului și trebuie să ne spălăm pe buze înainte, adică să avem... Ο Χριστός έχει δώσει αυτή την εξουσία στην Παναγία. Χριστός i-a dat această putere Maicii Domnului. Και ξέρετε τι λέμε στο Άγιον Όρος. Știți ce se spune în Sfântul Munte? Ότι μας το λέγανε παλιά ασκητές που είχα γνωρίσει. Βέχει ασκητές, σε κάτι από τον Σπούτ, να μην μας ρωτούσανε. Ναι, πρέπει. Πόσες σταυματουργικές εικόνες της Παναγίας έχει το Άγιον Όρος. Κοίτα εικόνες
făcătoare de minuni ale Maicii Domnului ale Sfântul Munte? Pana Bobeda Poses. Peste 500. Che Poses în tu Cristu? Și câte icoane făcătoare de minuni ale Lui Hristos sunt în Sfântul Munte? Trei. Τι σημαίνει αυτό. Τι είναι αυτό. Εμείς δεν γνωρίζαμε. Με γνωρίζετε. Έχει δώσει τα πρωτεία ο Χριστός μας στην Παναγία. Χριστός για απορδάτ εντεϊετάτε μαϊκή σαν. Θέλει μέσω της μεσητείας της Παναγίας μας να σωζόμαστε. Ρεά καπλή πιστοκύρια μαϊκή σαν σε νεμοντή. Και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο πρόσωπο, τόσο σεβαστό πρόσωπο η Παναγία. De aceea, Maica Domnului este o persoană așa de importantă și de ιδιαίτερα για εμάς τους αγιορείς. Μα αρέσει και τον Αϊπαρίτσι Ατόμιτς. Vreau să mai completez ceva, o discuție care am avut de mai multe ori loc în Podromul Părintele Petronilor și cu alți oameni. Faptul că doar în România, se spune așa, doar cei care în Ortodoxia românească se spune Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, toate celelalte popoare ortodoxe spun, mântuiește-ne pe noi. Asta este un aspect. Și al doilea, faptul că noi, sub presiunea învățăturilor neortodoxilor, am căzut în această capcană, care nu cinstesc pe Maica Domnului, așa cum a explicat Părintele Sa. Să știți că în trioadele vechi există această formulă corectă, trioadele vechi, deci nu este de la începutul greșit. Da? În trioadele vechi este formula mai Născătoare Dumnezeu mântuiește-ne pe noi. Και κάτι άλλο ακόμα, γιατί αξίζει να το πούμε. Și încă ceva, pentru că merită să o spunem. Οι αγιορείτες πατέρες. Όλοι οι αγιορείτες, οι παλαιοί και οι καινούργοι. Toți părinții αγιορείτες, mai vechi sau mai noi. Λέγανε, spuneau, στους αγιογράφους, εικονογράφοι, όπως spuneau, να μην ζωγραφίζουν την Παναγία μόνοι. Să nu φατσιχίζεται η εικόνα της Μαϊκής Αδόλου σίγουρα. Γιατί το καμάρι της και η αξία της Παναγίας είναι ο Χριστός. Γιατί η μαντρία, η κουρία ei και η παλόρη ei είναι Χριστός. Και πολλές φορές που πηγαίναμε εξ αρχής σε κάποια κελιά που δεν είχε για να πάρουμε τις εικόνες. Όταν μεγάμε mai de mult la anumite chilii ca să luăm εικόνες. Και κάναμε απογραφή ποιες εικόνες παίρνουμε. Și semnam ce fel de icoană am luat, ca să fac alte icoane. Din icoana lui Hristu, din numazame, despotichii icoane. Icoana lui Hristos, o numeam icoană stăpânească, de stăpân, domn. Că din icoana ți Panagias, pare despotichii din icoană. Și icoana Maicii Domnului, de aceea, de asemenea, o numeam icoană stăpânească. Că eu tot erau de să mă gândi Panagia, dar nu le vine o Hristos și Panagia. Și Părintele Sava zicea, păi bine, dar e diferență, că aici Maica Domnului, ce e Hristosul. Și i s-a răspuns că Maica Domnului este numai în Domnul Hristos. Există teologia catolică, papistașă, așa este numită ea, mama bisericii. Deci la ei este o organizare piramidală. Da? Este Dumnezeu, este Papa, cardinalii, episcopii, preoții, poporul. Da? Între Papa și Dumnezeu nu este o legătură directă, pentru că El este locuitorul lui Dumnezeu. A fi locuitor înseamnă că titulul lui lipsește. Da? În timp, datorită faptului că în popor se vedea evlavie, stava o anumită viață bubicească și așa mai departe, au zis, noi trebuie să punem o legătură. Și au pus-o pe Maica Domnului ca mamă a bisericii. Aceea reprezentare în care se pune coroană pe cap de către Tatăl și Fiul și așa mai departe, nu este o reprezentare ortodoxă, da? Și atunci, cumva, au pus-o pe Maica Domnului undeva acolo, făcând din ea, cum a zis Părintele Sava, o a patra persoană a Sfântedrii, ceea ce este diferit. Da, o întrebare pentru cineva interesantă. Zice, putem vizita catedrala care se găsește mâine după Sfințire? Să vedem așa, ca și construcții, sau nu? La chete solare. Bine sau nu? Toți mergem acolo. Asta era unul. În anunțul care s-a făcut, s-au zis două lucruri importante. În ghilimele, unul, că oficialii vor sta înăuntru și poporul afară. Deci va fi exact în Creta. Da? Și al doilea, că după slujbă, toți vor trece prin altar. Care iară treabă. Și ce-i cu asta? E la altar?
E super. După acceptarea, după acordarea patriarhului autocefaliei, mă rog, după acordarea patriarhului Bartolomeu autocefaliei Ucrainei unor schismatici, restul patriarhiilor nu sunt vinovate și de acceptarea acestor greșeli, aceste greșeli. Εδώ ο Πατριάρχης ονομάζει το Κοράνιο Άγιο. Πατριάρχος Βαρτολομαίου ονομάζει το Κοράνιο Άγιο. Είπε ότι οι Άγιοι Πατέρες πλανήθηκαν από τον διάβολο. Αφιερμά το μεγάλο που οι Σύνδεσοι Παρίντς ο φως των Σελάς του διάβολου. Είπε ότι η Παπική είναι κανονική εκκλησία του Χριστού. Ασκούς, Παπιστάρχη είναι η Ισέδικα Αντεβαράτα του Χριστός. Είπε ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, οι Προτεστάντες, έχουν εκκλησία και χάρη όλοι τους. Protestanții din Consiliul Mondial Bisericilor sunt biserică și au har. Ipe fovera pragmata, echi pe fovera, fovera selesis. A spus erezii îngrozitoare. Că tora fa neastune de din autocefalia de Ucrainias. Și de biserică ce celălalt de nou sunt mici și acum o să răbese vor de autocefalia din Ucraina. Tot ce chiar o ticat. Atâta timp ce au făcut. Tora de autocefalia tu se neaxe. Acum o să răbese de autocefalia din Ucraina. Ochi pus sine sosto. Nu că nu-i bine să le pese. Ala se afta cu hicanii, nu-i tipote. Dar față de ceea ce a făcut până acum, asta e nimic. Cu Egeu Sinevis din Elada, același lucru s-a întâmplat în Grecia, cu canenas ierea de milice ia din sinodul de Scritis, unde nu vorbea împotriva sinodului Creta, ala molis tu spiraxane to mistor, din mistodosia, ole fonazul. Dar de data ce s-au achis de salariul lor, toți au sărit în sus. O să vă spun ceva la ce se referă. S-a anunțat duminica trecută că mulți preoți din Arhiepiscopia Atenei, care este condusă de Arhiepiscopul Ierulin, au întrerupt pomenirea lui duminica trecută pentru faptul că a apărut această problemă cu salariul. Deci știrea vorbește de foarte mulți. Da? Zice pe Andrei, unde ți-e inima, acolo ți-e și pomoara. Sau care? A adus un lucrător acea întrebare. Deci, când se spune mărire ție și când se spune slavă ție, Doamne? Asta este o întrebare mai greu de tradus, că în greacă nu este decât o formulă. Doc s-a simt. Doc s-a cum se traduceți? Slavă. Păi da, asta este. Mărire? Mărire? Mărire are alt cuvânt în greacă. Megalim. Doamne miluiește în loc de Doamne mântuiește. Noi spunem în continuu Doamne miluiește, nu Doamne mântuiește. În greacă este Kyrie eleison, de la verbul eleo, care înseamnă Doamne miluiește. Deci Doamne miluiește. Da. Doamne mântuiește se spune soson Kyrie. Când zice mântuiește Doamne cu poporul tău, troparul crucii, începe cuvintele soson Kyrie. Ori greftenile au ca și răspuns Kyrie eleison. Doamne, iubiește. Dar Părintele Vasile a terminat de citit ieri la altă carte aceasta și v-a spus recomandă. Pot să nu face subiectul nostru. Spune. Ia, știți, dacă cuiva expiră o carte de identitate, de la anul se zice. Încă nu sunt cu chip. Încă nu sunt cu chip. Le faceți acum. Carte de identitate. La Masfiro, chitați-ne la vinte. Emas, aftul problemă să ne gândiți pateores. Ceea ce noi spunem ca părinții gândiți. Este discolo de tema. Este că este un subiect greu. Chine poli megală. Și mare. Είπαμε ότι ταυτότητες που περιέχουν το 666 δεν θα πάρουν. Έχουμε spus că actul de identitate care conțin 666 nu mă vom avea. Λοιπόν, δεν είναι το χάραμα στο χέρι και στο μέτωπο. Nu este
pecetea pe frunte și pe mână, despre care vorbește acum. Ala o și pe Gheorghe Stoicius. Și așa cum spunea Sfântul Vaisa Gheoritu. Conobio, Patir, Mateus, Masleu, Pedro de Homaste. Despre care Părintele Matei și alții spun că nu l-am acceptat ca Sfânt. Afti are ghetat o tărtume, afta cu lei. Însă oare vor accepta ceea ce spune Sfântul Vaisa? Ghetia tia filenă, tine nu ne tipă de electronică cartea. Ei spun că acte electronice sunt nimica, nu e nicio problemă. Η ταυτότητα με το 666 είναι ενυπόγραφη άρνηση του Χριστού. Și are ca titlu Uniți într-o slujire a lui Hristos. Aici avem și doi părinți și un post așa realitate ca autor. Îngrădiți, nu? Îngrădiți. Da? Îngrădiți, nu? Sunt grădiți. Părintele ca autor, părintele Gheron Sava la Dăuzo, și mulțumim că l-am aici, în țară. Gheron Hariton Atonitru. Nu pot să gândesc. N-am ce să gândesc. Părintele Domnul Ciprian Nastaicu, profesoara Mihaela Cristina Popa și Cristian Nicolae Bucuroiu. E o carte foarte, foarte bună. Aici găsim răspunsul la toate întrebările. Eu am citit-o cu poftă mare, așa, și vă recomand deja tot așa. Înțeles că e foarte ieftin ca preț, 30 de lei. Părintele Ciprian face așa un conspect frumos și prezinte cele mai importante lucruri așa, pe care le-a petrecut dânsul și în experiența autora, încât dacă o adăugăm la Cartea Minunată Străjerii Ortodoxiei, reprezintă o comarcă într-un mare. Înțeleg că până acum deja s-au epuizat un număr de cele care au mai rămas sunt cele de pe masa aceea. Da, multe s-au văzut. Adică în două luni, am spus 500, mai sunt 30. Da, da. Deci, eu am citit foarte, foarte, vă rog, așa, cu toată legătura. Găsiți, e ca o bibliotecă de așa. Ceea ce este bun la cartea aceasta este faptul că prezintă în mod cronologic sub forma 116 articole și studii, ceea ce s-a întâmplat în cei 2 ani, de la Sfânt din Creta până la apariția ei, adică acum 2-3 de zile. Și cineva care n-a citit nimic despre subiectul acesta, mă gândesc că sunt majoritatea de oameni care știu foarte mult ce s-a întâmplat. Dacă citește, poate să-și facă o idee destul de complexă despre realități și așa cum s-a întâmplat și în ordinea care s-a întâmplat. Că e foarte important să știi când s-a întâmplat ceva pentru a înțelege exact de ce s-a întâmplat, care au fost cauzele și așa mai departe. Lucrul pe care am ținut cu din adinsul să pun aici ca din dragoste față de Hristos și vreau să-l sublinez aici, pentru că eu cred că este un lucru care ne trage înapoi. Este practica despre care probabil mulți ați auzit, cu împărtășirea la cuvință și cu spovedania prin pipuri, altele astfel de înșelări, care aduc foarte mult rău, sunt bisericii, și aici există răspuns teologic la toate acestea, nădăjduind ca cei care se ocupă cu așa ceva să nu mai facă, pentru că rezultatul că consecința unei astfel de practici este îndrăcirea mireilor care o acceptă. Eu știu cauze personale de oameni care au făcut-o, oameni care de-abia au scăpat de ceva. Îngrădirea de erezie nu înseamnă că fiecare face ce vrea. Pentru noi preoții, noi știm ce înseamnă, cât de ne este de greu că trebuie să ne ferim nu de unul, două pericole. Preoția înseamnă să te ferești de mii de pericole și calea pe care se merge este una foarte, foarte subțire și foarte, foarte greu de mers.
Preoția nu e ușor, e foc. Și în momentul în care nu mai ești foc, te pârlit. Cel puțin spus. Și de aceea, cu durere sau, au fost o parte din părinți care au întrebat pomenirea, care nu au considerat că această balciocorire a tainei Eucharistiei merită să fie combătută așa cum se cuvine. Oriunde s-ar întâmpla așa ceva, ea poate fi comparată, să vă spun două vorbe, cu ceea ce s-a spus la Conciliul II Vatican, în care s-a pus problema așa. Unde este prezent Hristos în biserică? De vreme ce are un locțitor, îl consider că e cam absent, da? Și au zis, Hristos este prezent în Euharistie. Învățătura nu se spune că Hristos este Euharistie, dar la ei Euharistia, care de fapt nu e Euharistie, este un amestec de Hristos cu pâine. Ei spun accidenți, noi am spune un fel de euri. Ei spun că Euharistia este Hristos cu pan, cu pane, din pane, sub pane. Adică e pâine cu Hristos, ca și cum ai face nu știu ce. Da? Și Hristos este prezent în Euharistie, ziceau ei, și este prezent în pan. Unde este prezent mai mult Hristos? A doua întrebare. Știți că scolastica este o știință teologică, demonică, care desfică fiul Papa. Hristos este mai prezent în Papa decât în Hristos, au răspuns papistași. De ce? Pentru că în Euharistie Hristos e mult, în Papa Hristos vorbește. Asta se întâmplă simplu, înțelegeți? E, asta este sora împărtășirii la Mântuiuță de către Mireanu Simplu, care ia, cum îi zice, Doamne, scobitoarea și înfige o bucată de împărtășare cu scaldă și o rupe, Dumnezeu știe pe unde sare aia, îi dă telefonul omnicului, primește dezlegare prin pip și alte. Da? Saltă, acum și te bucură Siloana, îi zice ortodoxul. În cazul ăsta salt, acum și te bucură Iavule când se întâmplă așa ceva. Să avem mare, mare grijă. Ispita mare, asta este. Să mergem după cei care sunt mulți, sunt cunoscuți, sunt nume mari, ne asigură, ne poartă crucea, dacă se poate, spune așa. Nu o să reziste în lupta aceasta decât cel care știe că ea va fi terminată prin moartea lui Hristos. Asta e realitatea. Cine crede că o să o venteze sau așa, și să câștige și mântuirea și să o ducă și bine, se înșeală. O să ajungă la judecată și o să aibă marea, Doamne ferește, marea surpriză să-și întoarcă Hristos fața la el. De asta începem Sfântului. Deci cartea aceasta este nimic pentru că ceea ce va apare, adică studiul acela despre Sfinții Părinți de la Sfântul Ecumenice, studiul acesta pe care a făcut Părinte Sava cu documentul referitoare relației despre biserici și așa mai departe. Însă și acestea necesită un pic de timp, că suntem puțini. Și avem și ispite și avem nevoie mult de rugăciunile dumneavoastră ca să putem face acest lucru. Părinte Ciprian, ați tradus o scrisoare de la Avironul Greci, în două părți și mai o parte se mai traduce și aceea sau... Da, mi-aduc aminte că am rămas la un moment dat pe acolo, am pus un vau roman acolo, așa, și cu el am rămas. Sincer vă spun, odată cu apariția acestei cărți, eu am considerat că, personal, vine vremea ca cei care întreabă să mai citească și citească niște răspunsuri și apoi să mai urmeze o altă tură de întrebări. Că și în sport mai există într-o pauză. Da? Acum, numai Dumnezeu știe, Părintele Sava Saracu, cât de mult se străduie și zi și noapte să facă și părinții ei sunt o echipă. Și lucrează pe limba pe care o știu de mici copii. Noi suntem mai puțin tăi. Și cartea aceasta, o spun public, în afară de 2-3 părinți din țara asta care au comandat-o pe mișoșilor, dintre cei care s-au întâlnit de risc, hai vreo 5. Niciunul. De ce? Pentru că m-am ocupat de sinteza lor. Au fost două luni din viața mea pe care mi le-am pierdut, ca să zic așa, să adun ceea ce a produs deja. Ele pot fi găsite toate aceste articole în site-urile din Sfântul Efrem. Nu e nimic a ieșit din comun. E doar muncă. Da? Însă, atâta vreme cât credincioșii sunt ținuți în ascultarea
față de cineva și nu sunt lăsat să citească, așa sau sunt îndemnat să nu citească, de ce să nu citească? Sfântul Vasile cel Mare ne îndeamnă să citim și de la unul și la unul. Deci o să mai fie, o să mai fie atât sau poate mai târziu? Dacă ajută Dumnezeu, da. Toate la rândură. Da? Presupunem că sunteți într-o vizită turistică într-un oraș mare unde există o catedrală catolică renumită și intrați să o vizitați. În momentul în care ați intrat, începe slujba catolică. Cum reacționați? Fugim afară. Vă spun eu, ca să înțelegeți un lucru. Comuniunea cu erezia, comuniunea bisericească, înseamnă să participi în mod activ la această rugăciune. Cum se participă activ? Preotul spune, Domnul se rugă, la care credincioșul, credincioșul spune, Doamne, primește. Atâta vreme cât eu nu mă rog împreună cu cineva, chiar dacă în momentul ăla a început, să zic așa, slujba, sau eu știu, că se poate nu faci pe la noi, nu mă acuză nimeni de nimic. Deci totul vine din faptul că în Ortodoxie rugăciunea se realizează tot timpul ca un dialog, da? Între două grupe de persoane, clerici, clericul și irenii, și acest dialog urcă spre Dumnezeu. Aceasta este esența comuniunii bisericii de rugăciune. Nu este unul care vorbește în numele celuilalt. Dacă preotul face slujbă și preotul la un moment dat nu mai are cine să-i răspundă, el trebuie să încheie slujba. Când am fost acum săptămâna trecută la Sfântul Ioan Rusu, de oriunde, la Sfântul Ioan Rusu, Nebia, da? Deja e obiceiul acolo, ca preotul, să facă vecernia singur. Că nu are cântăreț, că nu știu ce, dar îi interesează sfintele canoane să facă slujba singur. Sub orice, în orice situație ar fi. Da? Este istoric pentru sala asta, răspundă și eu, da? Arbu însemna papicon nou, e unul în adultul post Christus, e artist diagodiatus. Ima se mis enohi, ia chinonia cu tineresc, m-am mis pe cum e mesta cu un nou anichizia cu tineresc. Dar și pe nu putem spune că nu putem, nu poate spune că interesava că suntem vinovați de ceva, de faptul că a început slujba și ne-a prins acolo, dar în primul rând n-avem ce să căutăm acolo, ce să facem noi ca și turiști într-o biserică catolică. De ce motiv nu trebuie să mergem noi? Γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο, για ποιο λόγο λέμε ότι δεν πρέπει να λέμε χαίρετε στους ερετικούς? Din ce motiv să vă spunem că nu avem voie să îi salutăm, să le spunem bucură-te, cum era salutul Pascal, da? Să le spunem bucură-te ereticilor. Γιατί το χαίρε σημαίνει ότι είσαι καλά εκεί που είσαι και να χαίρεσαι γιατί θα σωθείς. Pentru că bucură-te înseamnă ești bine acolo unde ești și bucură-te o să mutuiești. Όταν λοιπόν κάνουμε μια επίσκεψη στο ναό, în momentul în care vizităm o biserică, τον παπικόν, a papistașilor, είναι σαν να λέμε ότι, εντάξει, δεν έχουμε και καμία διαφορά με τον Ασί. Spune că nu avem nicio diferență în credință. Οπότε δεν χρειάζεται καν να πάμε. Deci nu e nevoie să merg. Și aș vrea să completez o experiență personală. Am fost acum câțiva ani în Barcelona, un corp, în Brașov. Și a fost o duminică. Eu duminică am căutat o biserică ortodoxă care să slujesc. Era la intenționă, cred, da? Și m-am primit părintele protocol de Barcelona, am slujit cu el, a fost foarte frumos și apoi cei din cor se duceau la Sagrada Familia. Asta este cea mai mare catedrală din Barcelona. Interesant că vom papista și vede, păi ea gata, de-aia nu-i gata. Încăturile se lucrează la ea, e foarte înaltă și au macarale la mare înălțime și așa. Și ne-am dus până acolo că trebuia să ne întâlnim cu grup. Când am ajuns pe strada unde este ea, văd un restaurant din Sagrada Familia, pentru că nu m-am prins despre ce-i vorba. Când am ajuns în fața ei, deasupra ușii, era făcut în piatră, care este făcută așa cu multe bazuri în relief, așa, era făcut Maica Domnului cu pruncul și cu dreptul Ios, dar sub formă de Sfânta Familie. Da? Sfânta Familie este o erezie. Și atunci mi-am dat seama că acea catedrală este închinată ereziei Sfânta Familie. Și în momentul respectiv, fiind la ușă, ce să mai stau să mai intru înăuntru? În momentul ce m-am convins că acea clădire este închinată unei erezii, nici măcar ca turist, n-am mai pus nici poză n-am făcut, pentru că nu este decât un lucru mare făcut în cinstea unui mare minciun. Vă rog, și
dezvoltați ideea de erezia Sfânta Maria? Da, erezia Sfânta Maria ce înseamnă? Ea este exprimată în iconografie, în imagistică, ca zic așa, prin faptul că Iosif este închipuit foarte tânăr. Deci vezi un bărbat tânăr, o femeie, o tânără și un copil. Ceea ce te duce cu gândul că acolo este un copil. El e tata, ea e mama și copil. Ori adevărul istoric este că momentul în care Maica Domnului a ajuns la vârsta de 12 ani, da? Ea a rămas orfană și în momentul în care se ajungea la această vârstă, copiii orfani erau credințați sub tutelă, ca să zic așa, unei familii, da? Ca să rămână singur. Ori ea a fost credințată dreptului Iosif, care la vremea aceea era în jur de 80 de ani. De unde știm aceasta? Pentru că la evrei, listele cu genealogia și cu familiile și cu cât a trăit fiecare și așa mai departe, se păstrează cu sfințenie. Da? Deci el era mult mai în vârstă. Fecioara Maria, când a avut buna vestire, da? Avea 15 ani. Când l-a născut de Mântuitor, avea 16. Era o tânără fecioară, aproape o fetiță, ne zicem. Da? Ori el era foarte în vârstă. Nu putem să-l înfățișăm ca fiind tânăr de o vârstă foarte apropiată cu el. Da? Și el era tutorele legal, purtătorul de grijă, în niciun caz, cuvântul de logodnic, da? Este folosit în Sfânta Scriptură pentru că în limba ebraică este foarte săracă în cuvinte, iar pentru relațiile de familie se folosesc un cuvânt cu mai multe sensuri. Ori acest cuvânt folosit acolo, original de logodnic, are sensul de tutore legal. În niciun caz, logodna de dinainte de nuntă. Da? O ultimă întrebare mai este. Între credincioșii îngrădiți de erezie, există uneori anumite neînțelegeri. Nu reușesc să fie întotdeauna uniți, se iscă unele cercuri legate de chestiuni organizatorice. Dar și cu privire la folosirea termenului eretic. Cum ar putea fi evitate aceste conflicte ca să putem urma cuvintelor Mântuitorului pentru aceasta vă cunoaște toți că sunteți ucenici ai mei dacă veți avea dragoste unul față de altul. Όντως υπάρχουν προβλήματα μεταξύ μας. Εντραδεβόρ, εσείς είστε προβλήμα εντρε νόη. Και όντως, από εκεί θα γνωρίσουμε όλοι ότι είμαστε μαθητές του Χριστού από την αγάπη. Și într-adevăr, vor cunoaște toți că suntem ucenicii lui Hristos după dragoste pe care avem. Η αγάπη όμως δεν είναι από υπόθετη. Însă dragostea nu este lipsită de premise. Η αγάπη περιέχει μέσα την αλήθεια. Iubirea conține în ea adevărul. Και χωρίς αλήθεια δεν υπάρχει αγάπη, χωρίς αγάπη δεν υπάρχει αλήθεια. Φορά δεν μπορεί να ζήσει γιουμπίρε, για να φορεί γιουμπίρε να ζήσει αλήθεια. Αν αγαπάς κάποιον θα του πεις όλη την αλήθεια. Δα που γιουμπέσαι και με πά, εις πει το αλήθεια. Όσο σκληρή και να πάρεις. Όρκο δεν του ράθει αυτό. Και όταν λέμε εμείς ότι έχουμε πέσει, ότι και αυτοί οι επίσκοποι που θεωρείται ότι ήταν ο δόλος έχουν πέσει στην αίρεση, είναι σκληρό. Și în momentul în care le spunem că acești episcopi care se consideră ortodoxi și au fost în erezie, este un adevăr turn. Din aliția, όμως. Însă este un adevăr. Το θέμα ποιο είναι. Όλα αυτά δημιουργούνται για τον εξής λόγο. Toate acestea însă se apar din următorul moment. Δεν γίνεται σωστή εξήγηση των πατέρων. Nu are loc o interpretare corectă a învățăturii Sfinților Părinți. Και δεύτερον, πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει η Αγία Ζωή που πρέπει να έχουμε ως χριστιανοί. Și al doilea lucru mai important este că nu există o viață sfântă pe care ar trebui să avem ca și creștini. Βγαίνουν πολλοί θεολόγοι στο επάγγελμα και στο όνομα. Ies în față mulți θεολόγοι ca meserie și ca faimă. Οι οποίοι όμως δεν έχουν κάνει ποτέ σε μοναστήρι. Care însă nu au trăit niciodată într-o mănăstire. Δεν έχουν κάνει ποτέ υπακοή τους πουθενά. Nu au făcut ascultare niciodată de cineva. Δεν ξέρουν από πνευματική ζωή.
Nu știu ce înseamnă viața duhovnicească. Και επειδή είναι πατρολόγοι ή θεολόγοι στο όνομα, νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα. Și pentru că sunt patrologi sau teologi cu numere și consideră că știu tot. Και δεν ξέρουν τι κάνουν οι άγιοι στη ζωή τους. Însă nu știu ce au făcut sfinții în viața lor. Και μιλάνε για δυνητικούς κανόνες. Și vorbesc de canone opționale. Και μιλάνε ότι υπάρχουν κανόνες που ή αν θέλουμε τους κάνουμε, αν δεν θέλουμε δεν τους κάνουμε. Și că există canone pe care le acceptăm, le primim, le respectăm și altele pe care nu le respectăm. Και αυτοί είναι θεολόγοι και πατρολόγοι. Și aceștia sunt teologi și patrologi. Από εκεί να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. De aici să înțelegeți în ce stare ne aflăm. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Noi ce trebuie să facem. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την αγάπη του Χριστού. Tot ceea ce facem este din dragoste față de Hristos. Και εμείς ιδιαιτέρως ως μοναχοί. Iar noi special ca monahi. Όπως λέει εδώ πέρα ο Άγιος Θεόδωρος του Προστοδίτης. Așa cum spune aici Sfântul Teodos Titul. Πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα στον κόσμο. Trebuie să dăm exemplu lumii și mirenilor. Ό,τι κάνουμε λοιπόν, το κάνουμε για την πίστη μας και για την αγάπη του Χριστού. Tot ceea ce facem este pentru credința noastră și pentru dragostea față de Hristos. Και ναι, μπορεί να υπάρχουν μεταξύ μας αυτά τα προβλήματα. Și chiar dacă există de noi anumite probleme. Όμως εμείς δεν θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με κακία σε αυτούς, με αυτούς τους ανθρώπους. Σε noi ar trebui să abordăm cu răutate aceste probleme. Αλλά να κοιτάζουμε την πορεία μας. Și să ne vedem de drumul nostru. Που είναι ο πόλεμος με την αίρεση του οικουμενισμού. Care este războiul împotriva αιρεσιei οικουμενισμului. Να μην έχουμε κοινωνία με τους αιρετικούς. Să nu avem comuniune cu αιρετικοί. Και να προσπαθούμε να βελτιώνουμε τους εαυτούς μας σε προσωπικό επίπεδο. Și să ne străduim, să ne îmbunătățim pe noi înșine, să fim mai buni în viața noastră personală. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε σταυρό μπροστά μας. Έχουμε σταυρό να σηκώσουμε. Aceasta înseamnă că trebuie să înțelegem că avem o cruce în plus. Δεν είναι εύκολη η ζωή του χριστιανού. Viața creștinului nu este simplă. Μην περιμένουμε από τώρα και έπειτα εύκολα πράγματα. Să nu așteptăm de acum înainte cu simplu. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπήκαμε στο καιρό του διωγμού. Trebuie să înțelegem că am intrat în vremea prigoană. Θα γίνουν χειρότερα ακόμα τα πράγματα. Vor avea lucruri mai rele. Θα μας κατηγορούν όλο και περισσότερο ότι είμαστε σχισματικοί, σεκταριστές, αιρετικοί. Ne vor acuza din ce în ce mai mult că suntem schismatici, eretici, sectari. Δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω. Va trebui să nu dăm înapoi. Θα πρέπει να μιμηθούμε τους αγίους μας. Va trebui să imităm pe Sfinți. Αύριο έχουμε την Αγία Κατερίνη. Μόνο αύριο έχουμε την Αγία Κατερίνη. Σήμερα με το δικό μας, με το Αγιορείτικο, είχαμε τον Άγιο Μινά και τον Άγιο Θεόδωρο, τον Στοδίτη. Astăzi, pe calendarul nostru, pe care ținem Sfântul calendarul vechi, l-am primit Sfântul Arunci Mina și pe Sfântul Tătostudit. Ποιο είναι το παράδειγμα τους? Care este exemplul lor? Δώσανε το αίμα τους για τον Χριστό. Și-au dat σύγγελε. Και εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε μια διακοπή μνημοσύνη. Și noi nu putem să întrupăm comunia. Και μόλις μας πούν ότι είμαστε σχισματικοί, αιρετικοί, κατευθείαν τεινάζομαστε στον αέρα. Și de data ce ne spun că suntem σχισματικοί sau αιρετικοί, de data să ρίμα. Τι θα πρέπει. Αυτή είναι η αγάπη μας για τον Χριστό. Aceasta este dragostea μας. Αυτή είναι η αγάπη μας για την Εκκλησία. Aceasta este dragostea față de Biserică. Τόσο πολύ αγαπάμε την Ορθοδοξία. Așa cum tot iubim Ορθοδοξία. Που δεχόμαστε να έχουμε κοινωνία με αυτούς που τη βρίζουν. Că acceptăm să fim în comunie cu cei care înjură. Θα μείνουμε λίγοι. Vom rămâne puțin. Θα μείνουμε λίγοι. Să rămânem puțin. Να έχουμε τον Χριστό τουλάχιστον. Dar măcar să avem pe Hristos. Ο Χριστός είπε όπου δύο και τρεις συνηγμένοι στον ημών ονομαϊκή είναι το μέσο αυτό. Ο Χριστός ας πούσε όλο τους δύο σαν τρεις αδουνάτς στον ημών ονομαϊκή, ακόλου voi fi și eu. Γιατί κάνουμε αυτή τη σύναξη σήμερα. De aceea am făcut această σύναξη astăzi aici. Για να μιλάμε και να έχουμε για να μιλάμε μεταξύ μας μόνο. Doar ca să vorbim între noi. Δεν το κάνουμε για να δώσει δύναμη ένας τον άλλον σε αυτόν τον αγώνα. Nu am făcut-o ca să își dea unul altuia putere în această luptă. Δεν το κάνουμε για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε τον αγώνα. Nu am făcut-o ca să știm cum vom continua această luptă. Δεν το κάνουμε για τη δόξα του Χριστού μας. Am făcut-o pentru slava lui Hristos. Γι' αυτό το κάνουμε. De aceea. Οτιδήποτε κάνουμε, tot ceea ce facem, ο αγώνας αυτός γίνεται για τη σωτηρία μας. Această luptă are loc pentru mântuirea noastră. Και για τη δόξα του Χριστού. Și spre slava lui Hristos. Amin. Amin. Αυτό πρέπει να έχουμε μέσα μας.
Acest lucru trebuie să-l avem în inima noastră. Aftă mă se îndiaferi. Acest lucru ne interesează. Se mă se îndiaferi. Ute o eaftoși mă. Nu ne interesează nici ce ute aștă mă scotoșu. Nici dacă ne omoară. Ute tita patul meu de tipă. Nici ce o să pățim. Nici nimic. Mă se îndiaferi, nu mă stăme tot Hristos. Ne interesează să fim cu Hristos. Și aftă e nepucare tot agonă mă scatară și timpul. Iar acest lucru face ca lupta noastră să fie curată și cinstită. Και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε ομιλίες. De aceea vom continua să facem και να κάνουμε συνάξεις. Și συνάξεις. Γιατί δεν ήταν μια ομιλία του Πάτερ Σάββα, του Πάτερ Κυπριακού, του Πάτερ Εφραίμ, του Πάτερ Βασίλη. Pentru că n-a fost o ομιλία a unei dintre părinții prezenți aici. Είναι μια σύναξη όλων μας. Και a fost și este o συνάξη, o adunare a tuturor, a noastră tuturor. Για να δυναμώσει η αγάπη που έχουμε για τον Χριστό. Ca să se întărească, să se mărească dragostea pe care o avem față de Hristos. Εγώ με αυτά θα κλείσω. Eu cu aceste cuvinte voi încheia. Θα ευχαριστήσω πολύ τους πατέρες και τον Πάτερ Αντρέα και τον Πάτερ Κυπριανό, τον Πάτερ Εφραίμ φυσικά και τον Πάτερ Νικόδημο αλλά και τον Πάτερ Βασίλειο. Le voi mulțumi părinților Andrei, Ciprian, Εφραίμ, Νικόδημ și Βασίλε. Τους ευχαριστώ πιο πολύ γιατί είμαστε σε αυτόν τον αγώνα μαζί. Le mulțumesc în primul rând pentru că suntem împreună această luptă. Και αυτό μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε όπως και εσάς. Și acest lucru ne dă putere ca să continuăm așa cum ne dădești și noi. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας. Δημιουργήσε την επιλογή της δεπενού με τότε. Να μας ξυπνήσει όλους τους ορθοδόξους. Σε να εντρεζάσει τα δεπενού με τότε ορθοδόξοι. Έτσι οι ορθόδοξοι να είναι φως και για τους αιρετικούς και για τους αλλόθρησκους. Pentru ca ορθόδοξοι să fie lumină și pentru eretici, dar și pentru băgâni. Γιατί όταν ένας χριστιανός αγωνίζεται για την πίστη του, pentru că atunci când un creștin luptă pentru credința lui, δίνει το φως σε όλη την οικουμένη. Dă lumina lui, oferă lumina întregii lumi. Και με την πράξη του κάνει, εκπληρώνει τις δύο εντολές του Χριστού. Și prin faptele lui împlinește două porunci ale Hristos. Να αγαπήσεις Κύριε τον Θεό σου με όλη σου τη δύναμη της ψυχής, με όλη σου την... Să iubești pe Dumnezeu din toată inima, din tot bugetul și cu toată puterea ta. Και να αγαπήσουμε τον συνάνθρωπό μας όπως τον εαυτό. Și pe să-L iubim pe aproape nostru ca pe noi înșine. Αυτά να μένουμε σταθεροί. Să rămânem statornici în acestea. Amin. Mâine seară, cu ajutorul Dumnezeu, o să ne adunăm în Iași cu frații de acolo. La ora 5. Veniți la Iași, la Iași. La Iași. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cear cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te slăvim. Dumnezeu, ca să-L lași, ca să-L iubim de oameni, totdeauna, acum și purul de aia și în veci vecilor. Amin. Mulțumim.